din casă nu mă place nimeni din casă, eu sunt cea mai respingătoare persoană de aici. Asta am dedus eu. Orice fac, simt la mea prezență. Și dacă eu stric casă zonul 2, atunci vă rog frumos, dacă voi așa mă considerați, atunci puteți să mă votați. Nona, e curios, Patrick, cum ai visat. Da. Cum l-ai visat pe Ionuț, Nona? Pe mine, Nona, nu mai peste tot. Ia lasă, luăm mai ușor, pentru că și așa spune că îmi bat joc de tine. Lumea, tu n-ai văzut ce comentarii scriu acolo? Dar tu vorbești cu lumea sau cu mine? Păi, dar nu vreau să te stresez nici pe tine. Fă tu pași. Patrick, să te grăbești puțin, că dacă îmi revin sentimental, atac. A, deci tu, Nona, să înțeleg că ai fi disponibilă să-l cunoști și pe Ionuț? Da. Mie, el îmi place ca bărbat. Dar zici chestia asta cu Ionuț, era ironică sau? Jură-te! Patrick, tu ieri ai venit la noi în casă, corect? Da. Și stătea așa cu spatele și când deschidea gura Natalia, tu vorbeai numai cu ea. Adică corpul tău, gândul tău, o ascultă mai mult pe ea. Pe Nona știi deja că e acolo, dar tu stai și vrei să vânezi. Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Mamă, neața, Cristina! Bine, Radu! Neața, fetele! Hai, bună dimineața, fetele! Bună dimineața, raze de soare! Ce faceți? Extraordinar! Ce faci, Radu? Bine, Cristina, ce faci? Voi? Foarte bine, cum ești... te simți? Foarte bine mă simt, Cristina, vreau să zic că ești foarte frumoasă în dimineața asta. Să știi că te-am visat aseară, Cristina. Da. Urma să-i spun eu. Să știi că toată casa iubirii te-a visat pe tine, Ionuț. Ionuț! Voi ați zis că ieri am făcut o glumiță cu Ionuț, să nu te superi dacă o să vezi. De ce glumiță? Că nu mai știu. Doamna Andreea m-a întrebat că sunt îndrăgostită și am făcut așa din cap și a spus că la cine te gândești și era de înțeles că la tine și am făcut o ironie cumva la Ionuț. Să nu... Să te plângi, Radu. Ia uzi, Radule. Acum întrebarea mea e următoarea. Ești îndrăgostită de mine? Sau era ironică cu faptul că ești îndrăgostită? Sau... Nu, că la cine mă gândesc? Eram ironică în sensul că toată lumea știa că la Radu și eu am zis că la Ionuț. Ei, hai, acum ce să zici și tu? Ei... Și eu care voiam acum să-ți povestesc ce am visat, da? Dar, nu plânge, Radu! Ca să spui înainte, să Cristina, vrei. Radu a visat că noi doi eram la o masă, luam cina și el ne servea. Radu, ăsta e visul tău? Nu. Haide, spune, te rog. Doamna, dacă ar fi fost visul tău? Am visat că eram mutați împreună. Așa. Că ultima secvență pe care mi-aduc aminte, eu eram în pat undeva, era becustiți, mă uitam la televizor și te era undeva pe la bucătărie și i-am zis, Cristina, te rog frumos, adu-ți și mie. Era o spătăriță. Și ai mi-adus suc, nu știu, erai în pijama, erai cu papuși de casă și ai venit la mine și mi-adus suc. O, ceva de genul. Dar toată noaptea doar tu ai fost, nu știu, ai fost doar tu, un vis. Înseamnă că te-ai gândit la mine. Păi și sus, când m-a întrebat cineva de la styling, așa, m-a întrebat nu știu ce și în loc să zic al numea, zis Cristina. Adică... Oricum, toată lumea cred că am avut câte un vis mai puțin frumos, mai mult urât. Păi la Drupal Creasu. Tu nu mi-ți zic că tu ai zis că ai visat frumos aseară. Păi eu am visat frumos, tu ai visat urât, fratele. Dar ce să zic, dacă ești îndrăgostit de Ionuț acum? Andrei, dar ce ai visat? Andrei, ai visat-o pe Bia. Cine ai visat, Andrei? Eu am visat ceva fericit. Mai mult decât frumos și maxim. Ce poate fi mai mult decât frumos, Andrei? Vă dați seama. Okay, uzi, nu se vorbește la televizor. Dar zi, zi tu. Dar poți să-mi spui dacă e legat de Casa Iubirii? Da, e legat de Casa Iubirii. De vreo fată din Casa Iubirii. Dar spune ce ai visat. Da. Pe cine? Emma, să nu-ți mai iei bluza aia pe tine. Întreba Bia ceva. Mai întreabă Bia încă o dată. Ceva erotic. Tricotul. Dar pe cine? Pe cine? Nu vreau să spun cum după se interpretează. Da, zi, ce e un vis? Mai tare se interpretează așa. Natalia.
Să-ți fie de bine. Ia mai repede, nu întrebai. Mai bine nu întrebai. Mai bine nu întrebai. Oricare v-ați îndreptat spre Natalia. Natalia, ce frumos să stă cu insignia aia la piept. Așa? Și mie îmi place. Te potrivești cu Andrei la bocanci? Doar încălțăminte cu Andrei, dar în schimb eu sunt în alb, în verde. Păi tu te-ai îmbrăcat în alb când arunci în zăpadă să nu te găsească. Da, exact. Nona, e curios, Patrick, cum ai visat? Da, da, da. Cum l-ai visat pe Ionuț, Nona? Vreau să știu. Deci, când am intrat în casă, eu am spus că aș vrea să-l văd pe el în casă și foarte multe secvențe mi-s trimit, adică să fim noi doi. Eu, am văzut Ionuț. Și o grămadă fanpage-uri pe TikTok. Văzut și, am văzut. Și am mai văzut o secvență din când voi ați scris, ați făcut testul ăla, cine își mușcă buzele. Da. Și ai fost unicul care, care a scris adevărat. Da. Și probabil m-am gândit eu, nu știu la ce. Eu nu face nimic și este visat. Parcă eram în camera roșie și vorbeam, dar ne țineam de mână așa strâns, o chestie. Da, romantic, romantic. Era intens. Măcar în vis să-l vreți pe Ionuț, măcar atât. Măcar așa să mă vreți și pe mine. Da. Dacă bun, acum că toți suntem zâmbitori și ne simțim bine, o singură persoană nu se simte bine și vreau să întreb ce s-a întâmplat ieri. Mihaela. Da, foarte bine. Mihaela plângea pare... la baie, dar chiar când am trecut să ne spui eu... ce s-a întâmplat, te rog frumos. Când am urcat ieri, ca să se înțeleagă până la capăt, deci când am urcat ieri scările, am venit în vestiarul băieților, era ușa deschisă la baie la voi, la fete acolo și... Trecând, te-am văzut plângând. Eu te-am văzut pe scări înainte să ajungem în vestiar și nu mi s-a părut că ești tocmai ok. Chiar păreai foarte devastat într-un. Da, ok, astăzi mi-am revenit. Dar poți să ne spui cauza pentru care ai plâns? Din nou, o să cad victimă, deci... Păi dacă ai fost întrebată acum, Mihaela, nu cazi, pentru că ai fost întrebată de noi, n-ai... venit tu singură cu inițiativa. Adică nu e o chestie pe care să, de care să trecem așa fără să ne... Da, noi te-am întrebat și nu cazi, în niciun fel. Da, simt că toată lumea e împotriva mea aici. Ăsta e răspunsul. Nu, am făcut nu am plâns eu. Pentru probabil Patrick, probabil ți-o atins ferește. Cuvintele lui Patrick, cum ne dai, el ți-o... Nu, s-au adunat prea multe. Aici, în emisiune, nu am mai putut să vorbesc. Și ai răbuvnit pe hol. Mihaela, uite, eu mai îmi cer scuze încă o dată dacă te-am supărat, doar că m-a deranjat puțin faptul că ai ridicat așa tonul la Nona și mi s-a părut că ai făcut o afirmație care oricum nu și-avea rostul, că tu păi nu da, vorbești. De ce îți ceri scuze, Patrick, atunci când ești numit fals? Nu, atunci nu, nu, când te numești okay. O sumedenie de chestii care nu-s... Probabil am intervenit puțin agresiv în felul... Și ce? Tu ai început ești prima dată să mă gândești și trebuie să recunoști tu că ai greșit. Ești maker, Patrick. Nu, stați, nu e așa. Dar nu înțeleg de ce... Când Patrick, tu băieți, când Patrick... Avem o discuție, au o discuție băieții cu mine, da? Tot timpul vrei să te baști. Vorbeau toți, tu, stai calm, că vorbeau toți. Deci acum chiar nu mă cer cu nimeni, dar lasă-mă, te rog frumos, să discut păi și eu. Am și eu de să-mi spun. Hai, discută cu ei. Mihaela, ai ajuns cumva la capătul puterilor? Aproape, da. Păi și n-ai de gând să-ți revii? Dar ce întrebare pui tu? Mihaela, dar tu ești femeie puternică, nu, chiar pare o femeie puternică. Ce care ideea? Că ea n-are 19 ani, 20 ani, are 29 de ani, adică ar trebui să fie... Să fie matur, să zic că, bă, stai un pic, ce să mă leg eu cu oamenii? Păi de asta și dacă un băiat de 20 de ani stă lângă tine, vorbește normal cu tine și tu îi spui că, nu știu, cine e lângă el, e bătrână, el doar i-a întors-o, el nu i-a adăugat în plus. Nu i-a adăugat, i-a întors-o și atât. Exact cuvintele care l-a folosit, alea a folosit și Patrick. Nu i-a spus nimic mai mult și nimic mai puțin. O singură chestie de să înțelegi, Mihaela, că cu ce dai, aia primești aici în casa iubirii. Aici nu o să tacă nimeni din gură. Dacă tu vii să mă acuzi cu ceva, eu nu o să tac din gură, îți dai seama. Adică trebuie să fii puternică. Dacă tot îți asumi să spui niște cuvinte, asumă să și primești înapoi câteodată. Nu trebuie să suferi de tare. Câteodată și când tac din gură sau spun un, nu știu, pur și simplu să răspund la o întrebare, totdeauna cineva trebuie să comenteze ceva. De exemplu, Emma. Da. În cazul de față. Emma e ironică. Dar să știți că eu mă simt la fel ca și Emma aici la noi în casă, pentru că și eu sunt ironic cu tot ce se spune aici. Emma comentează. Eu i-am făcut un compliment lui Patrick și plus că mereu îi zic că ești maker, că ești maker. Și el și eu nu-ți. Iubesc. Iubim. Și în orice situație vouă vi se pare amuzant, dar sper să nu ajungeți să fiți în locul meu. Dar care e locul, Mihaela? Nimeni nu te torturează. E casa iubirii, vorbim, discutăm. Nu se întâmplă nimic grav.
Totul e despre totul, cum ești tu. Totul e în tine. Tu cum o interpretezi, așa este. Dacă tu te gândești că totul din prejurul tău este negativ și normal că vezi asta. Păi da, să încercăm asta și noi. Uite, să vă dau un exemplu, Mihaela. Nu mă înțelege. Nimeni din casă nu mă place. Nimeni din casă. Eu sunt cea mai respingătoare persoană de aici. Asta am dedus eu. Draga noastră, Mihaela. Ce faci? Încerc la prezență. Și dacă eu am stricat sezonul 2, atunci vă rog frumos, dacă voi așa mă considerați, atunci puteți să mă votați. Păi, dar noi am încercat să luăm legătura cu tine și să fie tot ok. N-ai încercat să te apropii nici măcar de fete? Eu m-am apropiat de tine atunci când tu pe mine m-ai numit să mă duc la psihiatru. Eu m-am apropiat de tine. Eu ne-am cerut scuze. Am spus că da, să mergem înainte. Și ce s-a întâmplat? Încercați să faceți pace acolo între voi. Păi, dar nu ai cum. Ionuț, nu ai cum. Pentru că orice sfat care îl dai sau ceva de genul, îți primești înapoi. Și Mihaela să încerce să-și corecteze anumite chestii pe care crede ea că le face greșit. Uite, vă dau un exemplu. Asta am vrut să spun. Uite, Robert. Nu vreau să ridic în slăb, dar cred că de vreo două zile începem să ne înțelegem un picuț mai bine. Da. Eu cel puțin ești... ieri n-am avut absolut nicio problemă. Nu am și iertat de un episod adică cu el. Am început să ne acceptăm așa cum suntem, serios, adică n-avem ce să facem. A lăsat și el de la el, a lăsat și de la noi. Lăsăm și noi de la noi, mai lasă și el. Trebuie să facem și așa, că n-avem ce să facem. Doamne, stă să ne omorăm aici. Că știam că o să fie schimbări. De unde știi? Ai văzut partea bună a mea sau cum? N-aș vrea să vorbesc acum prea mult, dar eram sigură. După ce fetele și-au dat cu părerea cine ar vota. Da, oricum e un lucru bun să începem să ne înțelegem cât de cât. Nu-i nimic rău atunci când măcar îți dai seama unii nu-i ok, știi? Și asta zic și la Mihaela, să stai și voi de vorbă cu ea, nu știu, și ea să lase-o cu la ea, să ne e imposibil să eviți scandalul sau contradicția aici în casă. Dar încercați să vedeți și pozitiv chestia, adică sunteți privilegiate că sunteți acceptă-le. M-am simțit pusă la zid. Cu ce? Nu știu de câte ori mă zonă, du-te la psiholog. Oamenii de acasă o să creadă că am anumite probleme. Eu chiar sunt o persoană normală și cu care poți să stai și să conviețuiești. Încă nu am avut probleme de genul să-mi spună cineva că sunt o persoană cu care nu poți să te înțelegi. Da, uite, îți spun o chestie. Cele mai importante persoane din casa asta pentru tine, adică băieții, nu cred că au total părerea asta despre tine. Adică cumva ți le și induci în cap tu. Nu mi-induc. De ce ieri când ați fost întrebați pe cine să votați, a fost singura fată. Nu, tu și Bia. Cine a spus că votează pe Bia? Numai numele meu l-am auzit. Mihaela. A fost mai mult. Marinela a zis de mine. Votul băieților a fost dat din simplu fapt a ceea ce s-a întâmplat în gală și a cuvintelor tale tăioase. Da. Recunoaște că au fost puțin tăioase față de toată lumea. Adică ca să ne putem accepta unul pe celălalt, trebuie să lași și tu de la tine. Mihaela a propus o ia de păr pe Bia. Mihaela a propus să o arunce în piscină pe Nona. Mihaela m-a făcut viperă și nu știu cum. Pe Patrick l-a făcut fals. Mihaela și nu știu cum ești că-l scos pe geam. Adică nu sunt niște reacții normale. Nu puțin, chiar foarte mult și foarte mari pentru așa o vârstă matură. Toți suntem la același nivel, Mihaela, și toți trebuie să ne respectăm și să ne acceptăm așa cum suntem. De-aia nu poți să-i spui unei persoane că-l scos pe geam. În prima fază, cred că doar eu am văzut. Sau să-l scos pe niște fetițe de 20 de ani urâte că ea e mai frumoasă decât ele astea. Eu nu consider că asta e ceva matur. Eu sunt în proces de dezvoltare încă la 20 de ani, deci... Mihaela, într-adevăr, nouă nu ne-ai făcut nimic, dar dacă ne întrebi pe noi pe cine să votăm, noi, automat, dacă n-avem... Eu mă refer, uite, de exemplu, eu acum vorbesc cu Cristina. Eu, restul fetelor, eu acolo trebuie să mă gândesc pe cine votez, pentru că pe Cristina clar nu o să votez, că e a mea. Pe restul trebuie să mă gândesc pe cine votez. Și unde mi se duce mintea decât la tine? Îți dai seama dacă tu nu respecti fetele din casă și așa gândesc toți băieții. Pe cine votez? Da, eu sunt foarte respectată, ce să zic, și de voi. Bine, dacă nu știm povestea, Mihaela, dacă nici tu nu ne comunici și nu ne spui, noi nu te-am respectat, noi băieții, n-ai venit în casă la noi, nu te-am omenit, nu te-am respectat, nu ți-am... Da, tu par cu suc. Da, exact, nu te-am omenit, adică n-am fost... Oameni cu tine, nu te-am ascultat? Uite, eu, de exemplu, nu mă îndreptam spre tine cu votul. Și am zis toată săptămâna spre tine. Păi, dar cum erai să votezi dacă e de la tine și mai ales că... Da, urând din partea ta, încă din partea ta nu mă așteptam, Marinela. Da, Mihaela, dar mi-am schimbat votul... Pentru ceea ce ai spus normal, gală și ce ai vorbit. Normal, tu mergi cu turma. Nu. Dar nu mergea el cu turma. Aici e Mihaela, nu mergi maleabil. Uite, mergi cu turma. Cum l-am atacat, tu n-ai văzut că a fost ironic. De cele mai multe ori. Mihaela. Păi, dar mereu jucam prin priviri. Mihaela, să știi că în gală... Tu ziceai că el face glume cu tine, dar n-avea. Dar el e sociabil, așa e ca persoană. Toată gala o zâmbit. Am zis că nu o să te votez, dar sincer, chiar eram gândul să fac toată, pentru că s-a văzut cumva că nu vrei să fii cu grupul. Vrei să te despargi tot timpul de grup. Asta e ideea. Nu grup, dar ea o numește turmă.
așa, mai clar. Eu nu înțeleg de ce acum toată lumea să-și ceară scuze, pur și simplu pentru că a spus părerea sinceră, personală, fiecare a spus ce gândește. Gândirea altor oameni nu ar trebui să te influențeze pe tine, nici la cei de acasă, nici la băieții ăștia, mai ales că nu te interesează niciunul dintre ei. Tu ești tu, tu știi cine ești și nu are nicio legătură dacă cineva te face regină. Pe mine s-a făcut cineva regină acasă, aș fi spus, wow, mulțumesc. Adică chiar da, dacă era eroi. Ok, eu să-mi aduc o coroniță. Stai la drum. Păi aduci coroniță, ce să zic? Mihaela. Mihaela, și tu te-ai legat de noi, de Radu, că e popular, că eu nici nu sunt atâta de văzut, dar n-am să ridic și tine sus. Și ieri când făceam un comentariu ăla despre tine, că mulțumesc, că vai. E, dar sunt ca idee. Dar e ok, adică am uitat. Vorbești și Patrick mai tare, că nu te auzim. Cum? Dar nici nu a tăcut acum. Am spus ceva de comentariu, de un comentariu care... Bine, ai vorbit odată de Mihaela, nu știu ce făceam, cred că o calitate și un defect și atunci ai început să-i tai... Macaroana. Să-i tai macaroana, da, cum adică spune Alex. Adică asta și tu, Mihaela, te ataci din orice și provoci să se spună ce se spune și să se întâmple ceea ce se întâmplă. Fii mai maleabilă, glumește, râzi, bucură-te de experiență. Acum nu a fost maleabilă, când am avut o discuție cu Ionuț, o simți să intervin aici, câteva persoane în care nici măcar nu aveau okay, dreptul la trebuie. Ok, lasă-le să spună ce vrea să spună, vezi dacă este spre pozitiv sau negativ și după ce se termină de spus, le reproșezi de ce vorbești. Și mai treci pe lângă ele, chiar și treci, acum, exact, mai lasă-le așa, orice. Ce să faci acum, pui tot la suflet. Și câți m-au înjurat Mihaela și câți mă urăsc, n-ai idee. Crede-mă că n-ai idee. Dacă stăm să ne supărăm... Și la cum te văd acum pe tine, când o să apară comentariile alea nasoare despre tine, o să fii distrusă. Eu nu înțeleg exact ce te macină pe tine atât de tare încât nu trebuie să te înțelegi bine cu toate fetele. Ce e acolo atât de grav? Trei lingurițe. Ce este? Nu cu toate acum, să zic că m-am certat cu fiecare, pot să zic. Dar au fost mici discuții, nu totdeauna au fost atât de grav încât să zică că vai, ești cea mai rea persoană de pe pământ. Nimeni n-a zis asta. Uite, asta. Prima oară folosești tu cuvintele astea. Dar uite, eu am văzut un gest frumos din partea Bianca astăzi către tine, am văzut un gest frumos la dans, a venit lângă tine acolo, a dansat împreună, adică mi s-a părut că, bă, gata, s-a stins scandalul, știi? Exact. Asta zic, fii mai maleabil. Și tocmai tu ai spus mici. Gata. Certuri mici au fost, tu ai spus, dar, au fost certuri mici. Nu, știți, băieți, cu mine e mai ușor pentru că eu deja nu mă mai supăr pe anumite chestii și am spus și în vestiar că m-ai făcut tu viperă, m-au făcut și sute de mii de oameni, nu contează. Dar fetele noi, care încă nu au trecut prin tot hate, ceea ce se întâmplă pe internet, o iau foarte personal, foarte, foarte. Ieri când am venit în casa fetelor și am stat cu Cristina, eram la masă acolo și în momentul în care am plecat, v-am spus ceau fetelor, la toate fetele. Bia s-a întors, mi-a spus pa, tu n-ai clintit nimic. Adică ăsta ce înseamnă? Nu, eram, m-a văzut, ești nebun, am zis. Da, adică, asta zic. Nu vreau să dau fața cu niciunul dintre voi. Păi știu, dar măcar din bun simț și așa poți să saluți oamenii din jurul tău, poți să comunici cu ei, poți să le spui în bună, poți să... Adică, știi? Două zile în urmă a reproșat că, vezi, doamne, că s-au salutat și noi nu i-am răspuns. Exact, și după spui că nu vorbim sau nu avem o chestie. Între noi. Așa niciodată nu fă lucruri, vezi? Ceea ce nu ți-ar plăcea ție. Și ai să vezi cum a să decurgă lucrurile. Adică tu trebuie să te gândești un pic și cu asta închei eu și poate să vorbească restul, că vorbești nu cred că este vina în totalitate la noi, pentru că sunt atâția oameni care sunt de o părere și tu ești singura de o altă părere. Adică aici e ceva un pic neregulă. Hai că ar fi 1, 2, 3. Dacă sunt 12 iși, ascultă-mă, eu nu cred. Bine, gata. Eu nu cred că ești neapărat greșit. Eu cred că mai relaxat atât. Ceva trebuie voi aveți dreptate, gata. Nu, trebuie să te relaxezi, nu e vorba de dreptate. Am încheiat citatul, gata. Bine, gata. Ianca, ce vrei să bine, am avut o idee genială acum o secundă, am uitat-o și din nou mi-a reamintit-o. Vreau să întreb, nu știu, au trecut câteva săptămâni, două, trei săptămâni cât a trecut. Cineva a învățat ceva din experiența asta? Aș vrea fiecare din voi băieți, că pe fete aproape știu care și ce s-a întâmplat, și să începem de la tine, Alexandru. Dacă, nu știu, ai învățat ceva, ce ți-a plăcut aici, ceva frumos, că tot ne certăm. Corect. Dacă am învățat ceva... Da. Da, am învățat destul de multe, surprinzător. Ce? Că nu e bine să fii narcisist. Ba, că da. Trebuie să lași ego-ul... Nu, Emma. Acum vorbesc eu. Așa. Că trebuie să lași ego-ul la intrare. Că trebuie să fii deschis. Tu. Și da, cam atât. O să mă opresc aici. Și sandwich-uri de toast. Hai, Marinel. Chiar mi-a aprit experiența asta și mi-am făcut prieteni noi. Nu credeam că e chiar așa de frumos, dar în schimb e și obositor. Da, normal, eu vă consider pe toți prieteni, adică nu suntem prieteni la Cataramă, dar
Eu cred că putem să schimbăm două, trei vorbe. Și lumea mă întreabă cum e. E frumos, dar e foarte greu. Da, Marinel, eu și Radu apreciem ospitalitatea ta. Cristina, vreau să spun ceva. Și spun ce am spus și lui Radu în vestiar. Spun. Mama mea, da, vă apreciază foarte mult. Când v-a văzut împreună, a zis către mine, te rog frumos să le spui și sper că mă aude, te salut, mama. Mi-a spus să vă spun că vă potriviți foarte bine și chiar semănați. Mulțumim, mama lui Marinel. Rămâna doamnă. Și ce părere are despre mine, mama ta? N-am apucat să vorbesc cu ea. Despre ea, dar despre Radu și Cristina i-a apucat. Mama mi-a zis, n-am vorbit eu, ea mi-a zis. Te-a sunat, ți-a spus, Radu și Cristina sunt frumos. Da, mi-a zis. Dacă asta mi-a zis Bianca, ce să fac? Dar a spus o minciună. Bianca, au vorbit oamenii acolo, dale lor de pâine, de factura la lumină, de ce aveam și s-a dat un vorbă în vorbă. Am înțeles, hai să continuăm jocul. În ultimele două săptămâni mi-am dat seama că mi-e foarte greu să mă detașez de oameni. M-am învățat că tot timpul ai putea să o iei de la început, cu toate. Nu știu, nu am învățat foarte mult în două săptămâni. Eu cred că deja experiența mea cumva s-a acumulat și din primul sezon, de ce să vă mint. Chiar mi-a făcut foarte mie ce s-a întâmplat acolo. M-a deschis foarte mult ca persoană. Pot vorbi altfel, mă pot exprima foarte deschis. Și pentru mine e benefic, așa cum va fi și pentru voi sezonul ăsta. Eu pot să vă spun ce am învățat din primul sezon și aplic în sezonul 2. Am învățat că a fi mai rezervat nu înseamnă neapărat că ești fals. A fi mai rezervat înseamnă să te abții de la anumite lucruri care nu și-au rostul în anumite momente. Trebuie să fiu mai implicat sentimental, deoarece asta mă poate ajuta pe mine sufletește să fiu și eu mult mai bine cu mine. Și, nu știu, să fiu mult mai iubitor cu oamenii din jurul meu, să fiu mai înțelegător și... Ăsta s-a apucă. Să fiu... Am mai cerit încă două rânduri. Prin intermediul meu sau ce? Da, cred că tu ai venit. Ești minunea din viața lui. E icoană, mă. Da, și da, să mă implic mai mult pentru mine, icoana, nu știu, lui. Să mă implic mai mult în viața mea și să las pe restul. Și eu pot să spun că am învățat să ascult mai mult oamenii decât să vorbesc pare, eu pe pare, nu pare, nu pare. Încă e începutul, vedem sfârșitul, cum se termină. Am învățat să apreciez și mai mult oamenii decât îi apreciam până la momentul actual și vreau să mă bucur în continuare de experiențe foarte frumoase și să-mi găsesc. Ok. Am căutat până acum. Caut. Acolo e, uite, e îmbrăcată în roz. Începe cu buși, se termină cu a. Are roz, bombon. Stai că n-ajută prea mult. Îi place? A, și vreau să mai zic ceva. Să știți că tot ce este mai frumos în viață vine atunci când nu cauți. Bravo. Eu am învățat să mă exprim mai frumos de când sunt în emisiunea asta, să-mi exprim gândurile și cuvintele mult mai frumos. Am învățat să mă mulez după fiecare caracter în parte. Cam atât am învățat deocamdată. Eu am învățat că trebuie să ascultăm părerile celorlalți, chiar dacă sunt uneori greșite pentru că nu ne cunoaștem suficient, să le acceptăm, să le respectăm și să nu mai punem la suflet orice cuvânt care ne deranjează atât de mult și să o luăm, să ne calmăm, să o luăm mai ușor. Bravo. Pentru că momentele aici sunt destul de frumoase ca să le stricăm. Și uneori le stricăm fără rost. Ce faci, Alexandru? Cum ai dormit? Pe tine nu te-am întrebat. Am dormit excelent. Puțin, dar excelent. Abia aștept să dormi seara mai mult. De ce nu prea postezi? Nu faci live-uri? Nu ești activ pe rețelele de socializare? Nu sunt obișnuit. Uite, seara a fost prima oară. Așa. Mi-a donat mie aseară panda. Dar chiar, băieți, păi de ce eu nu vă am pe restul în prieteni? Dați la toate fetele follow. Ce faci? Ionuț! La toate vă dau acum. Pe mine, Nona, nu mai peste tot. Ia lasă, luăm mai ușor, pentru că și așa spune că... Îmi bat joc de tine, lumea, tu n-ai văzut ce comentarii scriu acolo. Dar tu acolo. Vorbești cu lumea sau cu mine? Păi, oh, dar nu vreau să te stresez nici pe tine, fă tu pași. Păi eu fac, am vorbit cu tine singur pe live-ul tău, Emma îți traducea ce-ți scria. Păi, Patrick, să stai pe live, asta e pas? Nu, fac și în casă, dar fac și în... Dar în casă vreodată i-ai adus cafea Nonei? Patrick, să nu te grăbești. Încă se nu face. Ok, mic dejun ai făcut? Nu, ne-ai vreodată. Patrick, să te grăbești. Așa și așa cu pașii la tine. Atac. Ai auzit aici, Nona, ce discuție? Că ai băgat aici niște discuții acum. Am zis să se grăbească puțin, că dacă îmi revin sentimental, atac. Ia uzi, Nona. Bine faci. Sunt gata. Bine faci. Ești pregătită, Nona? Da. Patrick. Eu nu... M-ar panica puțin. Patrick, tu, Nona, să înțeleg că ai fi disponibilă să-l cunoști și pe Ionuț? Da. Mie el îmi place ca bărbat. Dar ea de la început a spus, de când a intrat. Pe mine m-a întrebat dacă aș veni, pentru cine aș veni. Și eu l-am ales pe el din toți.
Și am avut foarte multe chestii frumoase dispuse de dânsul. A, de aia erai și visat, vezi? Vezi, eu nu ți face sala asta cu picioarele alea de tare de gazelă. De gazelă. Dar nu vezi, Ema, ce poziție mi-am luat pe calea pe aici? Dar știind ce înseamnă suferință, nu. Să nu fac haz din ecaz, știi? Adică trebuie să pleci de la sine. Clar, da. Da, da. Dar ce? Deschide-te, Ionuț. Auzi, tu știi câți oameni așa ne spune că noi să ne cuplăm? Da, știu și eu primesc cu mult. Foarte multe mesaje primesc. Da, dar și multe oameni spun Natalia și Patrick, dar... Am văzut, nu, dar nu mă interesează. Mie spun de toți, pe toți i-am. Ionuț, dar ți-aduce ce aminte ce azi Larisa, că dacă o să te cuplezi, nu te mai votează. Dacă stai îl votez eu. O votează nu, n-auzi. Acolo. Fată, îți place să susții bărbații? Normal. Nona, dar dintre Ionuț și Patrick, unde este intensitatea mai mare la pe care Patrick, ai vrea să cunoști mai mult? Oare? La Patrick, dacă vorbim de Patrick, cu Patrick. Da, da, dubioase afirmațiile astea. Să văd, nu știu, adică să-l văd pe Patrick, să-l descoper mai mult, pentru că el nu prea am reușit, știi, să vedem ce e acolo. De Ionuț știu tare bine cum e în relații, cum foarte mult știu de el. De Patrick nu prea. Deci ți-ar plăcea o relație cu Ionuț? Nu-ți fac cuțitul sub coaste, vezi, doamne, sau ceva de genul. Vreau să stai acolo și să te relaxezi. Auzi, Patrick, ai fost la sală? Cum? Ai fost la sală? N-am. E serios, domne. Să știi că mi-mi plac bărbații care sunt mai făcuți așa. Păi uite, eu nu-ți trage la sală, trage de fiară, eu cred că se încadrează. Păi de-aia și încep să mă dau înspre el un pic. Păi da, eu te las, eu-ți las loc să vedem ce-ți place, că acum n-a. Nu, să știi că l-am invitat și pe Patrick la sală cu noi, așa că nu vreau să-l... Și vine. Păi nu, dar nu mai vine acum. Să-și facă chestiunile de gazelă. De orgolios, nu mai merg la sală, gata. Mă duc cu altul. Da, ia pe altcineva, că nu mai vin. De ce să nu te duci? Aoleu, s-a început discuțiile acolo, tu. Am fost cam sever acum. Da. Nu, de ce e sever? Cu ce? El spune, faci pași. Ce pași? Care pași? Unde sunt pași? Cine a făcut pași? Tu ai făcut pași. Astăzi m-a aprins, Nona, nu-mi place. M-a surprins, Nona. Da, și pe mine, să știi. M-a surprins ca lume. Da. Chestia asta cu Ionuț. Da. Să-mi cer scuze pentru ce am spus. Auzi, Patrick era stat cu tine. Și a stat amândoi și așa. Și astăzi zice că vrea să-l cunoască și pe Ionuț. Da. Cameră, ieri nu m-am văzut cu Alexandru. Și m-am cerut și eu și el. Putem să ne vedem astăzi, te rog eu. Eu zic că nu vrea să-l cunoască. Eu zic că l-a spus așa ca să vadă cum reacționează Patrick. Da, mă. Gen, a zis și Patrick că îi place așa când nu e provocarea ușoară. Și inițial a vrut să-l facă gelos cu mine. Dar cum cu mine nu mai poate, acum s-a dus la Ionuț. Exact. Nu e mare chestie. Nu gândi prea mult. Cameră, mă vezi? O să mă pun pe aici pe canapea și o să încep să plâng. Eu și Alexandru nu ne-am văzut. Mai vrea cineva cafea? Și el a cerut și eu am cerut. Mi se pare corect astăzi să merg, vă rog eu. Dar ce cu voi, bieți să cafele? Nu, mulțumesc. Să-mi pun lapte. Da. Mamă, Bianca, dacă nu-mi dau voi mie... Dar ție de ce să-ți dea? Așa te vezi. Pot să merg la... De ce nu? La Marinel cu o cafea. Pot să merg? Oricum, Bianca merge, o să stea doar cu Alexandru și o să stea doar cu Marinel. Poți să duc o cafea? Da, dar mă deranjează, ba da. Pentru că eu de 3-4 zile chiar îi dau tot mai mult de înțeles că, bă, mă apropii și mă îndrept spre ea. Și ea acum s-ar apropia așa, 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 așa. Dar e dreptul ei, pentru că și eu am făcut asta la început. Probabil n-a apucat să-l cunoască pe Ionuț până acum. N-a avut ocazia să stea cu el de vorbă și probabil poate să-i placă Ionuț mai mult decât îi place de mine. Pentru că de fiecare dată când a venit aici în casă, a venit și a vorbit cu mine, ne-am retras în grădină, eu când m-am dus am vorbit doar eu cu ea. Exact. Nu a apucat niciodată să stea cu el de vorbă. Dar o să o las. Ce să las? Să stea și cu el de vorbă. Poate vrea să te pun așa. Și nici nu vin acum la camera fetelor. Vreau să mă cer acum să vin la camera fetelor, dar nici nu vin. De unde știi? Nu știu. Mie mi s-a părut un pic ciudat și o să-i spui și în față. Băi, nu, zic eu în ultimul timp am văzut niște apropiere între tine și... Bună dimineața. O, Bianca aici. Și normal. Am mai fost Bianca. Am văzut niște apropiere între tine și... Cât parfum în casa asta. O iași fără cafea. Probabil, pe bune spun. Nu știu, dar dacă ai ce vrut să apropie de tine... A făcut Natalia, dar până la urmă n-am băut nici eu.
Nu știu, nu. Și de asta. Bună dimineața, neața. Neața, Bianca. Cameră. Dacă este o fată în casa băieților, asta înseamnă că neapărat trebuie să vină un băiat în casa noastră. Și ce crezi? Eu așa am o propunere. Am o idee foarte bună. Să-l trimiteți și voi, zic și eu, pe Marinel. Să-i bei cafea, că e cald acum, că după o să răcească. Și-am făcut poftă. Îl trimiteți pe Marinel? Hai, răspundem, da sau nu? Nu, dar de vreo 3-4 zile chiar îi dau de înțeles că sunt îndreptat spre Patrick, și mi-o place. Patrick, tu ieri ai venit la noi în casă, corect? Da. Și te-ai așezat exact cu spatele la Nona și cu fața la Natalia. Ți-am aruncat o pernă, să-ți dai seama. Tu credeai că mă joc cu tine. Da. Și stăteai așa cu spatele și când deschidea gura Natalia, tu vorbeai numai cu ea. Înțelegi? Și la un moment dat, Nona s-a prins și a zis că ok, mă duc eu la masă. S-a așezat la masă și apoi tu... Ți-ai dat seama, te-ai băgat și tu la masă. Dar de câte ori vorbea Nona și Natalia în același timp, dădeai, adică mie mi s-a părut, poate nu e adevărat spune, mi s-a părut că tu ascultai mai mult pe Natalia. Adică corpul tău, gândul tău, o ascultă mai mult pe ea. Pe Nona știi deja că e acolo, dar tu stai și vrei să vânezi. Are prea mare siguranță autonomă. Da, cum Nona și-a deschis inima și către Ionuț și te deranjează, nu? Înțelegi că Bianca a spus la ce că deranjează pe Patrick, simplu fapt că el în ultimul timp s-a apropiat de Nona și Nona e un pic aiurea să vii să spui asta. Stai un pic, mă, că ajungi pe Nona. Nu, dar ce s-a întâmplat ieri. Și în primul rând a fost destul de ironic. Să fie gelos. Cine îl vrea pe Ionuț? Eu acum înțeleg Nona de ce joacă așa cărțile, probabil pentru că eu nu mi-am dat seama de gestul ăsta pe care l-am făcut, că m-am pus pe canapea și era în spatele meu. Am salutat-o pe ea prima oară când am intrat în casă, dar nu mi-am dat seama că vorbeam cu tine, cu Natalia și ea era în spatele meu. Marine, hai vină la mine! Da, Marine nu are treabă. Hai, Radu, du-te! Pe cum, că l-așteptă bine că ai tu treabă, Bianca. Hai, du-te! Mai o Marinele când mai puți. Bună! Da. Bună, cere-te! M-am plictisit de ei. Mă lăsați să merg în casa fetelor? Mulțumesc, Lenuța! Da, la înălțimea lui, dacă se chinuie un pic, dă cu capul de cameră. Stai, te vine și poate? Cameră, o să mă duc să vorbesc și eu cu Nona. Ce ți-ai transmit, Cristine? Să vină la mine. Bine. O să teleportez. Vino, Nona. Doamne, Nona. Cameră, poți să mă duc să vorbesc și eu cu Nona. Eu vin la tine, că știi că mi-e dor. Bă, ce enervant a fost ieri când m-a lăsat camera. Eu tot am încercat. Și eu tot am încercat. Mi-a zis și Emi să transmită, să mă încerc. Știu, mi-a spus. Apreciez că n-a uitat. Ei, Dana, dar eu recunosc că eu am încercat după ce ai încercat tu. Când s-a întors Emma. Până atunci avem discuții, eu am avut discuții mari. Nu, eu când a venit Radu, când Radu era la noi, okay. Și a spus de atingeri. Și mi-a venit în minte că poți cer la cameră să ne ținem de mâini, știi? Dar până la urmă nu m-au lăsat și am mai încercat acolo, am mai insistat. Da, am încercat ca feluțe, am încercat când l-a contactat Dona pe cameră, dar n-a vrut și n-a vrut. Aia e, a trebuit să tocăi să mă plictisesc. Mai stau 10 minute și mă cer și eu. Sentimentul meu față de Mihai astăzi vrea să știu cum a fost. Mă duc un pic să mă amuz cu Emma. De milă. Ha, mă, frate, că nu. Băi, eu am încercat să vorbesc. Mi se pare că și rău tot ce frate. Și după mi-a mirosit strategie. Nu e, frate, e răutăcioasă. Nu vrea. Uite, spun sincer. Ieri cum s-a purtat Robert, că nici eu n-am avut nimic. Lasă-mă că acum e greșit cum am purtat. Eu n-ai văzut că e greșit după partea lui Nona. E greșit. La noi e bine. Hai, mă, că indiferent ce fac aici e greșit. N-am, mi-am dat seama. Dacă vreau să fiu eu, e greșit. Dacă sunt Robert, vocalică. Dacă noi spune că ești și Bianca și toată lumea, nu știi care e mai ideea. Bine așa. Bă, și care logic e mai bine așa, sunt eu, mă. Să la început am intrat nașpa, rândă, tot v-am zis. Și să motivul. Să ne și până ne-am acomodat, toți am avut un pic de așa. Și nu e vorba doar de asta, Robert, dar poate vrei să ne acomodăm și să ne înțelegem ochii unul da, cu celălalt. Și așa sunt eu, așa vreau, eu sunt prietenos cu toată lumea. Eu mereu, știi, poate în cap îmi vin întrebări, nu știu, aseară, știam că ești la mine pe live, știi? Dar îmi vin întrebări. Și nu, și după aia nu le uit, știi, când îmi trebuie, îmi vin atunci pe moment. Care e ce mai adun capul, maxim. Lasă chestia aia, mamă, ce, el mă enervează, dar câteodată e amuzant. Așa e TikTok-ul, să înțelegi, te deranjează dacă fac meciuri cu white base. Nu, păi n-am de ce, n-aveam de ce să fiu gelos în vreun fel, pentru că în primul rând am încredere în tine.
și nu par genul care ar face ceva de genul. Nu, zic meciurile astea, adică așa, poate să pară infantil dintr-o parte, dar ar trebui să te gândești că asta este o sursă de venit. Păi da, atunci. De asta nu mă deranjează. Ok, ca perfect. Ca multe alte lucruri. Așa. La ea văd foarte multă negativitate, frate, și vrea parcă o vede orice rău, orice. Uite, spre exemplu, cum am luat-o eu astăzi, nu am spus absolut nimic. A fost un sfat pe mine. Nu putem să o înțelegem în totalitate, pentru că nu știți 100% ce s-a întâmplat acolo. Și hai să-ți mai spun chestie. Poate decât o privire care ți-o trage așa cineva. Dar e o rugă și pe băieți, că și băieții au părere. Și știi că și noi nu avem o părere. Robert, și știi ce mai deranjează la ea? Faptul că mă deranjează. Când e supărat, nu știi ce mai zici. Înțelegi? Și tu ai zis-o. La nervi zici multe prostii, nu? Poate și ea la nervi a zis că noi, poate a zis-o din greșeală, nici n-a zis-o cu intenție. Ai dreptate, dar știi ce mă deranjează cel mai tare pe mine la un om? Când nu își recunoaște niciodată greșelile. Eu dacă, să zicem că mă cer cu tine, când întreg nervii, zic, băi, am greșit și eu. Poate am greșit și eu că am spus nu știu ce. Adică ea, dacă o întreb, ea nu greșește niciodată, ea are impresia că doar oamenii din jurul ei greșesc și ea nu greșește niciodată. Adică asta mă deranjează cel mai tare la un om. Când e la firmă, eu n-am greșit, eu sunt nevinovat. Ei tot scoate subiectul ăsta, adică au trecut subiectul cu... Că eu am zis că scot pe Bia pe geam sau nu știu ce. Eu cu Bia am discutat despre chestia asta. Adică dacă de fiecare dată după ce ne uităm la episoadele din urmă, să aducem în discuție aceeași temă, mi se pare absurd. Da, eu zic să încercăm toate. Adică ce o trecut, dar trecut, lăsăm în urmă. Și de la mine și de la tine. Ce frumos e aici. Dar... Vreau să mă cer și eu la cameră, Natalia, dar greșim împreună. Să vin la tine, ai zis tu că faci cafeaua. Da, da. Mi s-o să vin, Natalia, și tu vin la voi. Ce faci, Natalia? Bine, tu mă... Ești și mai înalt astăzi. Nu, e Andrei dincolo, mai înalt. Așa? Cum? Nu, față de mine, Andrei, că de obicei sunt pe tocuri. Ce frumos te-ai îmbrăcat azi, Marinel. Tac. Ce faci, Cristi? Marinel, azi dimineața am primit un mesaj la o doamnă, că cum se numește formația ta? Și-a zis cum se numește formația, să te caute pe YouTube. Auzi, Marinel, când mă iau de tine... M-ai salutat. Când mă iau de tine imediat, auzi, am făcut un compliment și nu m-ai auzit. Nu am auzit, ce ai zis? Dar te-ai îmbrăcat foarte frumos azi. Mulțumesc. Plăcere. Probabil îi place așa că ne-ai cu mai cu răutate. E, bă, tu ești masochist. Te văd foarte rea, dar de fapt cred că ești invers. Știu, mi-a spus mult stare. Dar în schimb ești... E dulcică. Ești dulceagă. Da, mă, vezi să-l țin la cineva? E dar foarte chestia iubitoare. Asta cu Ionuț, era ironică sau... Ia, ai zis de... Auzi? Nu cred. Mai jură. De ce? Mami, Patrick, e foc. Ia, a zis de la... Zici, a zis. Mamă! Vreau să mă cer la cameră, dar nu mă mai cer. Eu nu mă de cum vorbesc. Vreau să mă cer la cameră, dar nu, nici de ciudă mă merg în ceva de genul. Ia, când a intrat în casă, a spus că vrea să-l cunoască pe Ionuț. A spus că și-ar dori să intre Ionuț. Da? M-a mai pus mult lapte? Da. Da. Vrei mai mult? E ok. Ionuț e un bărbat destul de calculat. E băiat, în primul rând. Știi ce vrea? Păi stăm aici? Poate de stați în mergeți în grădină. Da. Dar nu-i transmite nimic, lasă așa un pic. Da? Mm-hmm. Poți să-i spui la sfârșit de zi. Să vedem ce o să facă el timp toată ziua. Și dacă se deschide? Ce frumos sunteți împreună. Dar noi nu facem prea înalt, știi? Mamă, lăutare nu-i plac, a fost prea înalt. Dar ești eu știu, Natalia, dar dacă ți-ai pune topuri, știi ce drăguță ai venit împreună? Dar eu știu că ți-ți plac fetele înalte, nu joase ca mine. Ia uite-te un pic în sus, Natalia. Spune, nu joase. Bine, păi fetelor, pa, pa. Pa, Marinea. A zis Cristina să... A zis Radu să te duci la el. O să vin să vă servești și pe voi. Ai văzut cum a spus-o? Da, am primit. Ia, dacă mai dorești ceva, Radu, nu... Dacă mai dorești ceva, te rog frumos. Ai văzut cum a spus-o? Marinel. Marinel. Nu-i spui. Nu, Doamne ferește, stai, Nona, ai încredere în mine. Piano, piano. Nu există, mă, piano. Nu există piano, pierde. Nu, dar nu mă refer. O să vină altul, care vrea foc, arată și puțin bine și o ia. Că tu nu îi arăți nimic. Trebuie să fii foc pe ea, dacă vrei să o ai, dacă nu. Ce faci oare? Bine, tu? Ce ori te băgai la somn? Hai. Ce? La ce nu e ok? Două. Ce nu e ok? Poate puțin mai dulce, mă. Mai dulce? Am cam pus trei. Cam o viață amară de aia, știi? Mamă. Da, tu ai auzit ce-o zis Bianca când a venit? Ai auzit ce-o zis? Eu ieri când am intrat în casa fetelor, ci că aș fi intrat pe... Am intrat în casă, am pupat-o, am salutat-o pe Nuna și m-am pus cumva pe canapea cu fața spre toate fetele și Nona era în spatele meu. Bianca mi-a dat o pernă ca să-mi dau seama că ar trebui să stau cu fața spre Nona, doar că eram îndreptat spre toată casa. Și atunci probabil Nona o fi înțeles greșit. Uite, exemplu.
A venit Bianca, a stat de vorbă cu el, a luat-o, l-a disparat, a venit pe ea. Da. Înseamnă că vrea să vorbesc. Da, da, da. N-am înțeles greșit. Dar eu nu știu, uite, tu fiind atât cult, profund, chestii, de ce în acest an nu ți-ai găsit, nu știu, pe nimeni care să faci chestiile care îți plac? Sincer, toate fetele cu care am vorbit, nu am vibuit cu ele, nu am avut ce să vorbesc cu ele în principiu. Adică erau chestii de-astea așa de suprafață. Păi asta e un skill super fan cum tu vorbești, adică păi, poți să ai pe oricine, te pui acolo și pui totul pe ureche, eu întorci cum... Da, uite, asta e chestia, că nu am găsit pe cineva cu care să pot să vorbesc și mai multe chestii, să vorbesc chestii, uite, și despre cărți, și despre, să zicem, poezii, și despre, habar n-am, despre și viziuni, viață, etc., prieteni, iubire, chestii de genul. N-am putut să vorbesc, am găsit chestii foarte superficiale cu toate felul care am vorbit. Și pe lângă asta... Asta, culoarea ta preferată, chestii din astea. Da, la ce seriale te uiți, ce filme îți plac am de astea. Am văzut un TikTok care spunea că urăsc date-urile, nu mai pot, câte date-uri trebuie să mai am și de câte ori trebuie să spun care e culoarea mea preferată, știi, chestii din astea. Am văzut-o pe aia cu, nu mai vreau să vă cunosc, nu mă interesează culoarea voastră preferată, exact am văzut da, și eu. Da, ceva așa. Păi na, care e culoarea ta preferată? Verde. Păi spune, a mea e verde. Păi... Și a mea e verde, asta am zis verde. Serios? Ok. Dar am zis înainte să zici tu, de ce nu, nu eu am zis încă la joc cu doamna Andreea, că e verde și nu mi-e cine credeam, credeam că ai zis la modul că vrei verde, că ai sacul ăla verde. Nu. Și îmi place verde. Ah, ok. Și a mea e verde. De mai, de mult. Dar na, mie îmi plac toate culorile, nu mai contează acum. Nu, hai să o lăsăm ca amândurora e verde și ca asta e foarte mișto. Oricum am ghițit multe și la timp. Păi eu știu, tocmai asta am și vorbit și chiar i-am spus, bă, dacă... Trebuie să realizezi chestia asta foarte bine și dacă îți dorești ceva mai departe, să faci ceva în sensul. Fă niște gesturi, așa, bă, nu wow, ca să... Așa, cât de cât care tu le simți. Bă, dacă sunteți făcuți unul pentru altul, va fi. Tu trebuie să fii tu. Să zici ceea ce simți, să fii real. Da, mă, da. Da, mă, da, Dumnezeu dă, dar nu bag citații. Adevărat. Eu i-am spus eu oricum că... Adică are tot dreptul să se supere și să dea pași înapoi, pentru că oricum am jucat altcumva la început și era prea devreme ca să fiu îndreptat doar spre ea. Și probabil o deranjează și mesajele care le primește de la susținători și mesajele, nu știu, familie ei ce spune despre toată situația. Adică, na, îți dai seama că pare foarte, foarte ieră, dar că singura mea scuză este că... am fost la început. Dar nu e vorba de scuze, frate, aici. E vorba că tu trebuie să începi să faci pași ușor, dar cu simț. Încep să fac pași reali. Numai că Bianca spune și uite, chiar acum m-a pus pe mine pe gânduri când eram la masă, vorbeam și că căutam privirea Nataliei. Și atunci ați dat seama că dacă Nona a plecat acasă cu gândul ăsta, clar e supărată pe chestia asta. E și femeie matură. Păi aia spun. Și avem toate chestia asta. Vede, fără să-mi dau eu seama. Andrei, facem și noi jocul. Ce am dorit cu toți fetele face jocul ăsta? 3, 2, 1 și... Aveți grijă, nu spuneți că se potrivesc, că după aia se supără. Uite că mai vrea să mai încerci. Da, uite, ia-i ține mâna. Da, bi acolo, asistă, mamă mie. Cum ați dormit aseară? Am dormit repede, n-am mai înțeles nimic din asta, dar care... Aoleu! Eu în ultimea vreme stăteam și mă uitam la emisiune și când auzeam câte ceva, până să... Nu puteai să oprești! Eu nici nu mă uit! Dar nu mă oprești, dar se dă în reloare! Aseară trebuie să mă pun la somn... Eu nu mai vreau, nu vreau pentru că mă vin la doua zi cu răutate, dar nu trebuie... Oricum mi se pare... Nu, dar stau toată noaptea și până nu mai mă odinesc. Bine, nu știi ce au făcut băieții, asta e important să te uiți, da? Nu, eu mă uitam părțile, mă uit cu părțile cu Patrick, părțile cu mine și cu ce mă interesează. Că îmi spune mie mai mult jumătate de emisiune. Dacă stăm, de exemplu, fetele așa și știu discuția, nici nu mă uit. Normal, normal. Mai rost eu mai uiți încă o dată. Uitați-vă la ei cât de frumoși. Da, oricum, eu după jocul care s-a făcut ieri, am înțeles că nu ne cunoaștem destul. Adică noi am pus doar problemele în față, doar ce faci tu. Ce mai important, doar... zic eu. Nu? Da. Dar vreau să... Din punctul meu de vedere, da, de asta și... Să o luăm așa, gen, să lăsăm chestia aia cu lăutarul, cu muzica, ca și cum ar fi. Și aia o punem ultima problemă, gen.
Ultima. Vrei? Nu cea mai importantă, ultima. Ultima. Stai să mă duc să fac, cum face Marinel, stai. Dă-i pașii. Dar lasă-mă, că și el le face așa mie și lui Radu. Să nu fii răzbunătoare. Da. Marinel ți-a cântat ție și lui Radu? Da. Vrei și noi și le cântăm? Nu vreau să... Nu, n-a cântat. Da, nu vreau să-i cânt, vreau să-i duc așa. Hai să le cânt. Cum face el cu mine și cu Radu. Hai să ne cunoaștem mai bine, adică spune-mi ceva despre tine. Ce să spun despre mine? Sunt un băiat harnic, muncitor, fidel, foarte fidel. Ți-am zis că tu chestia asta. Și îmi place să iubesc. Când iubesc, iubesc doar o persoană, nu iubesc mai multe. Și vrei să iubești? Normal. Ca oricare om. Mai ales de atât timp că n-am iubit. Nu e ușor. Sunt persoane care, nu știu, care se dezamăgesc foarte mult. Au și frica asta și nu mai vor, știi? De asta te întreb. Da, dar e puțină frică, dar oricum, ți-am zis, dacă nu riști, nu câștigi. Nu toată asta? Dar nu fii așa de darnică. Dar lasă, că acum mănâncă. Nu mănâncă, fac cum face el. Oricum nu mâncăm nici noi. Păi acum eu de la ușă. Că o să suferi iar sau nu o să meargă sau... Bună! Eu scuzează, că deodată zâmbi. Să vin cu ceva. Da, lasă-l aici, te rog. Ok. Mulțumesc. Și șervețele. Dacă mai doriți ceva, vă rog frumos să-mi spuneți. Nu, mulțumesc. O apă, un suc? A, mare, da, mare, mare, doamnă. Să-mi lăsați tips, vă rog. Bine. Apreciez. Mă, pare. Ce-a vrut să te întreb? Mi-a luat gândurile, Cristina. La ce eram? La... De exemplu, eu sunt o fată activă. Ca să zic dacă ne potrivim și la caractere, nu știu. Activ în sens îmi place să... Nu doar să stau acasă. Cum a zis și în gal, dar cineva nu a auzit. Mamă, de ce sari așa pe mine? Hai, ce-ți place să faci? Ies, mă plimb, merg la magazine, mai ies cu un prieten dacă am cu cine să ies. Mai ales când am, ies, adică nu stau noaptea acasă. Noaptea? Nu. Eu mă refer așa, ziua, nu neapărat noaptea. Nu, ziua mai fac un alta pe acolo, pe acasă, dar seara ies mai mult. Vezi că eu deja încep a crește, m-a dezvoltat. Deja, pentru mine, sunt interesante cluburile, într-adevăr. Merg, mă distrez, eu merg strict să dansez acolo. Dacă nu, nici nu mă duc să stau așa pe un scaunel. Cluburile nu mai îmi plac, adică merg doar dacă vrei să cânt, dacă nu prea. Asta, aici vreau să ajung. Dar, în schimb, acum este mult mai interesant. Nu știu, să mă trezesc și să merg undeva. Să ne plimbăm, să vizităm ceva. Păi, organizezi chestiile astea, toate ți le organizezi, nu? Dar el poate să scoată mă din asta, adică poate să demonstreze. Dar nu trebuie să mă scoat, că până la urmă nu vreau să mă scoat. O mare reală plăcere pentru el, adică nu e ca și cum nu-mi place de ea și mă apuci că nu-mi place de ea. Nu trebuie să scoți cu nimic. Poți să demonstrezi altfel, ei. Mai diferit. Spui, poți să-i spui, bă, uite, eu sunt mai așa, mai deschid, mai cu tare, mai cu, nu știu, cum simți tu. Și atunci ea probabil a plecat acasă cu gândul ăsta că, mă, era în casa noastră și tot așa era cu privirea peste tot, nu era doar la mine, doar că, nu știu, așa probabil e felul meu să vorbesc cu toată lumea, să fie. Toată lumea împăcată. Vă cunoașteți, poate. Plecat, ea fiind mai matură și fiind place, rău, poate îi place foarte trecută mult, prin viață, ea citește probabil chestia. Ce zice? Bă, probabil încă o simpatizez pe Natalia și știi ce zici? Și atunci de aia și vine așa și spune. Sau, oricum, clar a spus că ea de la început, am și văzut pe episod că îi plăcea de tine cum ești tu, doar că și-a pus și bariera asta. Bă, hai că am început cu Patrick, haide că probabil n-a apucat nici pe tine să te cunoască mai bine. N-am avut ideea asta să-i zic. Dacă mă pregătim de acasă. Cu ce? Cu Ionut? Mm. Băi, dar, na, tu ai fost sinceră până la urmă. Da, eu știu. Eu mereu am spus și... Patrick, și ce a dedus ea? Că tu iei la Natalia lucrul ăla și ai văzut că Natalia nu reacționat. N-a reacționat și s-a dus spre Marinel sau a fost camera cu mine? Că s-a dus spre Marinel 100%? Dar nu s-a dus. Păi, nu 100%, nu vorbim aici de 100% nimica. Păi nu s-a dus doar că s-a axat un pic. Marinel, știi, l-a cerut la camera roșie, m-a cerut pe mine sau am cerut-o eu. Știi, și cum că te-a lăsat așa deoparte și nu au fi zis ce, a venit la mine acum, că n-a văzut la cine. Poate a gândit și chestia aia. Da. E posibil. Da, e posibil, cum? Eu i-am spus clar că n-am... Acum două zile a ieșit pe TV, că i-a zis că e unică. Dacă era să joc așa, o pot juca, cred că și ea m-a spus la început că m-ar simpatiza. Adică nu există că n-am la cine. Nu mă consider vrei un bărbat. Să te simpatizezi, alta e să zici că e unica, că ai zis că e unica, care te face să vibrezi. Și aia, da, eu am spus și Nonei chestia asta, că am simțit din partea Natalia ceva la început,
În prima zi când le-am văzut pe toate, atunci am simțit o vibrație, dar cum au trecut zilele, nu am mai avut aceeași. Păi de ce? De ce nu mi-ai simțit-o? Pentru că n-am văzut ce te-a făcut? Da, probabil și că n-am văzut ceva din partea ei în același timp și Nona a încercat să-mi caute privirea și chestia asta îmi plăcea, adică că Nona în timpul ăla ea nu s-a dat înapoi. Păi și Nona se simte un pic cum că la mână. A continuat. Acum ajunge la teoria Biancă-i toți. La toți ne place un pic exclusivitatea. Și dacă se îndreaptă spre el. Dar nu e dreptul ei și chiar nu supărat, pentru că și eu în prima fază... Ce faci? Ce să fac? O las să-și facă ce dorește. Și tu ce faci în continuare? Eu o să văd ce o să fac în continuare. Până acum n-am niciun gând, un plan B sau nu m-ar interesa un plan B, dar dacă ea alege să meargă spre Ionuț, eu n-aș avea o problemă și din contră aș fi bucuros pentru ea. Până la urmă n-am apucat să-l cunoască în totalitate pe Ionuț cum e. Nu, mă, nu, a fost doar o joacă, credem. A fost o joacă, într-adevăr, știu, Patrick, știu. Acum pare, din partea ta, adică v-ați apropiat puțin, știi? Păi mie chiar îmi place Nona, sincer, încep să-mi placă tot mai mult Nona. Nu renunț, nu renunț. Nu știu, așa niște întrebări, nu de TV strict pentru mine. Fumezi, consumi alcool? Nu fumez. Alcool minimum. N-am consumat la Revelion alcool după un an și ceva. Deci, tot așa, relativ puțin. Dar dacă e ocazia necesară, așa, gen în cantități mari, dacă e să beau, de exemplu, la o întâlnire sau ceva de genul, un pahar de vin sau, știi? Așa, am da. Înțeles. Dar nu beau bere în principiu, mi se pare așa. Nu-i gustos. Exact. Nu beau bere în principiu, vin, în general, dacă vreau să beau așa ceva de gust și cam atât. Nebunul ăsta l-a visat-o pe Natalia. Erotic? Până atât dezvolți așa cât poți să dezvolți la televizor? Da, hai, dezvolți-o așa. Cât poți să dezvolți la televizor ce ai visat? Nu pot, frate. Până Natalia sau pe Emma? Pe cine? Natalia. Până Natalia? Natalia. Unde erați? Într-un pat. Unde? La mine acasă. Și zice... Mamă, eu cred că gata, știu, are legătură. Știi că se spune că atunci când te macină ceva, îți apare și în vis, cred că are legătură cu secretul. Visul. Dacă te gândi la asta? Dar tu unde? Te-ai gândit așa pe viitor? Tu vrei să rămâi acolo? Nu. Sau... Păi bine, momentan da, cu agricultura eu acolo, cum faci? Da, e chestia e că eu acolo momentan nu-mi produc existența, înțelegi? Eu din chestia aia trăiesc. Da, am înțeles. Păi, dar pe viitor, dacă e să meargă bine cu totul, normal, m-am cu gândit cândările? Undeva. Ți-am zis o să mai ultima. Okay. Nu mai zice de aia. Ca și cum, eu ca și cum aș fi un agricultor. Vezi bătături în palmă. Muncitor. Nu sunt muzicant, nu sunt nimic, nu se dau femei la mine. Înțelegi? Nu am nicio femeie. Tu zici contrariu de ce se întâmplă. Asta okay. Spun. Înțelegi? Da, da, te înțeleg perfect. Și momentan acolo. Eu din chestia aia trăiesc. Nu trăiesc din muzică momentan. Și vrei să renunți la asta? Nu neapărat că vreau să renunț, dar păi dacă pot tu să zici las pe că vrei acolo, să... știi? Adică am pe cine, am pe tata. Asta ar fi bine. Tata se ocupă de asta tot. Ar fi bine. Și mă ajută și acum el mă ajută, știi? Ce faci, Emma? Sunt depresivă. La cine te gândești? Sunt foarte depresivă. Nu mă gândesc la nimeni decât la mine. De ce? Că tu nu ești depresivă. În perioada asta sunt. Ești plictisită? Sunt depresivă. Nu, că te văd așa că aveai mai multă energie. Nu, sunt depresivă. Înțelegeți-mi că sunt depresivă. De ce? De tot. Și nu-mi trimite și mie nimeni o asistentă. Nu asistentă. O să luăm un asistent din casa băieților. Hai să te întreb ceva mai serios. Peste ce nu poți să treci într-o relație? Din ce, ce ar face băiatul și să nu poți să treci? În afară de înșelat, ca să sigur nu. Asta eram să deschid gură să spun. Violența. Adică nu mi-ar plăcea să ridice. Eu mă feresc foarte mult de oameni care sunt potențiali agresori. Eu când simt că o persoană îmi provoacă frică sau ceva, mă îndepărtez imediat. Fie femeie, bărbat, bătrân, orice. Chiar și îmi vine natural. În sens, evit chestia asta, nu-mi place, nu accept. Aici, na, este și violența verbală, adică dacă mă ameninți, nu trec eu peste asta, nu, că nu-mi place, pur și simplu nu pot. Ai vrea să dai câteva șanse cu Natalia? Nu, frate. De ce? Păi, se cunoaște cu Marinel, cu Martinel. Ți-e frică de Marinel? Ți-e frică de Marinel? Nu, frate, dar dacă se cunoaște, eu nu mă bag în treaba lor. Da. Păi, dar a zis în gală că nu, nu-i interesată că e de papuci. Păi da, dar uite, acolo chemați de ei cafea. Ești gelos? Ești gelos? Nu. Gelos. N-am de ce să fiu gelos. Ce contează? Și ție ți-a adus Emma o cafea și asta înseamnă că ce? Azi, că la ei a fost mai mult, a fost o atracție fizică, către psihică. Emma tindepți? Către Emma? Băi, momentan nu. Momentan nu. Dar...
Dar Bia, presupun că aici din planul tău, Bia. E mai o fată frumoasă. Bia, da, o ieși din planul. Se face plăcut. Eu vreau să... Nu, nici chiar așa. Eu chiar vreau să văd înspre cine să mă îndrept în următoarele zile. Suntem despre pe ușa, ai grijă. Nu, nu, nu. Pe ușă doar când mă duc la hotel și înapoi. Am înțeles. Atât. E mai o fată super frumoasă, se face plăcută. Da, Emma, da. E de gașcă, de gașcă. Emma e ok. Emma, nu Emma, Emma. Emma. Mamă, nu mai zice Emma. Sună rău. Nu sună rău, frate. Ba da, mie îmi sună rău. Pe mine mă cheamă Emma. Emma. Emma, care e problema? Problema, problema. Poate mi-au de gândurile și vine să-mi ia... Agresivă din cauza ta. Oh! Zi-mă când te auzi, nu te auzi. Îmi faci o cafea, te rog frumos. De el parcă se uită în altă parte. Eu tot dădeam respinge. Andrei, prietene, camera e sus. Îmi faci o cafea, te rog frumos. Să-ți fac eu o cafea? Da, te rog frumos. Eu sunt depresivă. Lasă să trecem peste asta, că ai făcut-o ieri foarte bună și de asta. Natalia a făcut-o, da. Auzi? Dar îmi dă voie Lenuța. Lenuța, îi dați voie, vă rog. Lenuța, dragă, Lenuța. Dacă îmi dă voie. Da, da. Pe așa, Emma, Mama, Emma. Mamă, las că sunt Emma, depresivă. Emma, uite-te la mine. Să o faci bună, da? Te pup. Nu te-am văzut că ai tras cu ochiul. Mersi mult. Să o faci bună. Ca mine. Ce faci, Radu? Mersi bine, mult. Cristina, vreau să vii pe la mine. Nu te lasă. Nici pe mine. Mă duc să mă bage hai. Andrei înapoi în depresie. Mamă, dar unde sunt? Hai că poate te cheamă-mă pe mine. Nu te aud. Că ți-am făcut cafea. Face ceva, că n-aud. A, păi are cafea în mână. Da. E la mine? Eu la tine? Da. Întreabă dacă mă lasă. Nu mă lasă, mă, că vine Lenuța, o lași pe Cristina la mine? Nu, mă, că vine Emma. Andrei, taci. O lași? Nu vine Cristina, nu are voie. Votați Radu la 1207. Și Emma la 1208. Haide! O lași? Spune și tu... O lași? Of, când poate să zică și el un motiv. O lași? O lași? O lași. Ultima relație ai avut-o 5 ani? De 5 ani? Nu, a durat 5 ani. A fost la tine cât un an și 6 luni. 6 luni, da, era de mult. Și cum era fost a ta? Chiar dacă nu vreau să vorbesc de așa, la înfățișare. Frumoasă. Frumoasă? Foarte frumoasă. Și mă iubea foarte mult. Și nu te-ai gândit în anii ăștia să te întorci la ea? Sau v-ați mai văzut? Nu. V-ați mai văzut? Nicio. De ce? Nu, pentru că ea era departe, eu eram acasă. Era o relație la distanță. Ea era din Bistrița, eu eram din Satu Mare. Dar mereu a fost la distanță? Sau... Ne vedeam la 2 săptămâni. La săptămână, 3-4 zile venea ea la mine, mergeam eu la ea. Ai fost la ea? Normal. Cât timp am fost cu ea, n-am și luat niciodată. Am revenit în forță. Eu cu Mihaela vrem să ducem cafea. Să mergem pentru că Ionuț și Robert sigur se simt singuri. Eu vreau să duc lui Robert o cafea. Și eu să-i duc lui Ionuț. Sau invers, nu contează, dar să le ducem și lor să nu se simt așa, nu știu. Și venim înapoi după, dacă am înțeles. Numai le lăsăm cafeaua, eventual. Da, le lăsăm cafeaua, salut, salut și venim înapoi. Mulțumim! Da, mulțumim! Ui. O să fie Robert surprins. Crezi? Tu? Ce vezi să-mi poți trece pe lângă înșelat? Mm-hmm. Păi, în primul rând, înșelatul clar mi se pare cea mai mare problemă. În rest, aș putea să trec peste majoritatea lucrurilor. Adică consider că dacă ai vorbi... Uite și minciuna. Ce? Este minciună, n-aș putea să trec. Dar depinde cât de mare. Depinde, da, exact, depinde ce minciună. Uite, m-ar deranja foarte tare dacă mi-ar spune
fata cu care sunt, că, nu știu, o întreb ce face în seara asta și mi-ar spune că a nimic, dar de fapt se duce în club sau ceva. A, ce urât, nu. Asta ar fi foarte urât. Mi s-ar părea că dacă mi-ar spune, n-ar fi o problemă. Asta ar fi motiv de despărțire. Da, da. Adică nu mă lua că sunt dură, știi, cu motivele astea. Dar pur și simplu mie îmi place să dau totul la început. Eu dau tot sufletul meu și mă aștept asta în schimb. Și dacă îmi faci ceva... Nu mai spune, că și eu la fel. Adică sunt... E un moment, poate fi așa, un nimic. Dar pur și simplu te spar sentimentele, nu că eu nu lupt. Să-i măcina cu patru. Da, chiar ăsta așa pe gânduri. Fratele meu, nu mai fi măcinat, rog, e frumos. Bine viață. De ce nu ceri tu să te lase pe tine să mergi acolo să vorbești cu ea? La cerul nu îl las. Și nu te lasă? Sau o să te lase după ce o să pleci Bianca. Dar ce te macină cel mai mult acum? Ce e mintea? Dacă îți spune oasă, cum să începe să măcel acolo? Vrei să descoperi ce gânduri mai are ei, nona? Ia, dă-te tu. Nu vreau. Îl lasă, sigur. Ba chiar dacă cere și nu știu ce îl pedepsește? Vrei să-ți dai seama de ce mai poate capul, nona? Poftim? Vrei să-ți dai seama de ce mai poate capul, nona? Capul, nona, poate mult. Nu, vreau să înțeleg ce vede ea. Cum vede acum situațiile? Uite, Bianca... Prezentul. Da. Am și înțeles. Cum vede comportamentul meu așa față de ea? Că pot să fac o surpriză și să zic că, bă, poate nu mai îmi place. Chiar simt că am făcut pași spre tine și tu n-ai făcut deloc. Ia! Că vine. Ia! S-o știi. Vine zeița ta. Băi, Emma, Nona. De unde știi că vine mai? Frate, o femeie matură, crede-mă că e șmecheră, e calificată, gen, nu e fraieră să... Știe ce face. Cine, mă? Hai zis, Nona. Și tu, ca băiat de 22 de ani, pentru ea ești o pradă ușoară. Bună, băieți! Bună! A venit Bia. Mamă, ce cum după voci, cream că e Emma pe inițial. Am venit să te morozesc. Nu, au venit și a venit și Mihaela. Una, două! Bună, Mihaela! Bună, cu cafeluță! Mulțumesc! Dar nu ții, ce mă? Eu am crezut. Dacă acum nu știu la care dintre voi doi. Am crezut că mie. Bună! Bună! Pe Cristina nu o lăsați. Da. Pe Cristina nu mă lăsați să mă duc la ea. Hai să te strâng în brață, Bia. Dar în schimb mi-a venit Bia. Ce fac cu Bia? Îmi place un pai mult lapte, dar nu e nicio problemă. Mulțumesc. Care treaba? Ce faci? E bună. Bună, Mihaela. Bună. Cum v-a lăsat așa? Da, că am zis că Ionuț și cu Robert nu o să primească cafea de la nimeni și am zis că... Am zis că nu contează care. Super tare. Hai să vă aducem și noi o cafea, să mai vorbim cu voi, să mai... De unde era Nona? Că am văzut cu o necesită și nu era la masă acolo, la bucătărie. Era în grădină? Nu, grădină. Da. Ce faceți, fetelor? Cum sunteți? Bine. Foarte bine. Foarte bine. Mea ești nervoasă pe Mihaela, adică... Dar mie știi că îmi trece repede. Știu, pe de asta zic. Dar să-mi vorbească cu răutatea asta în gală, nu mi se pare corect, știi? Prima săptămână, în general, am fost eu aceea care am fost alături de ea, practic, știi? Știu, și tu când ai precizat de cameră, de stat cu ea, tu, din contră, tu chiar te așteptai să stai cu ea și nu era o problemă pentru tine. S-a convertit cuvintele nu așa cum trebuie, da. Știi? Chestia asta nu înțeleg, pentru că încearcă cumva să pară ea altcineva. Camera, îi duc cafeaua lui Andrei, ok? Să mă arate într-o lumină proastă în fața lumii, știi? Dar nu e ok așa. Nu mi. Nu cameră, că ai spus că poți să mă duc la Andrei să-i duc cafeaua. Nu ai cum să fii tu dincolo. Pentru că nu, e când vine în casă, el îmi duce chestia care o percep e. Okay. Dar noi am fost 5 fete la masă. 5, care am văzut situația care a fost. Unde sunt celelalte fete? S-au dus la băieți să ducă cafea. Serios? Da. Mamă! Andrei, n-ai vrut să-ți fac eu cafeaua, nu? Da. Ai fost rea cu mine ieri. Ai fost rea cu mine. Și tu n-ai fost rău cu mine, nu? M-a durut stomacul. Am văzut. De asta ai lipsit jumătate de oră. Poftim? Nimic. Dar e supărat că n-a venit Tema și a venit Bia? E supărat că n-a venit Tema și a venit Bia? Dar vă puțin așa de rău. Nu, supărat, frate, doamne ferie. Vezi că până să veniți voi era aici la scări și făcea să vină Ema. Da, 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 da. Și-a venit Bia. Ce mulțumesc încă o dată pentru văd. Uite, pe voi doi vă sfătuiesc să vă retrageți și să vorbiți mai mult. Poate. Dar tu dai multe sfaturi. Nu te sfătuiesc, stai din gură să te duci în partea dată la Cristina. E mai bine așa? Și eu mă sfătuiesc la fel, dar nu mă las. Îmi place așa în grup, e frumos. Dar chiar, măi, că sunt multe fete dincolo, nu? Sunt trei. Da, trei. Da. Poate îmi trimiteți și noi un băiat aici. Nu știu, pe cineva. Pe cineva. Pe cineva.
Nu, nu, nu. Poate Radu să vină când sandwich-ul e gata. Dai, nu, că mă duc eu la ei. Da, Andrei, dar tu nu stai bine acolo. Așează-te aici. Andrei, dar poate invizi tu pe Bia și vă puneți pe canapea acolo. Fetelor, cum ați văzut-o pe Rona? Că Patrick e foc. E supărat. Hai să lămurim un subiect. Uite, eu nu-ți iară, rămas fără. Da, da, după vine și mă ceartă. Vine femeia și mă ceartă. A, vrei să nu vorbim? Clumesc. V-am spus ce am spus, dar mi-e în grijă de Patrick să nu se simtă iurea. Probabil că nu se aștepta. Că a văzut așa o reacție, știi? Dar mai bine că ești. Ai văzut cum? Ai văzut cum a făcut așa? Din ochi. Nu știu. A fost șocat, a vrut să știe visul, i-am spus așa cum am visat. Na, dacă... Dar tu chiar ai fost serioasă față de ce ai zis. Adică nu mă gândesc că ai zis doar așa ca să... Că i-au dau un cafea. Îi dau un cafea lui Andrei. Ce zici? Că îi dă un cafea. Andrei. Nu știu, și când a fost data trecută în casa voastră, nu cred că am spus ceva greșit, dar se pare că o deranja pe toată lumea cu părerea mea. Mie nu mi se pare că ai zis nimic greșit. Eu mereu am zis că... Și eu am învățat să accept opiniile tuturor, chiar dacă sunt greșite. Și sunt greșite logic, pentru că nu ne cunoaștem. Când îți stai cu părerea de un om care nu-l cunoști, părerea ta 90% va fi greșită de acel om. Și na, e normal acolo de acomodare, ne cunoaștem. Poate o să ai alte opinii despre toți diferite la peste 2-3 luni. Și sigur o să se întâmple așa ceva. Da. Bianca acasă. Bianca, ești Bianca. Da. Despre ce vreți să mai vorbim? Pa, vedere, pa, 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 pa. Conductor. Eu am... Dacă îmi permiți. Da, îți permit, de ce nu? Mai și câștigăm câteva secunde împreună, ca ultima oară. Da, și relația aia nu prea contau. Îmi pare rău că n-am vorbit mai mult, dar asta este. Și că eu am vorbit destul. Ne vedem. Da, ne auzim. Opa. Am plecat atât de mult, sunt atunci. Hai să-ți explic un aspect. A trebuit în gală ca să nu mă voteze nimeni să stau așa. Nu. Hai să-ți explic un aspect. Asta cu uitatul la episoadele în urmă este cu dus și întors. Poate fi și de bine, poate fi și de rău. Hai să-ți explic de ce poate fi de rău. Pentru că în momentele tensionate se spun anumite lucruri. Tu poate te uiți la niște episoade în urmă în care Marinel a spus niște lucruri despre tine, dar atunci dacă ne aducem bine aminte și tu l-ai atacat pe el cu niște chestii, ai spus că știi niște chestii despre el de afară, e normal. Dar nu m-am uitat și nu am spus ceva greșit. Ok, lasă-mă să te rog. Automat el se apără și acolo este o discuție contradictorie. Dacă vorbim încă, au trecut două săptămâni, o săptămână de atunci, câteva zile bune în care voi poate v-ați îmbăcat, poate acum relația voastră este mult mai bună. E un pic aiurea să te uiți în urmă la ce s-a spus atunci, în condițiile care acum le vrem să îmbunătățim. De asta spun, hai să încercăm să trăim prezentul și să trăim ce este aici, pentru că dacă eu poate am spus acum 5 zile ceva despre tine, în momentul de față ne înțelegem ok. Înțelegi? Da. Dacă stăm și ne uităm continuu în urmă... Contează și ce s-a întâmplat nu, început. Frate, că ai avut nervi. Contează. Nu, ai avut nervi. Ai avut nervi, adică dacă a fost uite, de exemplu, situație. El a zis că unica care face să vibreze e Natalia, logic, da, nu, logica nu, e logica nu lasă să supere. Păi da, eu dacă mie îmi place... Robert, atunci a fost prima zi. Prima zi, dacă vine o fată pentru mine prima zi și mie îmi dă de înțeles că vine pentru mine, dar în grădină vorbește cu cealalt, okay, cu bun, celălalt, cu bun, el și zice lui că e unicul care l-a făcut să vibreze, pe mine mă enervează. Bun, dar pe mine mă supără bun, deja. În tot timpul ăsta s-a schimbat un cumva socotela, pentru că Nora a zis că e un pic interesat de Alex și deja i-a trezit un sentiment înăuntru lui. Andrei. Ionuț e un bărbat destul de matur, el știe ce-și dorește, știi? E da, cafea lui Andrei. Dă-i pace că se vadă la televizor. Andrei. Faci ceva, Iurea. Văd că ai un viitor foarte strălucit. Alături de Emma. Văd o fată în viitorul tău, dar nu-i văd bine culoarea părului. Nu-mi dau seama dacă este blondă sau brunetă. Și eu dacă am zis atunci că nu mai vreau să mă cunosc cu tine, probabil spus la nervi. Păi ai spus-o. Și-i gata, e, așa e, păi, nu? Așa rămâne. Nu, Doamne ferește, nu că... Acum eu n-am din să știu dacă tu ai spus-o la nervi. Păi sau nici nu m-ai întrebat. Păi da, da, e, păreai foarte sigur pe tine. De păi asta da, nu te-am nici întrebat. Măcar nu te-ai deranjat să mă întrebi. Văd că o fată se va întoarce în casa fetelor și Emma va putea merge la tine. Uite. Atât. Ce vrei până la urmă? Aș vrea și eu să înțeleg, nu știu. Eu vreau o relație în continuare. Bine, înțeleg. Dar era referitor la mine. Stau un pic, așa. O zi, două, maxim. Și după care vreau să văd dacă în continuare putem să
să ne apropiem sau să mă îndreptăm spre altă fată sau să vină altă fată pentru mine? Cum ar fi? Cum ar fi? Cine? Cine vrea să vină spre tine? O fată din casă? Da, da. Nu știu, care simte ceva pentru mine sau care vede ceva în mine sau... Nu, nu am un nume, că aici se schimbă oricum, pe zi ce trece se schimbă câte ceva, azi nu mai e ăla cu ăla, pentru că nu se potrivește, dar se potrivește cu ăla. Da. Și tot așa. Okay. De asta suntem și aici. Înțeles? Nu mai vă ochii la mine. De ce? Cred că e a treia oară când îmi zici chestia. Da, măi. Da, sper că nu te-ai supărat pe mine. Și nu vreau să iei loc personal, că eu chiar nu iau personal cu tine. Așa ne-ai definit? Că a venit altcineva. Ce cameră? Hei! Acum pot să mă duc? Cameră! Vreau o cafea, mai este? Cameră, acum trebuie să mă duc. Aoleu, nu. A, uite, acolo, n-a băut nimeni, că am pus-o pe Radu și nu mai duc. Dai cu zahăr? Nu, am pus lapte și... Superb. Mamă, se răcește cafeaua. Hai să spun ceva. Am fost acolo și erau toți băieții de la început, apoi m-am dus cu Alexandru și vorbeam despre asta, Patrick, că e deranjat că tu acum așa te-ai întors la Ionuț. Și eu zic, păi cum s-a întors? Adică tu ce? Tu nu te-ai întors? Nu. Tu ai făcut ceva ca să nu se întâmple asta? Și el, păi nu, că eu de câte ori m-am cerut și nu știu ce. Și l-am întrebat direct, câte cafele ai dus nonei? Doamne, s-a deranjat? Uite, știi cum? El e deranjat când tu îi faci din astea. Știi că, a, uite, un compliment la ăla, un compliment la ăla, atunci el se trezește așa. Îi zic, ai venit în casa noastră, stăteai cu spatele, ți-am aruncat o pernă, măi, omule, și nu te-ai prins. Și e, a, de asta mi-ai aruncat. Las, nu, nu și-a dat seama tău. Nu, nu, a zis că nu mi-am dat seama, așa e el, fată, nu prea se prinde de chestii. Și... Folosești? Dar zis camera roșie, nu? Nu știu. Trebuie să fie camera roșie astăzi. Mamă, eu sper că nu, că-s depresiv azi. Azi mi-aș dori să fiu chemată de Ionuț. Serios, vreau să vorbesc cu ei. Foarte bine. Da, chiar foarte bine, mi se pare normal. Și după aia am stat, ce am mai făcut? După aia m-am retras cu Alexandru, am vorbit de ale noastre. Momentan, ți-am zis, sunt în cunoaștere cu tine. Nu. Asta vreau să zic. Marinel, da. Te-a chemat camera înapoi. În camera. Te-a trimis. E sigur, Emma? Haide, mă, da, Marinel! Te-am întrebat ieri pe TikTok. Aici e liderul, să mă trimită el. Păi dai, eu trebuie să merg cu tine. Ba nu, adică poți să-l trimiți prin Marinel. Nu, poți să-l însoțesc, să-i duc sandwich-ul lui Radu. Eu iar. Mamă! Cristina, vii cu mine? Cum sunt așa? Mai... Uite, îi poți trimite sandwich-ul lui Radu cu ajutorul lui. Prin intermediul lui. Adică să-i dai numai Marinel. Trebuie să-i dai lui. Pune-i un pupic acolo. Hai, pupă-i. Haide. Hai. Vine Marinel la noi. Nu. Nu merge. Dă-i un pupic. Ai grijă. Că dar spatele. Zi TikTok-uri data viitoare, da? Hai că o duc să cum. Mi se ia rușul. Hai, du-te. Lasă așa. Hai că mă pedepsești. Mi-ai promis ceva. Încerc să nu cadă rușul. Mi-ai promis ceva. Am prins grijă de voi. Hai, dați-i voi. Ții minte ce mi-ai promis? Da, doamne, Nona. Cărpul pe Alexandru pe frunte. Ce-ai spus tu? Da, Nona. Doamne, Nona. Nu, da, Nona. N-am zis da, Nona. Doamna Nona, îți spun doar eu. Stai liniștită. Auzi, Marinel, să-i spui lui Andrei că nu m-a lăsat camera să mă duc la el. Al Andrei? Că drăguț, da, uite, pune cateaua lui. E acolo, aia. Nu, 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 că mă duc eu, că a zis Lenuța să am răbdare. Bun. Pa, pa, fetelor! Pa, mulțumesc, Marinel! Să fiți cu minți, așa, da? Hai că acum te bârfesc. Să fiți cu minți. Se oprește camera roșie și nu mă bârfiți, Bianca, să nu mă bârfești. Dai mângea să jăși femeie. Nu știu, o să-i emoționat, cred. Mai scurt, dă emoții. Dacă scade ceva și nu-i dai întreg. A, trebuie să te ajut, Marinel. Păi asta vroiam, dar... Ei. Eu asta îmi doresc. Poți l-ajut pe Marinel să deschid ușa la băieți? Eu de obicei. Nu o să-mi dea voi, nu o să-mi dea voi. Hai. Îl ajut pe Marinel? Poți să mă duc să-l ajut să-i deschid ușa? Ei, știam eu, hai, du-te. Când te atacă toată lumea, e rău, înțelegi? Păi da, dar nu va ataca. Bă, nu, n-ai fost atacat de toată lumea aici? Sau cum a fost faza cu Bianca la mine? Pentru că nu le-am dat motive oamenilor să mă atace.
Și ce motiv v-am dat eu? Vreau păi să știu, nu mai știu ce s-a întâmplat. Vrei să dăm timp în urmă, iar nu mai știu. S-a întâmplat și din partea ta niște atacuri, niște chestii. Ai venit cu niște acuzații. Doar vorbim, înțelegi? Ok, ai venit cu niște acuzații asupra noastră, dacă ți-aduce aminte, asupra tuturor. Ne-ai acuzat de niște chestii, că suntem falși, că nu știu ce. Adică au fost din partea ta niște lucruri. Normal că zic asta, dacă eu zic, Patrick, ești nebun. Și tu îi zici, bă, ți-a zis, bagi, adaugi, l-ai nenorocit, l-ai îngropat. Păi cum dacă... Sau eu zic, băi, Patrick, ești cam grăbit. Nu, că ești disperat. Și ce mi se pare mie acum, Robert, că tu de fapt ai aceleași lucruri în sufletul tău, nu, dar vrei să le vrei, la suprafață să fii... S-a dat cu topul, s-a dat material, nu, pentru că n-am zis că vreau să schimb topul. Doar am făcut întrebare că mi s-a informat. Nu m-am uitat, mă, dacă s-a dat cu topul, șefule, că eu nu stau să mă la episoade, eu nu m-am uitat. Nu știu ce s-a întâmplat. Doamne, iartă-mă că nu mă uit 3 ore la emisiune pe YouTube, fac altceva 3 ore. Când am fost în cameră cu Natalia, când am avut cameră roșie cu Natalia, mi-am dat seama ce s-a întâmplat. De asta am și cerut camera cu ea și vreau să și eu cunosc. Am fost în cameră cu Natalia și Natalia mi-a zis că așa i-a dat de înțeles programul, înțelegi? Deci lor, vouă, pe ecran, le-a pus decât întrebarea mea. Se poate schimba topul? Gata. L-a închis. Dar nu a pus înainte că cineva m-a informat. Dacă nu-ți convine, poți să schimbi topul. Și am zis, poate schimba topul? Și după aia vrea să lasă totul. Robert, ți-am explicat atunci foarte bine, te rog. Nu vreau să schimb pe nimeni. Robert. Știi? Și întrebarea a fost în felul următor. Aia n-a pus-o. El a spus în felul următor, Mihaela. El a pus această întrebare. Se poate schimba topul? El a pus această întrebare. Ție, dacă cineva îți spune această întrebare, ce este mintea mea? Tu pui întrebarea asta, ok? Se poate schimba topul? Curiozitate de regulament, că nu știam. Ce este mintea curiozitate, mea? Curiozitate, că când sunt curios. Păi omul ăsta poate a pus întrebarea de curiozitate sau poate a pus întrebarea că ar vrea să-mi schimb. Da, da, și tu mă întrebi, tu mă întrebi. Lasă-mă să termin, Robert, vrei să-l schimb și m-a întrebat, mi s-a adresat întrebarea asta și am zis că nu. Nu mi-a zis că are o problemă cu ceva din mine. Că zic, eu pot fi și enervantă, dar el zice că eu acum caut ceva ce e enervant la tine sau ceva ce nu-mi place și o zic, nu vezi. Cum te privești, el e ceva... Ați vorbit singuri, separat? Da, după da. La început că nu m-am făcut. Da, și eu i-am zis încă și în vestiare. Vă dați ceva? Nu, îți vezi prin conexiune, dar... El nu se uită la altcineva. Ochii lui, dacă strage atenție, numai într-o direcție. Și așa, când am spus anumite chestii, știi, care pot fi deranjante sau așa, și mă gândeam, dar oare poate nu trebuie să-ți spun? Eu știu că eu le torn chestiile astea. Păi de ce nu? Pot să mă duc să-i las Biancai, să-i dau Biancai cafeaua și mă întorc? 10 secunde. Mulțumesc. Nu ți-ai dorit o atingere? Mi-am dorit. Ți-ai dorit o atingere? Mi-am dorit, dar nu vroiam să mă bag. Dar te-am da, la început, la sfârșit. Voiai să-ți dea el o atingere. Dar n-am stat foarte apropiați, nu știu. Poate... El are ceva întrebări. Eu m-aș apropia, eu sunt deschisă, știi? Pe mine poți să vii să mă îmbrățișez lung, câte alung sau ceva. Știm. Dar nu știu, dar îl văd. Noi știm de asta. Poate el e frică, știi? Adică da, eu știu. Să-l dai la o parte, da, ceva da, el stătea așa deoparte, știi? Și în sens, a fost un moment când a făcut așa, dar foarte puțin, dar nu m-am mișcat, am lăsat, zic, hai că-l las. Dar... Eu poate simt că el vrea, dar oricum nu-i hotărât încă în momentul de față să fac ceva. Sau poate e frică de reacția mea. Da. De ce? Mama! Am venit pentru puțin timp, însă ai zis că vrei cafea și am uitat să-ți dăm. Ce frumos! Ce folos! Ce folos! Ce frumos! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Vai, dar mai stai? Nu vrei să nu, stai? Nu, nu mă lăsa, am zis că o duc și mă întorc, că altfel nu mă lăsa. Mulțumesc frumos. Poftim? Încearcă. Dar nu, și după nu o să nu, că după mă pedepsești, știi, chiar faci? Nu vreau. Da. Nu vreau să nu mai văd pe Bianca mai mult timp decât deja pot să fugi atunci. Uite, m-am bâlbuit și eu pentru prima oară. Fugi, muțe. Ce faci, Rad? Cameră, ești foarte... E bine, e bine. Ești foarte șmecheră. Poți să mă duc să duc o cafea? Ok? Da, e ok. E ok, toată lumea e ok. Cum să fie? A? Cine te vezi în afară de Andrei? Cu nimeni. Deocamdată. Poate pe parcurs, cine știe, dar deocamdată nu. Nu simt că pot să mă deschid așa în totalitate în fața cuiva, știi? Trebuie să-ți transmit un mesaj, dar doar la sfârșitul zilei. O să-ți transmit doar, m-am fost rugat frumos să nu-l transmit acum, doar la sfârșitul zilei. Mă asomul cu mesaje, numai cafele fără de unde să știu, nu știu de unde sunt. Mesaje. Secretoșilor.
Bă, dacă m-a rugat frumos, ce să fac? Să încalc regulamentul? Nu pot, că nu pot eu. Dar noi ne potrivim vizual. Mie îmi place de voi. Îmi par bătrână. Mie nu mi se pare. Nu. Nu-ți place? Tu oricum pare așa copiluț. Nu par de... Tinerică. 26. Da, da. El era chiar foarte emoționat când toată cum am îmbrățișat, tremura așa, am văzut cu mâna că făcea așa, tremura. A fost frumos că i-a adus cafea. Uh-huh. Foarte frumos. Și tot se bârbie când vorbește cu tine, se emoționează așa. Tu cu Marinel cum? Nu știu. Eu zic da, că s-ar înțelege da, foarte, da. Foarte bine. Bianca cu Alex. Noi doi. În sfârșit. Bă, să știi că noi o cunoaștem destul de bine pe Bianca. Cel puțin eu din ce am văzut eu, nu știu, Radu, pare că e încântată de tine. Adică zice că nu pare că e cumva de... Așa de complezență se poartă cu tine, știi? Nu. Și vrei să zic o chestie interesantă la ea? Adică când vorbești, tu ea taci și zâmbește. Da, adică îi place ce îi place, spui. îi place să te asculte. Când tu vorbești, ea tace și... Dar acum nu trebuie să zbori. Știi, la modul spre ea. Fii și tu rezervat și conștient, dar fă pași, că e loc. Bă, asta fac oricum. Adică în direcția mă duc. Ideea e să nu te hazardezi asta, știi? Adică să nu mă grăbesc prea mult sau ce? Să nu te hazardezi, adică nu să te... Dacă simți te grăbești, grăbește-te. Mă doare ce a făcut. Dar să nu fii, nu știu, săcăitor. Foc, săcăitor, ok. Știi, la modul ăsta. Lele, ce voiam? Parcă îi fac rău, după aia știi, te iei după... Tu cu ce bărbați ai avut relații? Vârstă sau, nu știu, mai... Mijlocii. Mai mari, mai... Bătrân, nu, ca dacă zic eu bătrână. Dar nu e numai mai mici, Eva, nu? Așa... Zic numai mai mici ai avut, parcă așa ai zis o dată. Mai mici, cu 2-3 ani. Am zis prima relație a fost atât, au fost mai mari cu 4 ani, rest tot au fost mai mici. Toți mai mici. Una din fostele lui seamănă cu Bianca. Da, i-am și spus. Uite, dar nu am avut iubit cu ochi albași și n-am avut. Nu? Uite, nu vrei să ai acum? De ce întrebare? Dar la cine te referi? La tine sau la mine? La tine. Ah. Tu cu ea să fiți împreună. Că a fost să faci tu șmecherie cu aici, știi? Ce vreți voi să ne combinați pe noi? Vreți să ne combinăm amândoi? Dacă nu? Ce că tu poți să ai dispus la oricine. Cineva a luat-o, bam, contract și gata. Nu, vedeți seama cine... O să primiți și voi comentarii urâte și na. Andrei, o să fie super la comentarii. Uite, tocmai ce am zis, nu știu dacă m-ai ascultat, că am învățat aici să mai pun la suflet. Știi că am avut cel mai mult comentarii dintre toți. Noi, dar voi faceți live-uri așa? Cu cine vă asociați așa? Cu Natalia pe mine. Uh-huh. Și pe cu Nona. Pe mine cu Bianca, toți. Cu Bianca? Da, atât. Cu Bia, nu? Nu, nu, doar cu Bianca. Lumea, cu cine te asociază? Suntem Natalia și Nona. Pe mine mă asociază și cu Emma și cu Natalia și cu Bianca. O groază de comentarii am primit din... Da, da și cu tine. Cu Brățara, cu Bianca, Bianca. Mi-am prea multe, nu știu pe care să o aleg, știi? Pe tine? Pe tine cu cine te asociază? Cu Robert și cu tine. Cu mine? A, cu toți, cred că mi s-au comentat și Marinica nostru. Da, nu Marinica. Punctul lor de vedere. Trebuie să-l respectăm, înțelegi? Au zis că acum el face agricultură, bla bla, dar pe viitor își dorește să mute din satul mare. Ok. Unde? Și nu a zis unde, dacă... În Genova. București. Nu. Să se plimbe cu mașina ta. De capotabil. El a menționat, dar știu, eu n-am știut. El a menționat doar. Și a zis că vrea ca să lucreze doar... concentreze pe alte chestii, adică... Da, mie nu... Deci nu am avut așteptări neapărat să mă cunoaște cu Marinel, că... Na, vorba e gagicar. Așa. Dar mi-ar fi plăcut, din partea lui, pentru că suntem totuși din aceeași zonă și din respect, să ne susținem unul pe celălalt. Așa ar fi frumos, dar pentru că el, de multe ori ironic la adresa mea, el nu... o să dea bine acasă. Asta e clar. Eu ce am văzut la el? Deja am primit mesaje, adică băiatul ăsta zice, credeam că e totuși diferit, dar acum văd la TV și arată caracterul. Ce am văzut la hotel, că eu stau în cameră cu el, are suflet bun, deci suflet bun, jur. Nu este că va da vouă o ciocolată sau asta. Dar eu nici n-am mâncat din ciocolata. E prietenos așa și nu cred eu că e... Mine nu mă împași cu o tabletă de ciocolată. Nu, nu, ok, dar zic așa, e prietenos, cu e bun. Domn, e, este foarte curat, înțeleg. Dar cum îmbrățișare, te-ar împăca un băiat? Am văzut multe chestii frumoase la el. Dacă e sinceră și uite, ieri, acum să îți accept scuzele că am simțit că au fost sincere, dar ieri nu le-am simțit sincere. Când păi ai fost spus cumva de doamna Andreea și am simțit că nu au fost sincere. De aia nu le-am acceptat. N-au fost. Da. Dar eu acum încep să prind tot mai mult drag de Nona și atunci când o văd pe ea în conflict cu oricine... I-au înțeles greșit.
Înțeles că am ceva cu ea, dar chiar dar nu corect, am nici asta. Nimic. Aici n-am voie. I-am încercat, exact, noroc încă o dată și am zis, ok, cred că v-am văzut împreună. Eu acolo singurul lucru care trebuia să fac era să nu mă... E corect, pentru că asta am simțit să fac, nu cred că e incorrect, doar că ar fi trebuit să o las pe Nona să răspundă, nu să intervine. Dar oare ce vorbesc acolo, Mihaela? Ce-ți mai plânge? Ce îi mai spune? Ah, la băieți? Da, să spun încă o chestie. Nu știu ce vorbești, Mihaela. Să victimizați, cred. O chestie am... Tot așa. Eu am privit emisiunea, ții minte, Bianca, cred că erai și tu pe acolo. Probabil. Hai, spune. Că Marinel a zis în casa băieților că vrea, a venit un motiv pentru care acolo micuț protenză. Nu, se promoveze. Să recontacteze fosta lui. Să recontacteze o fată cu care el a avut o încercare de vreo lună, două, dar el într-adevăr a vrut să încerce ceva serios cu ea. Dar ea l-a refuzat. Adică, după câțiva timp de cunoaștere, a pus punct. Și lui era rămas aici puțin. Natalia, știi? Dacă tu refuzi, ăsta se îndrăgostește de tine. Da, probabil îi place. Nu, fine, și ascult, chestia asta s-a întâmplat în 2019. Și el a menționat-o acum în Casa Iubirii. 3 ani, 2023. Și am zis, băi, dacă tu ai menționat-o după 3 ani... A stat într-o capsulă criogenică. Stai un pic, că el a spus că el 6 ani nu a avut nicio relație. Dacă nu o simți. Da, asta a fost cu 3. Asta a fost o cunoaștere. El a vrut să meargă spre relație, a vrut ceva serios cu ea, dar ea nu a vrut. Cum e cu Natalia? Dezastru. Bine. Bucur. Am mai vorbit. Mă bucur. Ne cunoaștem. Nu vreau să ne grăbim și e și ea de acord. Mă bucur. Pentru că dacă ne grăbim, nu ajungem nicăieri. Și nici nu vreau să mă grăbesc. Orice unde are cap. Băi, relația cu Robert trebuie să o păstrezi la modul salut, ce faci, bine, tu nu pot, am încercat să explic o chestie. Ok, deci, legat de mine, tot chiar a fost super bine, mă bucură maxim ce a zis cu Bianca, sper să continue exact la fel. Văd că ți-a rămas și fața pe hanorac, pe glugă. Da, a rămas puțin. Dar totul e foarte bine aici. Ce vrei să zici, Radule, de mai chema pe terasă? Aoleu, știi ce observ la asta acum mai nou? Cred că ne gândim la același lucru. De ce râzi? Zi, hai. Și-o zic și lui, dar n-am apucat. Bă, deci, eu cred că Robert e în felul următor. A aruncat caietul studențesc pe care l-a avut și a făcut altul. Adică a observat că nu merge și că pică prost cu chestia asta de a se victimiza și a pica împotriva noastră. Acum este prieten cu noi și încearcă să se dea prieten cu noi, să bage în toate subiectele, dar tot opiniile lui le are, gen, adică nu lasă de la el, dar încearcă să fie prietenos ca să poată să se integreze între noi și să-și spună opiniile, dacă înțelegi ce vreau să zic. Nu, adică să nu mai fie împotriva noastră, că a văzut că nu merge, și acum să fie cu noi, dar cu opiniile lui. Înțelegi? Okay. Eu am încercat acum să dezbat subiectul ăla cu... și el tot o ține langa pe lui pe aia cu topul. Eu mă retrag, frate, că am avut chestii. Nu, și eu, și eu m-am obosit. A fost amuzant, ne-am distrat, am râs, ne-am certat, alea, ne-am enervat, am țipat la el, am făcut toate alea, dar nu mai pot. Nu mai pot și nu mai vreau. Și el ignor. Și el face ironia acum și el, adică acum el joacă cartea noastră. Am adică de la glumele noastre. Da, exact, joacă cartea noastră și se dă pe lângă noi, că observa că nu face față invers, se dă pe lângă noi ca să... dar cu opiniile lui, dacă înțelegi ce zic, doar să îl integrăm în subiecte, că a văzut că n-are cu cine să vorbească. Da, pentru că în momentul ăsta nu cred că pe el sigur l-a durut foarte tare și când a zis Patrick că a început să fie de partea noastră, pentru că Patrick era cam singurul lui om rămas. Eu țin cu dreptate, vreau ca viitoarea mea pereche să nu greșească, adică să-și dea cu părerea și să n-ai vede dreptate. Dar și pe conexiune atunci cu calități și defecte și atunci o simți nevoia să intervină. Nu am înțeles de ce. E protectoară, dar câteodată poate un pic exagerează. Prea mult. Aici nu știu să-mi dau cu părerea. Oricum, voi femeile... Ea nu știu, dar spune că e sigură pe ea. Dacă e sigură pe ea, atunci de ce... Mie știi ce mi se pare urât? Când, uite, de exemplu, vine Andrei... vine Bia și este în cunoaștere cu Andrei și se văd și așa se văd odată la nu știu cât timp, eu să am ceva personal cu Andrei, când e Bia lângă el, să încep să zic, bă, Andrei, dar de ce așa? Adică trebuie să lași momentul ăla să fie frumos cu mâini și după să vorbiți voi între voi ce aveți de rezolvat. Aia mi s-a părut puțin ieri că ai dat-o cam agresiv, eram și eu acolo cu toate fetele, mi s-a părut aiurea și gen picanul ăla în ochii mei. Din punctul meu de vedere și atunci am simțit nevoia să intervin. Hai să zic ceva și uite, vă zic din suflet. Ascultă, mi-a plăcut mult de tot ce ai zis astăzi, da? Când o să le vină rândul și o să fie în locul tău și o să fie. O să fie, eu o să plec. Ascultă-mă, da, ascultă. Nu mai zici asta, nu mai fi negativă, nu se știe niciodată, înțelegi?
poate ai voturi de ICECO și nu o să mai pleci, înțelegi? E foarte liniștită. Nu mă gândesc așa. Nu, gândești, uite, nici nu s-a gândit, s-a întâmplat. Totul se poate întâmpla, înțelegi? Lumea de afară o să vadă și o să te aprecieze, zic eu, că ești sinceră și pură. Dar acum l-am văzut că vrea să pară mai prietenos, v-am spus de ce. Asta este următoarea strategie. Băi, uite, eu ieri spus ce n-au avut nicio treabă, că l-a fost. Păi da, asta zic. Că pe ce, păi da, și tu ești foc, mă. Lasă-l în pace, mă. Nu mai intra când un subiect de ăsta mănânțită. Doar așa, de salut, salut, toate bune, da, bine, exact, da, și gata. Salut. Dansați și aia e. De acolo trece în corp, nu mai văzut cum se mai bagă prea mult în seamă. E și ușor să leviți acum, că nu mai vorbește pe conexiune. Acum s-a băgat că e Mihaela acolo. E decizia ta dacă stai în zona aia, dacă nu, nu. Nu știu, ei doi mi se par un pic cam ciudat, așa, parcă amândoi sunt prea multe, așa, prea multe, sunt prea multe chestii între ei doi. Nu neapărat, bă, frate, nu știu, asemănări. Eu pe ea o înțeleg, pe ea, pe ea o înțeleg. De ce o înțeleg? Au aceleași necazuri. Da, ascultă-mă, Radule. L-am cunoscut și pe Sorin, da? Sunt oamenii de acolo din Țara Oșor, sunt oameni simpli și mândri, înțelegi? Ea a avut o creștere de un om normal, simplu, adică, cumva, ei se pare mult ce discutăm noi aici, așa. Ea e o femeie simplă, liniștită, înțelegi? Da. Și neavând contact cu noi, cu mai mulți oameni așa într-o casă, la modul ăsta, gen cu păreri și cu dalea și cu dalea, da, cu ea cumva se simte atacată, știi? Dar nu greșește neapărat. Adică eu nu văd greșește pe fata asta. Păi stai așa, mă, omule, adică tu te simți atacată în momentul în care se spune o părere, dar tu când ataci și spui la rândul tău că ai ești mai tânără, că eu... Noi avem o experiență aici, noi știm cum merge treaba, dar ea nu știe fata asta cum merge treaba. Cred că nu, dar astea sunt chestii legate de viață, de simț. Dacă era ceva fals din partea ei, ea chiar se simte rău. Dacă era ceva fals din partea ei, nu mai găseam păscări plângând. Da, că nu avea niciun rost să plângă păscări. Ai înțeles? Ascultă, ea chiar se simte rău. Bine, dar asta eu zic că e chestie omenească, adică tu la rândul tău ataci și aștepți ca oamenii să aibă o reacție. Ce reacție te aștepți să aibă oamenii? Corect, eu zic că e corect. Dar când oamenii îți dau replică, te atacă. Știu ce zici, da, e corect, pentru că i-am spus că nu e ok să facă chestia asta. Adică tu ataci și este ok ca oamenii din jurul tău să se simtă frustrați sau ofuscați de ceea ce spui tu, la momentul în care oamenii îți dau ție replică la ceea ce spui, mă atacați. Nu este bine, mă atacați. Nu e acomodată, frate. Bă, oricum e mecanismul de apărare clar să lovească înapoi și nu face bine. Îți dai seama prin faptul că ia la orice bine, zici. Poate zice bine, cu timp. Da. Sau poate nu știu. Bă. Ați zis, păi ea nu o de greșită. E normal la femei să mai mind, mai ales la femei, în anturajul femeilor acolo, să înceapă discuția asta, e foarte normal. Da. Că așa sunt femeile. Dar pe el, în anturajul cu noi aici, ți-am zis, cumva când a venit atunci el, se vedea bunicul pământului aici și am venit noi și am dat planul peste cap. Și el de-aia s-a răzbunat pe noi. Când ai zis tu pe conexiune că când o să fie și în locul tău, și o să fie toți și am zis și lui și lui, aveți grijă că după mine o urmați voi și urmează și o să Marinel, se bată între ei. Înțelegi? Ce faci, dragul? Și dacă vrei să vorbești cu el, du-te acolo, nu? Sau ești gelos pe Bia? Te întrerupe, frate, și nu... Vrei să o iei la tine, la satul mare, să placeze căpșuni? Normal. Înțelegi? Lasă-i că l-am zis că o să fii mai vulcanici decât mine și l-am văzut pe el decât în unele momente foarte mici, o înțepătură atâta. Da. Și l-am văzut că să nervase mai mult decât mă enervez eu și am zis, tu ești mai vulcanic ca mie. Și Andrei, când este foarte, foarte, dar și el când o să explodeze, o să dea cu palmele aia să sară pe aici lumea. Și eu nu sunt agresiv, lumea m-a tratat de agresiv. Ce, eu o apreciez până am fost acolo, am vorbit cu ea în grădină, mi-a plăcut de ea așa, dar văd ce văd eu? La ea, te joc și cu Emma și cu Bia. Nu știu de ce ține ideea că eu sunt. Vorbim așa, stai așa, că să-ți răspund să termine domnul Robert. Înțeleg de ce susține că eu sunt vulcanic și agresiv. N-a văzut nicio schimbare la mine. Acum că băieții m-au susținut și au zis, uite, Robert chiar încearcă să a lăsat de la el și am lăsat și noi. A început să râdă că o face fals. Iar te atacă, vezi cu o vorbă mică, iar te atacă. Tu acolo trebuia să dai dovadă să fii zen. Andrei, facem și noi jocul. Ce, Andrei, cu toți fetele faci jocul ăsta? 3, 2, 1 și... Aveți grijă, nu spuneți că se potrivesc, că după aia se potrivesc. Uite că mai vrea să mai încerci. Da, uite, ia-i ține mâna. Da, bine acolo, asistă, mamă mie. Mamă, și ele sunt prietene. Dar de când ce? Păi nu se ridică. De câte ori poți face? Gata, ai făcut 3 ori. Este acolo. Dar-i place? Uite, vede-te cum stă. Mă, așa zici ce mai rău să mă pune rău în ochi. Doamna Andreea. Am zis, Doamna Andreea, jur-te. Gata, Robert.
relax. Ha, să-i spun adevărul. Relaxează-te că e jur. Deci a fost, a fost ceea ce a spus Radu. N-am terminat, era frumos. A, nu? Gata, nu mai gata, suficient! Cred că a rămas mască când a văzut în gală ce le-am spus la fete, că aș trebuia să te referesc în ultimul hal. Bă, a fost cea mai bună decizie ever. Faptul că el ne-a acuzat pe toți că mergem acolo să-l bârfim și când a apărut materialul cu Ionuț care zice, bă, eu nu vreau să vă zic, că vreau să vă schimb ideea. Bă, gen, în momentul ăla i-a dat game over. Nu mai avea ce să zică. Exact. Nu. A rămas mască. Și înainte a fost materialul cu el care zicea acum că nu știu ce, că cum făcea Alexandru, că nu știu ce, care el efectiv făcea ce zicea că noi facem și după Ionuț care efectiv n-a vrut să vorbească de el. Bă, ăla a fost gen, ce mai putea să zică? Gen a fost... Dar nu, el n-a scos la cap cu el. Dar acum l-am văzut că vrea să pară mai prietenos, v-am spus de ce, asta este următoarea strategie. Bă, uite, eu ca să integreze... Nu ce treabă, că l-a fost... Păi da, asta zic. Că pentru ce, păi da, și tu ești foc, mă. Lasă-l în pace, mă. Nu mai intra în subiect de asta mărunțită. Da, 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 da. Doar așa, de salut, salut, toate bune, da, da bine, exact, da, și gata. Salut. Dansați și aia e. De acolo trece în corp, nu mai văzut cum se mai bagă prea mult în seamă. E și ușor să leviți acum, că nu mai vorbește pe conexiune. Acum s-a băgat că e Mihaela acolo. E decizia ta dacă stai în zona aia, dacă nu, nu. Nu știu, idei mi se pare un pic cam ciudat așa, parcă amândoi sunt prea, prea multe așa, prea multe, sunt prea... Prea multe chestii între ei doi. Neapărat, bă, frate, nu știu, asemănări. Eu pe ea o înțeleg, pe ea, o, pe ea chiar o, pe nu, da, pe ea o înțeleg. De ce o înțeleg? Au aceleași necazuri. Ascultă-mă, Radule. L-am cunoscut și pe Sorin, da? Sunt oameni de acolo din Țara Oșor, sunt oameni simpli și mândri, înțelegi? Ea a avut o creștere de un om normal, simplu, adică, cumva, ei se pare mult ce discutăm noi aici, așa. Ea e o femeie simplă, liniștită. Înțelegi? Da. Și nu, neavând contact cu noi, cu mai mulți oameni așa într-o casă, la modul ăsta, gen cu păreri și cu dalea și cu dalea, da, cu ea cumva se simte atacată, știi? Dar nu greșit neapărat. Adică nu, eu nu văd greșit pe fata asta. Păi stai așa, mă, omule, adică tu te simți atacată în momentul în care se spune o părere, dar tu când atași și spui la rândul tău că ai ești mai tânără, ascultă-mă, că dar eu... Noi avem o experiență aici, noi știm cum merge treaba, dar ea nu știe fata asta cum merge treaba. Eu nu zic, astea chestii legate de viață, de fals, simți. Dacă era ceva fals din partea ei, ea chiar se simte rău. Dacă era ceva fals din partea ei, nu mai găseam pe scări plângând. Da, că nu avea nicio rost să plângă pe scări. Ai înțeles? Ea chiar se simte rău. Bine, dar asta eu zic că e chestie omenească, adică tu la rândul tău ataci și aștepți să oameni, ca oamenii să aibă o reacție. Ce reacție te aștepți să aibă? Corect. Oamenii? Asta e, eu zic că e corect. Dar când oamenii îți dau replică, te atacă. E, știu ce zici, da, e corect, pentru că i-am spus că nu e ok să facă chestia asta. Adică tu ataci și este ok ca oamenii din jurul tău să se simte frustrați sau ofuscați de ceea ce spui tu, la momentul în care oamenii îți dau ție replică la ceea ce spui, mă atacați. Nu este bine, mă atacați. Nu e acomodată, frate. Bă, oricum e mecanismul ei de apărare clar să lovească înapoi și nu face bine, îți dai seama prin faptul că ea la orice bine, zici. Poate își revine cu timp. Doamna Andreea, n-a să vrei să mint pentru noi. Ei, hai, doamna Andreea, mai făcut jocul. Ei, dar nu așa. Adică asta, să mint ca noi să vedem reacția. Dar poate să întrebi în... un test. În privat. Noi putem să întrebăm pe doamna Andreea. Și doar ea să ne dea un răspuns dacă e posibil sau nu e posibil. Tu crezi că Marina nu trec testul? Să vedem. N-am văzut speranța în ochii tăi. Nu, eu vreau să văd dacă și menține răspunsul care mi-a dat mie. Crezi că de-ai deja l-a uitat? E acolo cu Mihaela, cu sora lui. Da. Verișoara. Verișoara. Adică aș vrea foarte mult să-i văd de reacția. Păi uite, asta e interesant. Deja că tu ești interesată de reacția lui... Deja e bine. Da, e ceva. Că dacă nu ți-ar păsa, ar fi mai altfel. Sau să o chem eu în camera roșie azi. Fixi, să-ți spun. Hai, nu, nu. Nona se duce acolo și nu vezi că toți băieții au zis că tu ai grijă de noi, că tu o să ne protejezi, te duci acolo, rezolvi probleme. Tu o să o chem pe Marinel. Tu crezi că Marinel nu o să zică? Nu zic, da. A, dar nu ia să vă zic. Astăzi ei ne cheamă. Băieții cred că cheamă astăzi. Eu și-am uitat de camera roșie, încă-s gata. M-am văzut astăzi, ajunge. Camera roșie, wow! O să fie cameră, că au zis că da, să mai gândesc la fierbinte azi cu mine și cu... Dar de fapt poate să mă cheme. Să-mi facă în șudă. N-ați tu! Poate să o facă. Măi, adică na. Fiților, asta a fost... Poate să bravo. Brachez, dar fără intenții. Brava, Nona, ai avut o idee genială. Cu ce? Cu doamna Andreea. Cu restul ăsta. Da. Idei geniale. Sper, vă rog, doamna Andreea. Vă fost sincer, cum ne-ai dat, o zis-o în emisiune, nu o zis-o în afară, știi? Păi, ne-au contactat.
ți-ar dori să... Poate chiar o, poate chiar o contactare. Ce să facem? Ți-o aducem sau nu? Ți-o aducem? Ai vrea să o vezi? Ai... Sau ți-o aducem? Sau nu? Cu ăsta când o să intre iară scandalul să fie rău. De ce? Nu cred că o să intre. Poate îl simt că e zătul extrem de el. Bă, eu sunt până în gât și eu chiar nu mai suport. Nu cred că o să intre iară. Dar măcar m-am mai erisit când chiar ne-am certat tare. Dar acum nu... Acum sunt mai ok. Mi-am spus și susțin. Iată când o să iasă afară, o să ne terferească pe toți. Terferește emisiunea. Tot. Tot. Și el și Mihaela. A spus la mine. Patrick, ea este supărată pe mine cu un singur... Dintr-un singur punct de vedere, da? Că nu recunosc, nu găsesc greșeala pe care am făcut-o în fața Biancăi. Și am zis, care este greșeala? A, păi vezi? Păi da, zi-mi eu tot dacă nu văd eu, sunt chiar. Zi-mi eu tot, te rog frumos. Aici nu pot să comentez că am fost în acea situație. Păi da, ok, exact care este greșeala mea față de Bianca? Vă cer vă o părere, ia să vedem dacă vă dați. Eu nu știu, eu nu-mi dau seama. Eu am zis, care este greșeala mea față de Bianca? Dar vreau să știu părerea asta. Nu e oferită exclusivitate. Asta e greșeala mea? Păi și eu i-am zis asta, așa am zis eu Noni. Și ce am zis Noni? I-am zis, greșeala mea a fost că n-am fost foarte clar să-i zic, uite, mă stopez aici, nu mai fac pași spre tine, dar nu este că nu vreau să mai te cunosc sau gata, îți dau un cap cum faceți voi. Nu, că nu sunt răutăcios, nu sunt răzbunător. Și m-a întrebat Noni, ești răzbunător? Și zic, nu, jur, hai să vezi. Bun, vreau să vorbesc și eu. Nu trebuie să-mi demonstrez nimica. Da, păi nu, că nu-ți demonstrez nimica. Bună, că el e liderul casei și are drept. Bă, are dreptul să zică, gata, liniște. Dar nu se poate explica. Nu știu să vorbesc cu tine, că am fost... Frate, ați vorbit de... Doar vă povestesc, înțelegi? Da. Robert, să vorbi de studiuri, fratele meu, pe subiectul ăsta. E a cincea oară. Pentru tine și aveam așteptări foarte mari de la tine, de aia plâns când am mers cu Natalia. Mai am o întrebare, tu mai ai speranță la Bianca? De moment nu. Și de ce mai deschis subiectul? Da. Nu se știe, nu se știe, nu închid poarta nicăieri pentru că nu știi, pentru că mi s-a nici întâmplat în viața. Dar știi de ce? Zic, de exemplu, poate ar fi o apropiere între noi și pe Bianca o cunosc. Și ar fi în stare, poate doar să mă țepe să se apropie din nou de tine. Nu cred că se... Eu nu știu intențiile ei, auzi, nu cunosc. Nu cred, prea deșteaptă ca să... Auzi, nu știu intențiile ei, nu cunosc. Poate într-un viitor o cunosc și îmi place de ea sau poate chiar nu. Mă distanțez mai mult de ea, înțelegi? Bine, ei au plăcut de tine și cred eu că e mai... I-a plăcut, am înțeles. Tu, Emma, cum ești? Depresivă. Depresivă. Mamă, dar nu crezi că băieții de acolo... Nu vede lor. Acum vorbesc cu Bia și cu Mihaela, o să-mi pacă bine cu el și după aia nu o să vrei să vorbească cu tine. Nu știu de ce. Hai, nu pot să nu vorbească cu mine, e plăcerea lor. Face Emma câte o glumiță. Măi, dar nu, ieri chiar într-adevăr tu ai menționat când eram afară seara că cum băieții se distrau când ei erau în cameră. Da, eu chiar mă gândeam. Deci e extraordinar. Asta am avut o gândire asta care mi-e rușine. Să-l spun, dar o să spun că dacă am chestii de ascuns odată și odată o să iasă. Mă gândeam, cu oare nu te potrivești tu cu Alexandru? Și după aia, și i-a spus lui Nona, adică nu vreau că neapărat că noi, că deci, mă, nu știu, nici nu știu, nici nu cunoaștere oficială, nici nu știu ce e, și nu vreau să par așa nebună din prima, după o să arăt, dar mă gândeam că atât de bine așa te distrai cu toți băieții, că, încât m-am gândit că și cu Alexandru te-ai potrivit, cu fiecare din ei. Alexandru nu prea glumea să-mi țină glumele. Și am nevoie de o persoană care să-mi țină glumele, să mi le continue. Măi, Alexandru nu o glumește, e prea concentrat pe Bianca, nu? Da, el gata, nu mai vede niciuna. Nu vede, nu vrea. Vorbea cu noi, s-a uitat la tine două secunde, restul numai la dânsa s-a uitat. Eu mă uitam. Nu că nu. Păi zâmbește și el, dar nu e atât de mult pe stilul ei. Nu, bine. Da, ok, gata, mi-a trecut. Deloc. Andrei, facem și noi jocul. Hai, facem și voi. Hai. Facem Mihaela jocul cu Andrei. Cu foaia. Nu știu dacă avem voie. Ba da. Aveți voie să faceți, auzi? Aici aveți voie să faceți ce doriți. Ionuț. Robert. Te rog frumos, Ionuț, să fii să mai faci. Ba da, Mihaela, hai. Ia, nu, pe care vrei, pe ăsta? Hai. Hai, frate, eu sunt aici, gigoluci. Hai, Mihaela. Ieri, hai, Rambi, Mihaela. Hai, Mihaela. Hai, Mihaela. Hai, Mihaela. Dar lăsați așa o chestie. Nu voie. O să fiu pedepsit. O să fiu pedepsit. Acum s-o adunat toată lumea. Andrei, dar joci corect. Ia uitați-vă. Jocul, cu cine faci cu Andrei? Așa zice mai asta mă pune rău în ochi. Doamna Andreea. Doamna Andreea, jur. Gata, Robert. Hai, mă, relax. Hai să-i spună din vorbă. Relaxează-te, că e jur. Deci a fost ceea ce a spus Radu. N-am terminat, te rog frumos.
A, nu? Gata, nu mai gata, suficient! Ia uitați-vă, jocul, cu cine faci, cu Andrei? O să încercăm de 3 ori, da? Lasă că ți-au ce Mihaela. De 3 ori, hai! Hai, da? Uitați-vă. Hai, Robert, am zis! Ce tare! Hai, Robert! Hai! Hai așa un pic să se oprească. Rămas de data trecută! Hai un pic de fără! Da, da? 3, 2, 1 și tu! Dar nu ai voie să mă țin! De ce, Andrei, cu toate fetele faci jocul ăsta? Dar poți să știi. Ce înseamnă prietenia asta? Ce înseamnă să fii comic? Ce înseamnă să fii prietenă cu o fată? Să fii verișor. Să pasezi de la una la altă. Aveți grijă, nu spuneți că se potrivesc, că după aia se supără. Uite că mai vrea să mai încerci. Dar uite, ea-i ține mâna pe mine. Dar bii acolo, asistă, mamă mie. Mamă, și ele sunt prietene. Mamă. Dar ea stă, ea... Și de Robert era jignită, dar da. Astăzi de potrivire. Auzi, dar ea n-are... Și a spus doar... Auzi, Emma, a spus doar de potrivire, nici măcar nu... Nici măcar nu. Uite cum mi-a pus mâna pe picioare. 3, 2, 1 și... Hai. 3, 2, 1 și... Hai. De câte ori poți face? Gata, da. Ai făcut 3 ori. Eu stă acolo. Dar îi place. Uite, uite cum stă. Gata, nu mă joc. Hai, ultima dată. Prinde foaia. Concentrează-te puțin. Ce gust au văzut? 3, 2, 1. Deci eu nu cred. Dar Bia râde, aplaudă. Unu. Bia, scuze, e ușor. Doamne, ferește. Mamă, eu aș simți super prost să fiu acolo. Să asist la așa ceva. Eu țin să cred că nu-i pasă și nici nu-i apăsa și nici nu-i place ceea ce se întâmplă și nu are nicio treabă cu Andrei. Votați Bia la 1207. Dar eu nu pot să cred că ea nu are nicio treabă, pentru că eu când am ieșit cu ea, ea spunea că de-abia așteaptă să-i dea like la story, se uita în continuu, adică nu, era prea emoționată în afară. Da, că se dădea pe lângă tine pentru că ești al lui Radu. Știa că o să-i spui și o să ajung în casă băieților. Ce, ia, ia, uite. Că altfel eu nu mi-explic. Păi nici serio. Eu. Uite că e ok. Uite ce de mic, eu nu ți-l lângă Marinela. Îi ajungi la umăr cu capul. Nu știu, nu pare bine deloc afectat. Bine, ești tu, ai crede-o că acum mă scoate Bia pe geam de mine. Bă, bravo, bravo, bă. Nu, stai, nu. Nu, mi-ai găsit. Nu, eram curioasă dacă o să pot pe orice parte care are în față. Și ce crezi? Înseamnă că nu semna nimic. Eu nu semn nimic, tu nu semn nimic. Orice parte o are. Mai e doar de De ce? Pentru că amândoi sunt nanți, amândoi au o vârstă un pic mai înaintată. Vorbiți puțin lângă ea. Stai puțin lângă ea să vedeți asta. La înălțime. Uitați-vă, fete, și le-ai pupat pe toate. M-a chemat o fată, m-a jucat puțin să o aici. Cu cine mai mi s-a jucat? Nu mai am rând în toată emisiunea. Stai că mă gândesc la post. Natalia? Sau Cristina? Cristina. Dacă vrei să rămâi fără mâinile alea. Auzi, mă, dacă te spara cineva ești lider, poți da. Camera, îmi faci puțin legătura cu fetele, te rog, frumos, ceva. Că vreau ca Andrei să încerce toate fetele din casă să vadă cu ce se potrivește.
Ne faci legătura puțin? Să vorbesc un pic cu Cristina, poate vrea ea. Fetelor, bună! Firei ultima fată la care stați un pic. Fetelor, Andrei, încearcă cu toate fetele din casă jocul cu hârtia. Noi nu vrem. E cineva dispus să încerce, el vrea acum să încerce cu una din voi. Cristina, eu vreau ce vrea. Cristina Ema vrea. Ema a încercat. Ema vrea, dar tu, Andrei, cu ce vrei? Andrei, tu, Cristina vrea, eu nu. Hai, Cristina, te rog frumos, vino să încercăm jocul cu foaia. Lăsați-o pe Cristina. Ema, iartă, te sunăm noi mai încolo puțin. Eu rog, te lasă pe Instagram. Vino să vezi dacă te lasă, să încerci cu Andrei jocul cu foaia. Nu, hai că Ema bagă fruntea. Hai că Ema abia vrea, ia oricum. Să vină Cristina. Zi, dacă nu Natalia, să... Ema, uite, frate, e, sară, Mihaila, în locul tău. Ce să zic? Ce să zic? Să vin să-i facem jocul cu foaia, tu cu Andrei. Eu, păi, dar... Radu, nu se supără! Nu se supără! Dar tu! Hai să joci! Mă sau nu mă supără? Hai, Natalia, tu, că e supărăcios, Radu! Păi, se pare da. Ok? Hai! Cum doar se, dacă cum vrei, se... Natalia, dacă nu vrei, nu veni! Adică hai, eu, Natalia, dacă nu mă supăram, tu veneai să joci? Radu! Dar nu fac așa ceva! Ce vorbești? Nu a spus așa ceva! Radu, pot să mă duc? Tată! Da! E să supără! Și ca Radu să supără! Păi, dar normal că mă supără! Păi, dar normal! Bine, oricum, asta e și ideea, ca să prins foaia. Pot să mă duc în casă? Dar la Andrei am văzut că e de mult. Să faci joc cu foaia. Pe rândul la Andrei! Am zis că vin aici să vorbim. A, păi nu, că eu stai pe toate. Dar tu de ce vii? Facem liniște. Nu mă lasă. Că ești baker. Da, să văd dacă îmi dau voie. Uite, uite, poți să mă duc ce? Da, Radu, da, s-a sparat. Când a chemat eu, nu pot să merg? A fost o glumă din partea Bianca. Radu, eu am spus asta. Eu am spus că Cristina vrea să vină. Mai cere-te. Auzi, Radu. Hai că mai încerc. Păi eu am spus. Radu nu se supără. N-am spus Cristina. Trebuie așteptam să zică nu instant. Păi nu! Păi eu am zis Radu, nu ea. Dacă te-ai voi, da. Că ești cu vorbiți și rând, voi. Da. Păi zicea, Natalia, Radu, te las sau nu? Stați că e cadru pe Radu, vă rog, răspunde. Natalia. Azi puțin, vă rog, să vedem dacă o lasă pe Natalia sau nu și după aia vorbiți cu Radu. E cadru pe Radu. Pot să mă duc? Uite, cere-te la băieți. Da? Da, zic că am zis eu, tu n-ai zis nimic. Da, am glumit, frate, dar nu... Pot să mă duc? Că am fost chemată. Să te pup cu Andrei. Camera, poți să-mi la Radu, te rog, că s-a supărat. Te rog, mult de tot. Dar și Radu ce supărăcios, da. El care cicăține la glumă. Te rog. Da, nu cred că o înțeleg. Ăsta a întrebat-o pe Cristina dacă vrea să vină să joace. Nu știu ca ce a întrebat-o și Ionuț. Ui, direct. Și ea că, păi nu se supără Radu, gen că ar fi venit dacă eu nu mă supăr, știi? Cum adică, eu mă chinui să vin atunci și tu vii să te joci foaia cu Andrei? Da, puțin trebuie să... Te pupi pe Andrei pe gură? Aiurea, da. Păi aiurea, frate. Trebuia să spună. Adică dacă eu ziceam, da, nu e nicio problemă, ea n-ar fi zis din propria inițiativă, păi nu vreau să mă joc cu mie aiurea. Dar nu cred că vine a jucat dacă venea. A zis la mișto. Da, auzi-o la mișto. Am fost solicitată de Ionuț pentru o activitate, nu știu care, în casa beților. Da, nu știu care, pupa-n Andrei. Pupa-n pe Andrei. Mersi mult. Radu, sigur se simt. Am zis o activitate, dar n-am zis ia pentru ce. Ia zice să mă duc și eu, mamă, okay. Cameră, mi-ai spus să am răbdare, dar câtă răbdare să mai am? Doar să fii mai relaxat. Da, pentru ce? Nu-i problemă. Hai încoace, hai. Să joci foaia, Natalia. Da, i-am zis că vine casă, băiți, nu-i zis că ce. Apoi, dacă pleci înapoi, dacă nu faci foaia. Nu vezi că tu-și dorește. El abia așteaptă, dar nu știu care aștepta el. Dar pe tine nu te deranjează? Andrei, doritor, așa de multiu, multă. Dar trei, da? Avem trei încercări, să știți, da? Da. Hai. Te uiți în ochii mei, da? Andrei! Da, poți să te uiți în ochiul că te pupă, la grijă. Nu pune mâna pe ea. Andrei, nu pune mâna pe ea. Stai, mă, așa. Stai, mă, așa un pic. Trei. Nu pune mâna, bă. Doi. Vezi că mă ridicat. Pune piciorul. Mai relaxați un pic. Trei. Relaxați mai aproape. Doi. Unu. Și. Mi-a dat-o vreo. Dacă mă aruncai în bucă. Hai, hai. Natalia, vezi dacă te-ai capul. Da, mă, Natalia, serios. Ne fai asta. Serios. Serios. Las nas în nas, mă. Hai. Nu fă așa. Trei. Faci tu. Doi. Unu. Ce faci, mai nele? Gata! Să văd ce faci. Gata! Noi? Da. Mai e o dată, hai! Trei, doi, unu... Marinel, uite-ne acolo! Hai, nu pune mâna pe ea, mă! Marinel, ce faci? Ridică-te! Țezi, mă, fată! Vreau să o pun! Gata, că l-ai încercat!
Ce înseamnă asta, mă? Asta înseamnă că a fost un motiv superb ca să vină în casa băieților. Da. Încă o dată. Hai cu Bia încă o dată. Cu Bia. Bia, hai, haideți? Cu Bia, am făcut. Hai că poate vă împăcați acum. Nu mai vrei cu Bia? Hai să-i jos. Au dat, frate, nu fac de 100 de ori. Da, m-a luat forțat atunci, adică ce-o îndeplini scopul. Că n-au zis să vii aici doar să te joci? Nu știu mai fac. Ok. E supărat, Radul? Ai văzut? Natalia, dacă n-ai făcut bine. Natalia, îmi pare rău. Mi-ai câștigat respectul. Ce? Mi-ai câștigat respectul. Și încântarea e ferige. Păi asta... Ai grijă. Fii cu minte, da? Pa! Pa, Natalia. Nici nu mai condus. Niciușa nu ți-am descris. Natalia, dar cum din nu-ți-o dat tema cafeaua? Cafeaua. E supărat. A văzut. Cred că m-a uitat. S-a supărat tema, ai pierdut-o, gata. Cred că a uitat. Măi, ăsta a fost un motiv ca să vin și eu pe la voi pe aici. Foarte bine, bravo. Pa! Habibi? Mă privește pe adică, Natalia. Adică să nu se înțeleagă că sunt posesiv sau așa și că îi dau voie să vorbească cu alți băieți, ferească Dumnezeu așa ceva, dar un joc de asta cu... E urât. Imaginează ce are o fată care îți place ție. De-aia să vine să pupe pe gură cu Robert. Îi tăi gura. Dar el când face glume către mine, când m-a făcut cu camera roșie și cu alte chestii, ce? Da, dar el nu zice de alte fete. La el a interpretat. Dar nu face el ce eu am zis. Probabil a înțeles că a zis ea, că și eu am înțeles la fel. Probabil de asta s-a supărat. Mama, acum nu știu cine ce a zis, dar eu am început. Când părea super amuzant, dacă Cristina zicea, mă pun la de-aia. Adică mi se părea amuzant. Și ea n-a zis, eu am zis. Și am mai repetat de vreo două, trei ori. Și ea a zis că se supără Radu și cam asta. Și eu am zis, ia uite la fața lui Radu, că e deranjat, e deranjat. Și ea, da. Și atât. Poate îl consolează. Poate, dar de ce ți-e frică atât de mult să nu faci ceva greșit? Dar nu mi-e frică să nu faci ceva greșit. Pur și simplu reacția lui, adică nu a spus-o. Știe foarte bine ce e între noi. Și că nu eu am glumit, tu ai glumit. Păi știu. Auzi, Cristina, nu cred că se întâmplă. Dar dacă el acum ar juca jocul ăsta cu vreo fată. Că sunt trei acum. Nu cred că asta. Păi eu am spus că nu cred că ar face-o. Dar dacă ar face-o. Eu nu cred că el se supără pe mine pentru o glumă și el să facă joc, adică nu îl văd. Aoleu, ia uite cum s-a indispus. Mm. Nu, păi, da, măi, dar eu zic, nu pun problema ca și cum ar face, dar eu zic că nu o face. Gândește, cum ai face? Cum ai reacționa? Nu e ok, nu, dacă o face, adică... nu aș reacționa deloc ok. M-ai simți prost. Asta voiam să răspund. Asta e cam că nu o face. Voiam doar un răspuns. Păi, înțeleg, dar știi, Radu, fiind el mai glumeț, el, de fapt, acum mi se pare mai serios, dar din ceea ce știu eu, e foarte glumeț și stă la ceea ce se întâmplă aici în casă. Adică dacă, nu știu, se întâmplă un joc, dacă în jocul ăsta era cu faia, era cu... Nu, jocurile astea făcute de băieți aici depinde de ei. Poți să le refuzi, poți să nu te joci, poți cum vrei. Dar jocurile care sunt propuse, cum a fost și jocul care l-am făcut cu doamna Andreea, nu refuz. Și dacă îl punea cu o altă fată, el acum accepta. Cine a întrebat, Andrei? De ce ne-ai dus cafeaua? Păi nu mă lasă. De ce nu mi-ai dat-o mie să eu dau? Cameră. Acum că a venit Natalia, pot să mă duc să-i duc cafeaua? Și când vrei să mă trimiți acasă, eu vin acasă. Da, bine. Nu mai insist. Era trist, dar m-a complimentat Alexandru. Pentru că am făcut jocul. I-am zis acolo și făcea, făcea o pintă din ete, nu, ce joc aveam. Hai vină, dacă nu o să pleci. Plânge? Nu plânge, dar e supărat. Nu pot să cred. N-am avut timp să vorbesc cu el. Cere-te, ce e să zic? Explică-i situația, că nu s-a întâmplat nimica. Doamne. Nu se supăra, mai mult așa, un pic deranjat, dar... Cam înțeles că aia instiga și Bianca la asta. Și da, Bianca. A fost o glumă, adică n-a fost. Da. Sau poate am întrebat-o sub formă, dar ce, pe adevărat nu-l supără dacă vine acolo, gen la modul cum să fac asta, că poate îl supără și pe Radu, gen. Să stea acasă, să nu iasă, să nu iasă nimeni, știi? Poate am să vadă reacția ta, dacă te supără sau nu. Păi normal. Ești nebun, bă. Uite, știi ce gelos e. De capis, nu mai fi așa gelos, mă, că nu-i a ta, mă. Așa tragi fetele. Nu mai fi așa gelos, mă, că nu-i a ta, mă. Ia ta, ai relații cu ea. Nu mai fi așa gelos. Degeaba, mă, că la mine a venit prima, sta lângă mine. Scuzați-mă, te deranjat, Marinei. Ești gelos, Marinei, tu ești posesiv în relație. Eu? Nu am cum să fiu gelos, Mihaela, pentru că și eu
umblu în lume, merg în weekenduri, sunt înconjurat de femei, nu am cum să fiu gelos. Bine. N-am cum să fiu gelos, adică nu pot. Adică nu că nu ai. Și dacă aș fi, mi-aș pune în cap că bă, nu trebuie să fiu. Înțelegi? Pentru că nu am cum să fiu. Da, mă, nu sunt gelos, nu sunt gelos, vă rog. Nu e gelos, îmi place să ții persoana cât mai aproape, să nu... Să stea acasă cu menține, să nu iasă, să nu-i ofure nimeni, știi? Da, uite, eu, mie îmi place foarte mult să fiu liberă, să nu mă ții de scurt. Și eu la fel, adică și eu fac libertate. Dar nu, s-a pus problema. Da, frate, păi da, Mihai la stătea. S-a dus Luciu, dar e bun să știi că oricum dacă ți se scade buzele, te ajută. O, că și o fată bună aici. Cum la genetia în casă, nu-i nimeni. Ești unica femeie în casă și-a dat-o pe spate. Mihaela, tu ești a cincea varianta lui Andrei. Prima era Bianca. A patra, că Cristina... Stai, mă, e Cristina, Bianca, Natalia. Cu pupicul care l-a dat, a pus pe spate. Ema și Mihaela. Ah, ok. Stai că mai urmează. Mai sunt două. Cine, care sunt? La el nu există un top, la el... Cristina și Nona, opa, acolo te bagi în teritoriu. Nona, n-ai șanse la Nona și Cristina iar n-ai șanse. Unde știi tu, mă, că n-are șanse? Nu vreau să fiu... Serios, n-are șanse? De ce, vezi un băiat urât sau un băiat... Bă, Robert, dar de ce spui chestia asta? Dacă e părerea mea că n-are șanse, dacă nu are, că Nona e îndreptată spre altcineva... Cristina iar spre altcineva, cum adică spui că e părerea lui, dacă e părerea mea, nu accept eu, mă, cu Cristina. Nu contează, are sufletul deschis. Așa e, nu contează. Păi dacă Cristina spune, dacă Cristina confirmă faptul că îi place de mine și că vrea să fac o relație cu mine. Da, să vorbeam de Cristina. Păi cum dacă la vorbeam de Andrei, că n-are șanse la... Da, la Cristina, pe nu e vorba de ea? Vorbeam de Nona acum, el vorbește de Cristina. Cum? Și de Cristina ai zis? Băi, omule, tu vorbeai cu omul ăla că eu nu aud. Vorbeai de Cristina și de Nona și el ți-a spus că nu are șanse. Și tu ai spus, pe cum n-are șanse? Nu are șanse dacă fata aia se declară să vină la mine? Sigur tu că n-are șanse. Ia demonstrează-mi că ai șanse. Băi, nu vreau eu să... Păi, dar acum iar ai dat. Nu vreau eu să demonstrez. Fetele deja sunt îndreptate înspre Radu și poate. Doamne ferește. N-are un discurs ca poate. Disperat? Nu din partea ta, așa. Stai. Mă enervează și ăsta. Nu pot să, cu cât mă chinui să-l înghit. Nu pot. Ce nu vrei să fie? Bă, dar am râs. Da, de râs am râs. Am râs, dar am murit. Vine iar doamna Andreea. Am zis, mulțumesc că... Ce ți-am zis, Robert? Ai fost acasă de când ești aici. Dar lasă-l să vorbească și el. Ia uite, Robert, lasă-mă să vorbesc și eu. Nu mă interesează opinia lui, că e total greșită. Nu cred. Ia, pot să vorbesc și eu, te rog. Te rog! Mulțumesc, Bia. Continuă. Ce ziceai, Robert? Și eu te-am aprobat. Ceea ce ziceam, că Andrei are șanse la... Că a zis el la un moment dat, Andrei, că are șanse la Natalia. Oricine. Când a zis. Când... Și eu l-am aprobat. Okay. Și s-a simțit foarte... Păi nu, bine. Este adevărat? Ba da. Atunci, ceva minciună. Adică, Robert, tu pe mine e gen, băie, că băi, ești gelos pe Natalia, că faci unele lucruri. Robert, nu te iau, că bă, eu nu am văzut când ai răspuns. Și să nu atinge, nu știu ce înseamnă. E normal. Păi normal, e gelozie. Am altfel de relație eu față de el. Și Mihaela este fix la fel ca tine. Eu stau în cameră cu ea și o văd. Fetele, Patrick. Ia uite, Patrick, du-te. Alexandru. Și fix acum veneam să mai vorbesc și eu cu fetele, să mai văd ce mai fac. Ce, mă, Mihaela? Ce, Mihaela? Pa, Marinel. Dă-i tare, mă, ca un bărbat. Hai, Mihaela. Pa! Ca și un bărbat. Fii tare. Pa, Andrei. Ca și un bărbat. Pa! Nu fi, mă, trist, mă, sunteți toți triști acum. Sunt eu fericit, voi sunteți triști. Trist? Mă vezi tristia. Foarte. Ia uite, ce fericit, Patrick. Te mai tristețe, frate. Zâmbetul perfect. A plecat Patrick. Mamă, mi-e place. Cu două fete am plecat. Dar nu prea-l văd. Pentru azi trei. Ultimele zile nu prea-l văd. Pa! Pa, băieți. Pa, pa. Da, mă, adevărat, că tu aveai o cafea de primit. Se supără, tu ai vedere că nu te-ai referit la ce spune Bianca. Se supără, te-ai referit că nu vin să fac jocul, că se supără Radu. A, Radu crede că i-ar fi făcut jocul dacă nu era cu Radu? Vai, Doamne! Dar zis ce asta, Doamne, iartă-mă, dacă nu ar fi împreună cu dânsul... S-ar vedea de viața ei, așa. Dar nu suntem o chestie. Nu, eu, părerea mea, el a precizat și în gală, a observat acel mic detaliu. Eu nu sunt împreună cu Cristina, că a spus că e iubita mea sau ceva de genul, nu știu dacă ai auzit. Da. Da, deci da, el a precizat, strict a precizat. Normal, că aici ai exact, poate să spună tot ce are pe suflet. Toarnă-ți, adică chiar a ținut să precizeze detaliul ăla că eu nu sunt iubita lui. Ok, am înțeles treaba asta, da? Dar te-a deranjat? Nu m-a deranjat, dar... Nu, adică n-a fost atent poate la alte detalii și fix la detaliul ăla ai fost atent, știi? Dar vezi, nu ar trebui asta să o scoți acum pentru că tu te-ai supărat.
acum din, adică el s-a supărat din altceva și dacă tu îi bagi chestia asta, trebuia să o spui atunci. Să asta, de ce nu ai spus atunci? Cafeaua e rece deja. Nu m-a deranjat atunci. Auzi, părerea mea acum, astăzi, Radu, mergea vorba de joc, da? A fost numită Cristina, din gura ta. Deci, și de Ionuț. Da, asta știe toată lumea. N-ai fost da. Să spui. Ok. Până aici ok. Ok. El a fost deranjat din momentul în care tu ai pronunțat numele și el s-a așteptat ca ea să spună nu, nu, eu nu mă joc în așa ceva, nu. În schimb, ea a zis... Păi, dacă nu pot, pentru că Radu se supără. Fată, ea de la început mi-a făcut așa, să fac față serioasă, că și că dorește. Era prank. Prank. Trebuia să fie amuzant. Radu se supără, atât. Da, dar din momentul... Și eu am zis, uite-te la fața lui Radu, uite-te la fața lui Radu. Da. Și ea, da, da, se supără. Știi cum a sunat asta? Da, dar din momentul... Așteptă, scuze-mă. Din momentul în care ea i-a reproșat câteva zile în urmă că nu-i place că el glumește, că vin camera roșie, nu, nu vin, nu vreau. Și acum ea face glumite, îți dai seama că, adică, eu dar nu pot, dar tu faci. Dar n-a făcut-o eu. Mamă, Patrick, ai fost la sală. Ce intrare, nu? Mere, se vede după mers că am fost la sală. Chiar ne-am intrat în casa băieților. Și eu. Mă, pentru că ești o stewardess. Cristina, vezi că ai probleme. O, da, conexiune aici. Ce-o zis? S-a supărat că e răspuns. Nu, dar el nu înțeles o chestie. Deci Bianca o glumit și Ionuț. Și am zis, Radu, se supără, nu mai faceți gluma asta, că Radu se supără, atât. Da, dar primul tău răspuns a fost că, da ce, nu se supără Radu? Nu a zis așa, am zis... Radu se supără, atât am zis. El a zis că, ca și cum, ce faci surela? Mamă, ce face cel mai șmecher băiat? Cameră, poți să merg acum, te rog. Ce faci? Te rog. Poate în ureche. Incredibil, mă aparte. Te inviți pe tine la o vorbă? Te deranjezi? Nu. Nu, dar tot o pornit de la subiectul cu tine, că eu am... Ce faci, Ana, ești supărat? Da, ești ok tu. Nu sunt ok, ești supărat pe tine. De ce? Hai, glumesc, nu. Vreau să spun și așa niște întrebări. Domn, că ești supărat, Radule? Mm-hmm. Te văd așa mânios. Vreau să din cauza chestii astea? Da, măi, fii, că aiurea cum s-a întâmplat, știi? Ce caise asta, Cristina? Păi ăsta a întrebat, Cristina, poți să vin cu asta jos jocul? Da, și Cristina a zis, păi ce nu se supără Radu? Adică era uimită, cum să vin, nu se supără Radu? O ia totul prost. Da. Gen, legii vorbește asta cu ea. Da. Acum trebuie să fii supărat, dar aș fi și eu deranjat puțin la chestia asta, dar nu trebuie să fii... Nu, da, deranjant. Dar nu, acum nu aș fi supărat, aș fi mânios foc. Nu-s mânios, că nu... Da, dar așa puțin ai fi un pochito deranjat. Oricum, Marina a fost de vină. Marina a fost de vină, oricum. De ce? Tu ai fost de vină. Că tu m-ai pus o întrebă, Cristina. Nu, eu ți-am zis o chem pe Natalia. Nu, ai zis Cristina. Bă, trebuia să ai argumentul ăla. Păi și eu dacă zic să te arunci la balcon, te arunci? Radu, cine ești aici? Tu. Iar eu. De ce tot timpul eu? Dar ai văzut cum i s-a întors de a veni Natalia? De ce eu? Răducu. Ah, vezi că mi-a dat, bă, Andrei. Mamă, ce l-a lovit, bă. Vrei să deci, l-a lovit? Vrei să pedeapsă. Vrei să ridic un număr? Vrei să-mi ridic sunt martor, i-a dat o? Hai, mă, lasă-mă în pace să ridici. Zvână. Vezi Andrei. Că a dat în mine, dă-i. Andrei i-a dat o. Bă, dacă dovezi pe Natalia, e de la joacă, mine, da? Da, mi-a dat cu punul număr. Te rog eu să joci și de ei palme de vrei cinci. Vrei să mă vezi ce am aici ce vânătâsc? Te rog eu, frică. Făcut ieri de m-a pișcat acolo când a stat pe canapea? I-a dat... Da, m-a lovit, dacă eu zic că m-a lovit. Alex, i-a dat? Da, chiar i-a dat. M-a lovit, friptea. Deci n-am palme. Gen, i-a băgat-o de asta. Tu te, bă, Andrei, nici nu... Friptea, haide. Hai, Radu. Haide. Pare așa că am uscat la sub brațul. Hai grijă. Haide, mă, joacă-te, dacă, bă, dacă tu... Eu, ieri, îmi deschideam puțin gura mai tare, ce mi-ai făcut? Păi haide, dacă n-ai deschis ieri, ce să-ți fac? Acum m-ai lovit, hai, triplă. Hai, nu punem la fel. Hai, mă, dacă nu-ți dă doamna Andreea pedeapsă, îți dă doamna Andreea pedeapsă, grafă. Nu i-a dat, nu, nu fă-ne. Nu ți-o dat, de ce minte. Ăsta dă-i pentru minciună. Dar n-am mințit, că m-a lovit. A mințit, a mințit, a mințit. Că m-a lovit. Bă, bine, dai degeaba că m-a lovit, ești nebun la cap, jur, m-a lovit. Frate, nu că m-a lovit, m-a lovit. Nu știu, frate, n-am văzut. Nu l-a lovit. Andrei, ai încredere, nu l-a lovit. Ai văzut? L-a lovit? Nu l-a lovit. Ca o cameră le-o să spună. I-a dat așa cu nodul. Bine, o să vină doamna Andreea și o să vedem. Bine. Te rog. O guriță de cafea. Vrei să bei ceva? Lasă, stai, că beau cafea. Hai că-ți aduc. Nu, stai jos, că beau cafeaua ta. Cafeaua mea. Hai. Ești supărată? Eu nu sunt supărată. De ce ai zis tu de ce ești supărată? Pentru că ne-au spus băiețe că nu prea ți-a picat bine. Ce, că ai tot zis de Ionuț sau ce? Nu, eu
tu m-ai avertizat că am o reacție careva de la emisiune, dacă să o văd. Așa. Și ne-a picat rău la greu. La te-ai uitat? Da. Ok. Și nu știu, e... Aia vreau să știu cum ești tu și ți-am spus... Aiurea. E aiurea. Aiurea rău. Eu mă așteptam la chestia asta și de aia ți-am și spus ieri că sunt pregătit de orice stare pe care o ai, dar întrebarea mea, tu de asta plusezi acum spre Ionuț sau... Nu, eu am văzut ceea ce am văzut eu în emisiune și avea interes pentru mai multe fete în casă. Am, normal. De ce ai emoții? Pentru că așa... Uite, deja eu sunt foarte relaxat cu tine. Eu încă le am. Ok. Ar fi interesant să faci așa ceva. Dar nu l-am văzut gelos așa la joc. Sau? Pe Robert? Când tu cu... Nu, nici eu nu l-am simțit. Am vrut să vă așa a fost reacție. Fix cum am fost eu. Am adică... să văd dacă are vreo reacție, da? Nu știu, nu mi s-a părut. Dar eu mă așteptam la Andrei să... Adică... La Andrei am știut că o să fac o chestie de asta. Adică mă așteptam, eu intuiesc, ți-am zis că așa... Dar el, știi, care e chestia? Nu neapărat că e vinovat, doar că așa e... El a început deja să așa e felul la picioarele mele, la degetele, la picioare. Mi-a analizat degetele la picioare. Da, ce culoare am la unghi și ce e asta. Și eu am observat un detaliu care nu vede oricine. De exemplu, la ultima unghie, dacă vezi, nu mi-e așa, mi-e foarte, foarte, foarte micuță. Știi, și eu când fac unghiile, pun un punct acolo, știi? Da, eu am înțeles din chestia cu... I-am zis că, da, te-ai gândit că eu poate ți-am zis nu la net, sau poate aveam eu o stare, da, așa? Da. Nu, dacă ai zis și așa, și așa, și am zis că, păi, și cum rămân? Nu-i cunoaștem, nu-i cunoaștem, sănătate. Nu-i cunoaștem, nu-i cunoaștem, nu știu ce, știi? Și am zis că... eu aș vrea să mai stau 2-3 zile, eventual mai stau 2-3 zile, după mă întorc la tine dacă văd că nu merge cu nimeni. Nu ai cum, de asta nu nici nu mă deranjat. Nu poți opțiune pentru cineva. Păi, da, exact. Nu, să nu accept. Nu, nu, chiar nu. Asta e Dumica, tu l-am scos din buzunar. Mare s-o pun drăguț. Ia, nu? Asta e Ionuțe. Hai, vedem. Dumica, tu care m-a scuipat. Mor. Eu mă aștept să mai vorbești cu scuipat acolo, ca să se zghea Dumica. Vezi că cu ea lapte în gură, aveți grijă. Ia! Alo! Mă rog, te auzi de la piele tare. Uite, pediapsă. Auzi, mă? Auzi? Așa a dat și tu? Mai. Ia, tu? 15 pe palme lui. Wow, mă, ești, mă. Vorbesc serios. Eu dat pumnul. Mamă, dar ce pumn i-a dat? Tu cauți cu el, frate. Nu știam că poți dea așa tare. Dacă mi-a dat una în cap mai devreme, până ți-i dau pumn. Îmi trece lângă tine și îți faci așa. Așa. Nu, așa i-am făcut eu, nu, așa i-am făcut. Ia. Hai, bă, bă! Hai, mă, Radule! Bă, eu tu... Eu n-am dat niciodată... Eu n-am dat niciodată cu pumnul. Dar te-ai dat tare, frate. Nu i-am dat, mă. S-a auzit, m-am speriat, am găsit la bătaie. Jur. A crezut că ar fi tine, a? Bă, știi cum a dat cu pumnul? Păi am auzit, am auzit. Eu n-am crezut că poți dea așa de bine. Am auzit. Da, vine și de-a. Eu am rămas surprins. Imediat, dacă te mănâncă palma. În el. Ia un ce bine vine de spus ăla. Cum vrei tu? Eu spun că ai nevoie la baie. Auzi, auzi, Marnele? Tare sau ușor? Marnele, te-ai spălat pe mâini? Da. Sau dă urechea mea. Să fie cu cântec. Cu toba și basul. Hai, Marinele, nu așa. 3. Ultimile 5 vreau să fie devastatoare. Ia, ține ceas. Așa. 4. 5. Așa. Nu? Nu, aceeași palmă. Aceeași, aceeași. 6. E stânga acesta, măi! Dă mai bine cu stânga! Nu, mai e 5. Mai e 5, pe care preferi? Hai, mă, că ți-a dat ușor. Vezi că cu stânga dă mai bine. 2 aici, 3 acolo. Nu, 5 acolo. Te rog frumos să ții palma foarte bine. Și cum te-ai gândit? Ai grijă că poate să-ți rupă degetul, asta e Cristina, știi? Hai, mă! Nu, una. Asta a fost cu adevărat sănătoasă într-un final. Nu mai da, gata, nu mai poți. Încă 4, Radule, deci încă 4. Hai, încă 4, poți să-i dai ușor. Hai, că le facem cu apă după aia, Răducu. Hai. Chiar așa doare, mă? Așa pare. Ia uite, mă. Hai, hai, că s-a putut. Pentru asta două, nu. Am vrut să aranjeze cu sonul. Una, încă două, nu? Da. Mai dă una aici. Hai! Andrei, zi dacă se trage 15. 12 alaltă aici. Nu că după aia, nu? Cu aia dai bine. Stai, stai. Că cu aia dă bine. Da, da, e stângaci. Hai! Ia mâna! Ce faci, mă? Nu zici... Hai! Hai, mă, că ți-a dat ok. A fost chiar băiat. S-a dat ușor. Da, mi-a dat ușor.
Mi-a dat ușor, nu? Trebuie să-ți dau un pic de lăptic. Ia vezi. Am vrut seama. Da. Vezi? Ați să-ți are reguli, frate, în casă. Bravo. Așa. Hai bun că... de lider. O să punem în fiecare săptămână. Cine? Ionuț. O să-i închizi gura la mine. Cu gura. De ce nu-l pedepsești când vorbește? Nu m-a jignit. Nu a jignit pe nimeni. Nu a spus nimic urât. De ce instigi lumea asta? Să pățesc eu ceva. Tu cum instigi lumea? Nu spun doar ce observ aici în, ei, na, în jurul meu. Cred că te auzi. Ce fac eu pe tine? Te auzi și câține când ai făcut. Au! Cameră! Haide, te rog, lasă-mă să merg la Radu, că nu mă simt bine. Că e supărat. Te rog, mă lași? Cameră, fă-mi conexiunea cu băieții. Ba nu, poți să le arăți imaginele băieților, nu mi-a arătat pe ei. Nu, doar să mă arăt cu mine și să vadă că sunt depresivă și am nevoie de îngrijire medicală. Să le fie milă de mine. Și așa. Mă filmezi? Bine, tot depresivă sunt. Stai calmă că se rezolvă. Sau iară simți că pierzi din teritoriu? Da, pierd teritoriu, pentru că m-ai luat cu... Stai că l-am visat pe Ionuț. Bă, da, i-am zis și lui, zic, bă, dar ce tot atât au zis numai Ionuț? Dar na, e băiat de șef și chiar mă susține, cel puțin în privința ta mi-a dat numai sfaturi de bun, de bine. Mulțumesc. O să-i transmit. Nu, lasă că-i transmită, nu trebuie să-i mai transmită. De ce? Nu, lasă că-i transmită. Glumesc, poți să faci chestia asta, nu, dar pe mine chiar... Eu ți-am spus că, băi, mă atrage indiferența, mă atrage comportamentul ăsta, numai că când încep să prind drag de cineva, nu mai îmi place. Mhm. Ai înțeles? Acum mi-ai făcut un compliment așa, indirect. Da. Da. Deci acum... Ce face dacă voi avea cameră roșie cu... Chema-te de el. Ce se face? Nu știu. Dar ce a zis, camere roșii? Da. Da? Nu știu. Da. Dar nu e 100%. Cum nu? Da? Nu știam. Adică nu mai te-ar afecta? Dacă... Nu. Nu m-ar afecta, dar dacă aș vedea și aș vedea acolo ceva deranjant, probabil m-ar afecta. Marinel, când a fost la noi în casă, s-a uitat la mine șocat. De... Voi ați fost un pic tot șocați acolo de atitudinea mea și ce am spus eu. Bă, Nona, tu serios? Și am spus, bă, da! O să jură-te, o să jur. Am spus așa, eu vorbesc. Eu niciodată n-am sân în mine, pentru că mine mă doare după aia. Pot plâng. Am zis că o zic părerea mea la momentul ăla. Știu că nu îmi schimb tare repede părerile. Dar am zis că poate nu vreau să-ți fac rău, știi? Adică nu aș vrea să-ți simți tu aiurea din cauza eu să aici mereu ți-o apărarea, știi? Și ieri chiar am vrut să-ți dau voie să te confrunți cu Mihai la față în față, dar nu, n-am, tot oricum n-am putut stac până la urmă, îmi cer scuze. Dar nu are de ce să se supere, pentru că eu n-aș fi făcut asta. Da, normal trebuie să știe că nu, dar poate n-a. Cristina, el nu te cunoaște bine încât să, na, să-și dea seama de chestiile astea. Aveți câteva zile de când vă cunoaște și vă vedeți așa câte un pic. Normal, și el a precizat, precizează, tot timpul el precizează, nu eu. Are încredere. Nu, precizează așa. Nu suntem împreună, nu suntem iubiți, suntem în cunoaștere. Ok, am înțeles și eu tot așa, sunt de acord cu părerea lui, suntem într-o cunoaștere, dar el ține să precizeze. Da, și tot el face așa. Da, Cristina, nu sunteți împreună oficial cu numele ăsta de iubiți, da, de cuplu. Dar voi sunteți în cunoaștere, sunteți foarte apropiați, vă pupați pe un, da, peste tot pe unde prindeți. Deci automat ar trebui într-un fel să fiți ca... Na, loialitatea aia de cuplu, chiar dacă, da, nu e cuplu oficial. Dar nu am vrut să-l supăr și n-a fost. Eu te cred, măi. Nu știu, nu știu și sper să-i treacă, să-și revină și să-i explic cum stă situația, pentru că nu e ok. Nu e ok că a interpretat așa deloc. Da. Pentru că nu așa trebuia. Hai să beau și un pat de sucă. Da, o te-o. Buzele și cura. Și atât am vrut să mă rămâresc cu tine. Ce e? Pe capul tău. Multe.
Am menționat azi faptul că sunt depresivă. Ce faci, mă, soră? Sunt depresivă. De ce? Nu pare. Dacă mergi la bei și nu... nu lăsăm pe nimeni să zicească următoarea mișcare. Eu am spus... Și eu zic că sunt părat acum. Ce? Auzi, dacă vrei poți să scrii pe foaie. Ce? Ești părat. Ce sunt mai spărat? Negru. Eu astăzi o mulți. Eu astăzi o mulți. Negru, da. Da. O să-i spui pe cald? Bine, încă dimineață încă nu eram ok, adică... De-aia am preferat să nu mă duc să mănânc, să nu nimic. Ce? Nu știu, parcă nu era poftă de nimic. Foarte rar. Tu ți-ai luat pizza la pachet și ai mâncat aseară la cât? La 1? Azi noapte, de fapt. Nu mai iau. Iau, dau în bar, iar mă pun. Ce faci? Hai că stăm să mai vorbim și aici. Du-te acolo lângă Bianca. Cristina, lângă Bianca. Vine lângă Bianca, vine imediat. Puteți lua și un scaun de grăină, dacă vreți mai mult. Faci un bilețel lui Radu? Să vină și Manuel. Dar ce nu e? Păi, de ce Manuel? Păi, du-te în grădină. Dar deja nu mă mai las, am fost să spre... Răducu? Răducu meu? Meu? Mamă, ia stai! Ca la școală. Adu-l înapoi, da, mulțumim frumos. Nu, lua scaunul de ceam. Mamă, să iau foaie verde să-și dea seama. Mamă, nu mă las prin soarea. Mamă, dar m-am... Dar spune-i! Patrick, spune-i, te rog! Ceam. N-am făcut același lucru cu Bianca, ce a făcut el cu Nona. Fratele meu, Bianca ți-o dat tu exclusivitate, ți-i plăcea. Bă, vorbeam cu el, înțelegi? Tu o plăceai și cu Piema și cu Pietăcăietă. Și m-ați criticat și m-ați criticat și acum că sunteți în locul meu, nu vreți să fiți criticați, nu vă place, îmi pare rău. Așa este ce om. Tu crezi că Patrick a făcut exact ce ai făcut tu? Bă, la început, n-am făcut același lucru? Nu. Păi uite, și mă compară că a făcut același lucru. Pe ei spun că ai făcut mai rău tu ca Patrick. Am făcut mai rău, e bine. Păi știu că îi luați apărerea, eu vă înțeleg, gata, ne cunoaște. Cu ce? Patrick s-a întors înapoi, eu am făcut mai rău, eu am fost mai rău, da. Așa este. Eu am dat doar un exemplu, am zis că o înțeleg până la, eu dacă sunt în locul ei și vine o fată la mine, după aia vine la tine, după aia vine la ăla, normal că faci pași în spate. N-am zis că dau cu parul sau că mă supăr. Faci doar că te stopezi un pic, atât. Și e normal să ai vrea reacția asta. Da, dar nu te oprești. Bă, am dat cu părerea. E normal să ai vrea reacția asta. Atât Patrick am zis. Nu e oprit oricum. Tot o să se îndrepte către ea. Că, nu, am zis de Nona, mă, că s-a oprit. Nu pentru s-a că oprit Nona de totul. S-a liniștit. Știi tu cum s-a oprit de tot? Bă, am zis că s-a oprit. Nu de tot. Nu mă inventam, mă, frate. Bă, dacă te oprești, ce înseamnă dacă te oprești? Bă, am zis că o înțeleg, atât. Tu cum te oprești? Te oprești de tot și te oprești. Auzi, adică eu am zis că o înțeleg, atât. Am zis că o înțeleg. Bă, când te oprești, auzi, eu am zis că o înțeleg. Când te oprești, am zis că o înțeleg. Și doar e părerea mea. Am zis că o înțeleg. Atât am zis. Tu ești omul meu de bază. Tu ești maker. Du asta în casa băieților și nu spune de la cine e. Ok. A, și o pun pe masă? Da. Cristina, zi repede. Spune-i, te rog, că îmi pare rău și că... Du-te, bază. Hai că îi formulez eu ceva. Dacă vreau să mănânc și eu. Da. La uite, tu un sertar. Păi ce rost mai are? Dar de ce ai făcut asta? Ce ai transmis acolo? Că sunt în depresie. Da, dar nu cop chestiile astea. Nu mai fain mi-a trezit atunci când Ion. Dar scrie că poate cine știe mai bine cineva și trimis. Unde-i Bulgăraș? O plecat? S-au spus la bun. Gata, a zis că s-a terminat. Bulgăraș? Bulgăraș? Nu e așa. Cine l-a dat, Cristina? Asta mi-a zis cineva să pun și să nu zic de la cine. Așa, între băieți. Mamă, ce-ai pierdut, Patrick? Ce-ai pierdut aici? Sunt în depresie. A. Cristina. E pentru mine, dar nu știu la cine. Emma. Da, Emma scrie asta, pentru că scrie frumos. A zis că e în depresie. Mi-a îmi pare rău de Nona. Dar n-ai reușit nimic să faci? Ce-ai vorbit, ai deschis, ai așa, dar se uită și vede comportamentul meu în casă. Din eu au spus că am avut ochi și pentru Cristina, că am avut ochi și pentru Natalia și pentru Mihaela și pentru Nona. Ascultă-mă. Bă, dar e cam mult. Și zic, mai, dar la început. Zic, oricum, pe Cristina îmi scoate-o din ecuație, îmi place de acum, dar nu aș putea. Nu mă nimeresc eu cu o spată mai mică ca mine. Nu suntem pe același film. Exact. Și zic, ce-i greșit dacă eu am mers și spre Mihaela, am mers, vorba vine, că i-am spus Mihaela că e frumoasă, că am mers și spre Natalia,
că am mers și spre tine și spre Cristina, cum zicea. Adică zic, bă, la început nu știam care cum sunteți. Exact. Dar tu, cum au trecut zilele, ai devenit tot mai specială. Ce examen? M-a criticat pe tema asta. Când m-am dus la Bianca, la Natalia, m-au criticat. Păi m-a criticat așa. Nu se îndepărtează. Nu se îndepărtează, numai că... Dar nu, o deranjează. Și eu am și spus, bă, e normal să o deranjezi. Și dacă normal. Vrei să faci pași înapoi, te înțeleg, e dreptul tău. Până la urmă... Eu cred că e normal să o deranjeze. Cum să fie dacă normal? Pune-te locul, ia pune-te locul ei, mă. Să vină o fată la tine, după aia să... care se duce la altul, după aia vine la mine, după aia să o celești, după aia... Ah, ok, deci o înțelegi pe Bianca. Pe Nuna. Da, și pe Bianca, că tu ai făcut același lucru. Păi n-am făcut același lucru. Voi ați dat de înțeles că am făcut același lucru. Eu cu Bianca am fost la cină. Ți-ai mâncat singur din vorbi, Robert, acum. Ce, mă? Singur ți-ai mâncat din vorbi. De ce singur mi-am mâncat din vorbi? Păi ai spus că n-ai făcut la fel. Nu, și tu ai spus la că la fel vrei să le cunoști pe toate. Băi, omule, dar vorbiți aici de o temă care o duceți la lună și înapoi. Clar. Lasă-mă, nu pleca, stai aici. Oare, că... baby. Voi zice un adevăr, din înțelegi? Eu n-am făcut cu Bianca ce a făcut el cu ea. Bulgăraș? Nu ne-am pupat. Patrick, mergem pe asta. Nu ne-am pupat, nu ne-am, n-am avut acea conexiune. Am intrat în casă. Bă, de unde e bulgăraș, bă? Bulgăraș tap-tap. Așa se întâmplă, fraților. Când avem acolo ceva cu tine, iar. Bulgăraș. Bă, nu recunoaște nimic, mă, nimic. Ne face proști, ne face proști, nu mai pot. Dar ai dreptate? Ce-a fost să întâmplă? Punem pe... Am uzat, ați ca tot. Bianca. Bună ziua. Bună ziua. Ai, ai, ai. Ce ați ars? Nimic. Pâine? Nu. Bianca tocmai și-a făcut sandwich să pape. Eu nu prea fac mâncare pentru bărbați, dar am făcut un sandwich așa mai smulit. Nu este zis să nu remarcăm cât de frumoase sunteți. Mulțumesc, Nona! Și voi sunteți foarte frumoase. Foarte mulțumim! Ia stați, că vreau să-l pun... Bianca? Eu sincer m-am gândit într-o zi că era să mă împiedă și mă gândesc că era să mă împiedă. Iertați asta? Cu ce picior tăi? Bună ziua! Cu ăsta și mă doare! E bine, e bine! Nu mai pune mâna acolo. Pot să? Da, da, da. Îmi trece imediat. Nu, nu trebuie să vină. Să înțeleg că sandwich-urile sunt pentru Alexandru. Da, dacă mă lăsa camera, le duceam dacă nu le mâncam eu, că le-am făcut ca pentru mine. Bun, și te-ai și împiedicat, ai și căzut. Stai că mă mut, dacă vrei, stai aici. Doamne ajută! Mulțumesc! Și ce se zice când te împiedici? Și cazi? Mă mări. Te mări. Da, mă doare puțin. Uf, 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 uite, uite. Ustură. E bine, e ok. Eu... Nu, tu știi ce casă nu. Gata, e bine. Îmi trece. Hai. Chemați ambulanța, Luna. Vrei să-i spunem sau nu? Vrem. Vrem. Uite, uite cât sânge. Aoleu. Nu vă scandalizați. Blurați. Ce faceți? Bine. Bine. Nu, depresivă. Bine. Depresivă? Da. Și eu. Și tu? Și am ceva de menționat, pentru că am avut o revelație. Le ai des sau? Din când în când. Fetele au menționat, de fapt, faptul că mă doare burta și că îmi este rău, iar Andrei mă cheamă să-i aduc cafeaua. Dar el știe că pe tine te doare burta, da, și că ți-a era rău. Și el pe conexiune și mă cheamă pe mine dincolo să-i duc cafeaua, să-i fac cafea, să-i duc cafeaua. Și tu de ce n-ai profitat de moment? Nu m-a lăsat camera. M-a lăsat, m-am dus până la baie și când m-am întors, nu m-a mai lăsat. Mi-a spus să am răbdare, dar n-a zis câte zile. N-a sfârșit cineva care înțelege. Glumesc. Da, trebuia să te duci atunci când ai fost lăsată. Pentru că mai sunt și alte lucruri care se întâmplă aici, le luăm așa în ordine și dacă ai pierdut... Am vrut să mă grăbesc, să par disperată. Da, prea târziu? Nu cred că el conștientiza asta. Cred că știe că, na, veniți când vi se dă voie. Bine de știu pe viitor. Dar ție îți pare rău că ai făcut cafeaua și pentru el sau îți pare rău că ai făcut-o și nu i-ai dus-o? Îmi pare rău că am făcut-o și nu i-am dus-o. Ah, ok. Bun. Dacă mă lăsați, eu îi duc alta. Nu,
mai, acum mai vrei să mai duci cafea acum? Mai bea la ora asta cafea? Da. Nu mai doarme la noapte? Ea bea și noaptea energizantă la 11. Data viitoare fii un pic mai vigilentă să nu-ți o ia fetele înainte, da? Data viitoare nu mi-ai duc nimic. Dacă vă lasă camera, nu vă mergeți pe la baie, pe la pe afară, pe... Nu, duceți-vă unde... Aia a fost nevoie, da? A zis că a avut o durea burtă, adică putea să fie iertată în cazul ăsta. Știu, Natalia, acum ai tu soluție pentru orice, orice. Pentru toate ai soluție. Să știi că și noi avem o soluție pentru tine. Cum ar fi? Toată lumea are soluții pentru toată lumea. Cum tu ai soluție pentru absolut orice, pentru ele, așa și noi putem avea soluții pentru tine și pentru problemele tale. Bianca, 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 Bianca. S-a lovit. Și-a rupt unghia. S-a lovit. Nu la picior. S-a bătut ceva. Ia stai așa. Bianca e lovită. Ce-a pățit? Ba, avem vreun plastur în casă? Da. Du-te la cabinetul medical, vezi că e un pic mai în față. Nu, unde să avem? Chiamă veterinarul. Băi, ești nebun? Bă, ce glumă proastă. Să-și taie cuticurile la picioare. Nu? La pedicură. Bă, ce crezi că s-a întâmplat? Ce? Ce uite așa, vezi care-i treaba, duce acolo. Ce hotărât. Camera. În clasa 5 am făcut un curs de prim ajutor. Poți să mă duc până în casa fetelor? Stai că se gândește. Ce emoții am. Nu s-a întâmplat nimic rău, mă. Cred că ori au jucat un joc și s-a întâmplat să tai. Mulțumesc frumos, camera. Cum îi doctor se duce? S-a spus a mea. Cu în clasa 5-a. Facea cu pidocul. Crezi că mai ține ceva minte? Nu, sincer, eu consider că eu ar trebui să profit de acest lucru și ar... Am avut altă revelație. Dar știa? Și nu știu dacă ai înțeles. Nu știu dacă ai înțeles. Da. Adică nu ți s-a arătat degeaba ce ți s-a arătat. Pentru tine. Pentru tine. I s-a întâmplat ce i s-a întâmplat. Din cauza ta. Pentru tine a alergat de colo-colo să facă lucruri. Și din cauza ta, uite ce s-a întâmplat. Vezi ce este pe masă? Frumos. Asta înseamnă, asta înseamnă când o femeie se apucă să gătească pentru bărbatul de ea. Asta înseamnă. Uite-te și tu ce s-a întâmplat, dacă îți vine să crezi. Mai rog, Bianca, am căutat prin toată casa un plasture, dar nu avem aparent. Accident de... Și ce vrei să faci? De ce ai venit? Ai venit cu mâna goală? Te iei un cuțit și să tai din hanoracul tău. Doamne, fere... Nu! Glumesc. Eu nu. Sau? Eu nu. Păi și de ce ai venit atunci, că nu înțeleg? Am spus la cameră că în clasa 5 am făcut un curs de prim ajutor. Da, bun. Și am cum se... Să ajut. Am făcut și noi înainte să intrăm în emisiune. Vreau să vă știu eu. Vrem și noi să vedem cum o ajuți. O să mergi? Ia-o în brațe. Nu, nu. Lasă-o în brațe. O direcție. Mă lăsați în pace, da. Dar unde ar trebui să meargă? Până aici. Că e greu să mă... Te rog frumos. Unde aveți șervețelele în casă? Aici, Andrei. Fetelor, este o treabă serioasă aici, vă rog frumos, fiți atente. Numai nu sare. De ce că sarea a oprit sângerea? Nu știu ce am căutat acolo, căutam pahare. Unde aveți pahare? Aia e pentru el, că i s-a făcut rău. Ce fel de șampanie? Că, na, uite-te la ea. Nu voiam. Ea și apa o bea din paharul de șampanie. Ce se întâmplă? Dacă și apă de la fete. Deci că faci ciorbă. Stai așa că sunt. Să mă prind că știu ce fac. Nu-i ca pe piciorul în castronul ăla. Nu să fac asta. Băi. Să observ de câte ori a pus mâna pe jos, pe covor, este înainte de a pune sigur mâna pe rana ta deschis. Cu mâna asta, cu mâna asta nu am pus mâna deloc pe covor, am fost și atent. Deci vă rog frumos. Și acum. Frumos. Deci fiți atente, fetelor. Acum o să ne prefacem că ajută dacă fac asta. Dă pup acolo. Mulțumesc. Doctor. Puțină apă. Apă. Oh, chiar s-a luat, stai puțin. Nu mă așteptam.
Apă. N-a fost pregătit pune pentru asta. Apă. Încă mai crezi în, știi, soluția aia magică de, din copilărie, când zicea pupă, mama trece. Ta, dacă pup, trece? Nu, cred că dacă pupi acolo e mai rău, că mă doare. Pune apă. Dar chiar nu mai crezi? Da, da. Prima oară trebuie să curățăm rana. Trebuie să fim... Las-o așa. Trebuie să fim copii la orice vârstă. Alexandru, tu mai crezi? Problema este că să nu se infecteze. Oh. Da, ai dreptate. Chiar l-a pus pe lângă. Apa ce faci cu ea? Dezinfectare. Apa oxigenată este. E o apă specială. Ai tu apă oxigenată? Aia este apă. Da, da, da. Cât stăm? Stăm așa. Ne grăbim undeva? Bine, sunt rănită. De ce te-ai lovit? M-am împiedicat când luam sandwich-urile de pe masă. Le vezi? Da, erau pentru mine? Da, să ți le iei, că nu o să pleci, cred. Bănuiesc dacă... Păi poate le uiți și poți să vii și tu după să mi le aduci, da. Cred poate... că mai poate merge. Gata. Ca Andrei. Are nevoie de repaus, 3 zile. Gata? Mi-a trecut, cred. Păi te mai doare? Deja a prins cu... Ai uitat să dai pupa. De fapt, nu, stați așa, stați așa, că poate mă trimiteți înapoi dacă mă opresc. Doamne ferește. Unde eram? Ce se întâmplă acolo? În momentul ăsta trebuie să aplicăm presiune pe rană ca să oprim sângerarea. Vrei să ne ținem de mâini și să facem un cerc și să atragem energie vindecătoare asupra rănii Biancăi? Nu, energia mea e de ajuns. Poți și cu puterea minții din casa băieților? Tare teamă este că nu. De ce? Înseamnă că nu te descurci cu energia. Ba da, mă descurc foarte bine, numai că cu atât sunt mai aproape, cu atât e energia mai puternică. Și tare mi este că dacă mă duc până în casa fetelor, energia slăbește în așa fel încât nu mai pot după să o vindec. Deci tot de dragul ei, doamne. Îți place cum arată aceste sandwich-uri? Da, sunt foarte drăguțe. Vei mânca? Da. Sigur? Îți place peștele? Da. Asta era întrebarea. Alexandru. Da. Acela este un plasture, mers să-l iei. Vezi cu energia aia. Băi, păi, el mi-a spus că se pricepe la masaje, nu la astea. Gestul contează. Da. O, dar ți-a dus ceva plasture. La cameră a zis că a făcut un curs de prim ajutor și na, ne-a păcălit. Da, ne-am prins. Încercați să nu mai păcăliți camera ca să nu vă păcălească și ea pe voi. Cu o pedeapsă. Eu glumeam când ai zis că am mințit. 2, 3. Am mințit când ai zis că am mințit. Vedeți, acum este rana dezinfectată. Da și tu blugul ăla la o... Așa. A, ok. Vreau. 2 degete. Hai că e bine. Ok, verb. Gata, mi-a trecut. Bravo. Verb. Nici nu se mai vede acum. Verb. Nici nu se vede. Nici nu se vede. Da, nici nu se vede. E ca și cum n-a fost. A fost, chiar a fost. Ianca, acum dă-i băiatului semn. Sigur. Mulțumesc frumos că m-ai tratat. Oricând, Bianca. Plăcerea mea. Pa, hai. Așa. Cică cu piciorul lovit. Așa. Să arunc și asta, nu? Mulțumim, Alexandru. Să-ți fac și curățenie. Nu știu ce s-ar fi făcut Bianca dacă nu veneai. Ce te-ai făcut, Bianca, dacă nu veneam? Mâncam sandwich-urile. Este foarte foame. Nu. Dar ți le-a făcut ție. Poți să-i dai și ei unul. Nu, nu, nu. Vrei tu unul și să-i dai și ei. Nu-ți place? Nu vrei și eu tu unul? Le-am făcut ca pentru mine și ți le dau ție. Ca... Mulțumesc frumos. Timp. Eu te-o să uit. Nu mă mai doare ca să uite la ce ne pune. Mai bine. Cristina, da. Tu ce ai? Păi a făcut Bianca o glumă, pur și simplu a fost o simplă glumă și Ionuț, la fel, insista foarte tare să merg în casa băieților, să mă joc jocul cu foaia împreună cu Andrei. Și eu am spus... Radu se supără dacă mai faceți gluma asta, dar nu am putut să mă exprim pentru că
toți vorbeau în același timp și nu se auzea nimic. Și s-a închis conexiunea și a rămas tot așa în aer, ca și când eu am zis că Radu se supără. Dacă Radu nu ar fi în cunoaștere cu mine, eu m-aș pupa cu Andrei sau ceva, deci aș face jocul. Dacă el nu ar fi aici, într-un fel, da, ea s-ar juca jocul ăsta. Doar că pentru că se supără el, eu nu fac jocul. Da. Așa s-a interpretat acolo. Dar ce ai zis exact? Radu se supără. Atât am zis, nu am zis așa. Ce-am făcut, mă? Am primit niște sandwich-uri de la Bianca și s-a lovit de ceva, gen de mobilă. Am zis eu. Trebuia să nu spui că zice ăsta că... Poftim? Nu. E acolo doar Andreea. Dă-și mie sandwich, mă. Eu da. Nu cumva ai zis, dar nu se supără Radu? Așa am spus. Nu știu, te întreb. Nu? Ce n-am nici pitică. Așa am știut. Adică așa mi-am amintit că am spus că Radu se supără. Probabil m-am exprimat eu greșit. Chiar m-am cerut de 100 de ori la cameră. Și asta ce înseamnă? Păi se supără Radu. Adică eu aș veni, dar se supără Radu. Dar chiar îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Chiar nu am vrut să se înțeleagă treaba asta. Eu nu aș fi făcut jocul cu Andrei. Adică normal că nu l-aș fi făcut. Și dacă ar fi fost să fiu trimis acolo. Dar tu, ca fetiță, trebuia să zici nu, nu vin, lăsați-mă în pace, nu, nu vin că se supără. Dar făceam o glumă cu Bianca, că Bianca știa, eu îi făceam așa pe picior, Biancă-i. Eu am propus-o pe Cristina pentru că era ceva absurd. Nu se putea întâmpla așa ceva. Am propus-o pe Cristina, mi se părea amuzant și îi spuneam tot ei, uite la fața lui Radu. Și i-a spus, se supără Radu, ceva de genul a fost. Dar după fața lui Radu, imediat când s-a auzit numele Cristina, el deja era deranjat înainte ca ea să zic ceva. Da, poate că, nu știu, ar trebui să aveți grijă cu unele lucruri. Cu unele da, știu. Să... Chiar îmi pare rău, nu am vrut. Adică nu i-am făcut gluma, în primul rând. Au venit cu ideea Ionuț și Bianca. Gluma. Dar nici nu contează. Poate să vină oricine să facă 500 de glume pe minut. Oricine ar trebui să, ar putea să vină să facă ce glume își dorește. Importantă este atitudinea și reacția ta. Felul în care tu decizi să răspunzi la o provocare, la o glumă, la o, la o, la o, la... Chiar îmi pare rău și aș vrea să-mi cer scuze, m-am cerut de foarte multe ori la cameră să merg, am scris și o scrisoare chiar. Deci... Lui Radu? Da, e acolo pe masă. Se s-a supărat? Da, era supărat, dar era după am auzit că râdea. O să fac conexiunea și o să vreau să vorbesc cu el, să văd ce a înțeles el. Ok. Hai să facem conexiune. Ia, rămâna! Să rămâna! Bună ziua! Ziua! Ia, acum s-a făcut de mâncat. Ce face? Du-te acolo! Opa, ce-i? Bă, da. Ce bune sunt! Lasă-le! Ai așteptat conexiunea ca să le mănânci. Să vadă Bianca! Nu, acum mi s-a făcut foame. Stai, liniștit! Am înțeles. Radu, ce s-a întâmplat? Ești supărat? Andreea, nu sunt supărat, poate doar un pic dezamăgit, dar mi-a explicat Patrick cum au stat lucrurile și în casa fetelor și am înțeles într-un final. Doar că era foarte mare rezervă și gălăgie și înțelesesem eu cu totul altceva legat de jocul cu foaia. Sincer să fiu cu dumneavoastră, chiar discutam cu băieții și le explicam că dacă mie mi s-ar fi propus un astfel de joc cu o altă fată în momentul de față, nu aș fi acceptat niciodată categoric, nu, așa aș fi spus. Radu, îmi pare foarte rău, poate nu... Stai numai puțin, te rog. Te-am rugat, am să vorbim cu el. Bun, continuă. Și un pic m-a deranjat, i-am spus și lui Ionuț că nici din partea lui n-a fost ok faptul că hai să vine Cristina, să vine Cristina, să vine Cristina, pentru că eu mă chinui să ajung la ea să vorbesc cu ea, n-am văzut-o deloc toată ziua și am făcut tot posibilul și am încercat toate modalitățile să ajung la ea și m-a deranjat puțin chestia asta legată de joc, dar mi-a explicat Patrick, a vorbit Cristina cu el și o să vreau să vorbesc cu ea față în față legat de chestia asta. Bun, Radu, i-am explicat și ei și eu o să-ți explic și ție și vouă tuturor, de altfel. Poate să vină oricine să zică orice. Adică oricine ar putea veni să-mi zică, nu știu, aruncă-te de acolo. Aruncă-te de acolo, aruncă-te de acolo. În glumă, da? Sau, nu știu, ce vrei tu? Răspunsul meu, care ar trebui să fie? Categoric nu. Nu, că dacă o să pățesc ceva... Nu mă arunc. Adică m-aș arunca... Ok. M-aș arunca, dar dacă o să pățesc ceva. Înțelegi? Da. Adică Ionuț e un golan. Cu ghilimelele de rigoare și în sensul bun, haios, da? Îi place să se joace, să insiste, să bage un fitil, să...
Acum, tu pe cine te superi? Pe el că a făcut gluma? Sau pe... Da, bine, nu ți-a instigat, dar îl cunosc că n-ai prietenul meu și vrea și el să se joace. Nu există că instigare în această glumă. N-a făcut-o cu răutate și sunt... Nu există instigare. A instigat această reacție, pentru că poate nici el nu s-a așteptat să se întâmple asta. El s-a așteptat la un categoric nu. Bine, facem altfel. Eu vreau să slăbesc, da? Dar îmi place mâncarea de nu mai pot. Pe masă am un tort mare, superb. Și fetele îmi spun, doamna Andreea, luați. Luați că vă dăm să mâncați. Puteți să-l mâncați chiar și pe tot. Eu ce zic? Da, dar o să mă îngraj, nu? Adică, se vede clar că îmi doresc. Dar totuși vă gândiți că... Dar o să mă îngraj, deci n-am cum să-l mănânc. Sau aș putea să zic, cum zic eu de obicei, nu, că sunt la dietă. Doamna Andreea, nu vreau să par un poțin. Adică, nu vreau. Da, înțeleg exemplu. Pentru unele lucruri pe care le primești din partea colegului, prietenului, vecinului, nu știu, trebuie să știi să fii categoric. Pentru anumite lucruri trebuie să nu lași niciun fel de loc de interpretare. Exact. Dar niciun fel. Sunt unele lucruri la care efectiv trebuie să știți cum să răspundeți și cum să... Nu știu, cum să luați atitudine. Aveți foarte mare dreptate, doamna Andreea. Nu vreau să par un posesiv, nu vreau să par un nebun, că nu ăla să vorbească, Doamne ferește, să vină să vorbească cu băieții, să stăm toți de vorbă, să glumim, să ne jucăm, să habar n-am, nu știu, orice chestie, dar în limita unei decențe, pentru că eu asta spun, mă chinui să ajung la ea, mă chinui să mă duc la ea, să stau cu ea, să stăm împreună, să discutăm anumite aspecte și chestii și mă așteptam din partea ei, în momentul în care i s-a propus jocul ăsta, să spună nu, gen, cum să... Eu zic că exagerezi acum, rog de tot. Dar... Nu știu acum răspunsul ei. Adică eu la ce am văzut, Cristina, scuză-mă, adică doar la ce am văzut, dar explicația era alta. Ok. Mie îmi pare foarte rău pentru faptul că am dat acel răspuns. Poate că nu m-am exprimat cum trebuia să mă exprim. Am discutat și cu Bianca, era o simplă glumă, îi făceam pe picior Bianca, haide zi, ca să glumim. Și pur și simplu, poate a fost și greșeala mea, nu m-am exprimat așa cum a trebuit și chiar îmi pare rău. M-a rugat de 100 de ori la cameră, ți-am făcut și scrisoare, e pe masă. Am vrut să ți-o trimit. Deci mie chiar îmi pare rău că te-ai supărat pe treaba asta, dar e ceva absurd, eu oricum n-aș fi făcut chestia asta și dacă ar fi trebuit să vin acolo în casă. Adică tocmai cu Andrei? Poate dacă era Ionuț. Ionuț, tu deja cum stai. A fost o glumă, glumă. Iarăși glumă. Și acum puteai să-i dai o glumă, de nu își mai permitea în veci să mai glumească cu tine. Înțelegi? Adică ține de voi, ține de fiecare în parte. Mai glumi, ne simți. Ține de fiecare în parte. Dar uneori și glumele astea fac... Total de acord, dar dacă ea știe că deranjează... Păi, dar nu a pus accentul niciodată așa de tare, ca să înțelegem noi asta că asta clar. Eu vă dau exemple, ca să le aveți, ca să știți. Da, Nona, dar... Radu și eu i-am zis și lui, după părerea mea, Cristina trebuia să spună direct nu. Dar păi, da, vreau să fac o glumă, Marinel. Dar nu contează, Nona. Dar nu m-am făcut-o eu, dar ea vroia să vadă reacția lui Radu, care a fi. Și noi am observat imediat reacția lui Radu. Nona. Da. Nici măcar nu am făcut eu gluma. Patrick, mergi la date cu Mihaela? Vreau să-mi răspunzi exact așa. Nu, vreau să-mi răspunzi așa. Nu, că se supără Nona. Dar nu se supără Nona, doamna Andreea. Ce simți, Nona? Uite ce privire. Ce simți, Nona? El ar vrea să meargă, dar te superi tu. Căci dacă nu te-ai fi supărat tu, el s-ar fi dus. Am înțeles, dar acum ea nu va mai greși așa, pentru că a înțeles pe ce îl deranjează pe el. Ea n-a făcut nimic cu intenție. Nu s-a exprimat cum trebuie. Exact, dar... doamna Andreea, dar eu sunt conștient de asta că ea n-a făcut cu intenție. Doar că nu s-a exprimat, eu am înțeles greșit. Mie eu cred că îl visează pe Andrei. Poftim? Eu cred că îl visează pe Andrei, de fapt m-am răzgândit. Ia să stea liniștită, că eu sunt liniștit de mult. Ei, doar pe Radu îl visez. L-am în cap doar pe Radu. El trebuie să își dea mai mult seama. Decât atât, vreau să nu vă mai jucați cu camera. Cine se joacă cu camera, pedeapsă. Și nu mică, mare. Natalia a zis că vine să facă jocul și a încercat să se eschiveze apoi. Adevărat. Pe lângă faptul că tot întorcea obrazul și bla bla, mă rog, închid ochii la treaba asta, dar... A încercat să se eschiveze. Dacă se eschiva și nu făcea ceea ce a zis la cameră, nu știu, îi luam insigna. Vă dau un exemplu de pedeapsă. Înțelegeți? Da.
Așa și Cristina, dacă venea doar să vină în casa băieților, vai Doamne, las că fac jocul, dar ea nu-l făcea, pedeapsă. Nu mai păcăliți camera, vă rog din suflet. Nu mai ziceți, mă duc să fac și când ajungeți nu mai faceți. Haideți să nu ne jucăm cu lucrurile astea. Dar este foarte, foarte, foarte simplu. Radu, mergi la date cu Bia? Nu, normal. De ce? Că nu vreau. Păi de ce nu vrei? Poate e un date la dans. Treabă, poate să fie la bare, poate la înghețată, poate la film. Poate să fie și la tăiat unghii. Nu, doamna Andreea. La ce? La tăiat unghii, la ceva simplu, la croșetat. La ceva. La nimic. Radu! E un pic... poate fi și pentru voi foarte dureros. Cristina, poate fi și pentru tine dureros. Dacă el îmi zicea, nu, doamna Andreea, că se supără Cristina. Clar înțelege că el și-ar dori să meargă, dar ești tu și din cauza ta. Da. Cine știe, poate tu aveai chef de joacă. Că doar nu aveai de gând să-l pui pe Andrei. Dar aveai chef să te plimbi. Înțelegi? Andreea, m-am exprimat greșit. Lucrurile stau la fel între noi doi. Cu ocazia asta ne cunoaștem mai bine, știm cum să ne comportăm pe viitor, învățăm și vă mulțumim din tot sufletul dumneavoastră pentru că ne ajutați și chiar la modul cel mai serios. Da. Cu plăcere, dar tot vin cu material în gală. Și Cristina, o să-ți fac și ție să vezi exact cum ai zis. Da. Da, eu recunosc. Poate am zis și am spus că îmi pare rău pentru exprimarea pe care am făcut. Da, dar până să vin eu nu ai recunoscut. Ziceai că tu ai zis că nu... Nu a recunoscut pentru că nu-mi dorea să transmit. Poate nu și-a dat seama. Treaba asta. Chiar nu-mi dorea să transmit. Am fost foarte supărată că nu mi s-a dat voie să vin să-ți cer iertare și să rectific. Pentru că trebuia să lămurim așa. În liniște. Ia uite ce bine s-a înțeles. Și supărarea mea nu e doar din asta. Au fost și niște discuții aici la băieți. Noi ne-am dus în grădină. Adică? Cu Robert, doamna Andreea. Discuții nu reușim să ne împăcăm deloc. Nu reușim să ne acomodăm. Nu pot orice aș face, nu pot. Dacă păi azi dimineața ai zis că ultimele zile vă împăcați. Lasă-mă, Bianca, că nu pot. Schimbă de opinie pe minut ce trece. Nu s-a certat nimeni cu nimeni. Eram la masă. Mi-am dat cu părerea iară. Și din bunul simt și respect care l-au. Pe care? Pe care l-au. S-au ridicat toți și au plecat, că n-au vrut să-mi audă... Pentru că te contrazici, omule, non-stop, nu mai pot. Cu ce mă contrazic? Cu ce mă contrazic? Doamne, păi tu te contrazici, tu te contrazici pe vorbele tale. Tu ai avut o discuție, lasă-mă să termin, că cu mine, nu mă cu mine vorbea doamna Andreea, te rog, doamna Andreea, plec, nu mai pot. Pleacă. Unde? În grădină. N-ai curaj. Să vorbim, eu mă, în grădină și vorbim de acolo, doamna Andreea, nu mai pot. N-ai curaj. Se contrazice cu vorbele lui doamna Andreea. De ce m-am supărat? A avut o discuție cu Marinel. Doamna Andreea, ascultați-mă o secundă, vă rog. A avut o discuție cu Marinel, unde ei doi au discutat. Doamna Andreea, deci ei doi au discutat despre un subiect. Nu credeți nimic din ce zice, vă rog frumos. Doamne, ferește, nu mai pot. Lasă-l să vorbească. A avut niște discuții, doamna Andreea, cu Marinel. Doar la imagine. Mă lași, mă, omule, să vedeți adevărul. Deci a avut niște discuții. Bă, dar minți, ce discuție a avut cu Marinel? L-am întrebat de ce a fost... Lasă-mă să vorbesc despre ce e vorba! Păi inventezi, nu poți să te las să inventezi, înțelegi? Nu pot. Fă-ți treaba, lider. Deci pot vorbi eu? Nu? Da, Andrei. Lasă-mă explicația mea, doamna Andreea, ceea ce vreau să spun. A avut niște discuții cu Marinel, legat de rocul lui Andrei cu foaia. Cu pupicul. Și i-a spus Robert lui Marinel, păi mai sunt două fete. Și el a zis că mai sunt Cristina și cu... Care Nona. Mai era? Nona. Cristina și cu Nona. Și i-a zis Marinel, păi cum să se pupe Andrei cu Cristina și cu Nona când Nona este în cunoaștere cu Patrick și Cristina e în cunoaștere cu Radu? Păi și ce, sunt împreună? Care treaba? Ce, oricum n-au unul cu celălalt și el? De unde știi dacă ele nu vor? Uitați-vă și după aceea contrazi singur și faceți... Care stați? Gata, Robert. E materialul, doamna Andreea, ce doamna Andreea, vreau vă rog frumos, dacă se poate imagine, ne-a zis că mai rămâne două fete. Deci nu mai pot. Nu se poate. Vreau să știu, nu mai se poate. Doamna Andreea, se poate să spun eu, ce te iei de două fete, Robert, pentru că tu ai zis? Vorbesc eu. Așa zici și mai rău. Lasă-mă pune rău în ochi. Doamna Andreea, doamna Andreea, jur, gata, Robert. Marinel, hai mă, relax. Hai să-i spună din vârf, relaxează-te că ești roșu. Deci a fost ceea ce a spus Radu și eu totodată am spus că eu am respect față de Patrick și Marinel și Radu. Și nu voi face asta. Deci s-a întâmplat asta. Așa că nu... Doamna Andreea, eram la masă toți și Patrick a venit
oarecum trist din camera, din casa fetelor. Și am întrebat ce s-a întâmplat. A rezolvat cu Nona. Și mi-a explicat pe din afară așa ce s-a întâmplat. Și am zis că da, o înțeleg pe Nona. Pentru că am zis că o înțeleg pe Nona, gata, mi-am dat cu părerea greșit. Mi-au sărit în cap, s-au supărat și au plecat de la masă. Ai înțeles? N-a fost așa. O să vorbesc. N-a fost așa, Robert. Pentru că, te contrazici singur, Patrick, frate. Vezi? Și eu am fost criticat că am vrut să cunosc fetele în parte, dar eu n-am zis la nimeni că ești cea mai sau că ești unica care mă face să vibrez. Și o înțeleg pe Nona că este tristă și că s-a supărat pe chestia asta. Nona e fericită. Dar voi ați înțeles ceva? Pot să mă explic și eu ce am zis. Dacă nu, vă rog frumos să vă uitați la material și atât, nu mai zic nimic. Gata, Marinel! Acolo să vede ce am zis. Și am zis că o înțeleg că dacă aș fi în locul ei, că eu mă pun în locul oamenilor ca să iau o decizie ca lumea, și eu m-aș fi întristat. Dacă una dintre voi ar fi venit spre el să zică că e unicul care simte vibrații cu el. Pui paie pe foc pe chestia asta, toată ce ai vorbit numai de Doamna Andreea. Gata, Radu! Eu vă zic exact ce am zis, înțelegeți? Asta zic. Calmează. Repet. Da, ok. Bun, Patrick. Muric. Și ceea ce mă deranjează maxim, că inventează lucruri, jur că inventează lucruri, o să vedeți. Deci o să vedeți. Deja vedeți. Mă pune rău în ochii voștri. Dacă voi vreți să mă cunoașteți cu adevărat, întrebați-mă pe mine, vorbiți cu mine direct, sau dacă nu mă credeți nici pe mine, uitați-vă la material. Robert, astăzi nimeni nu s-a gândit la tine, adică nimeni din fetele astea nici nu te-a pomenit Bianca, pe gură. Exact. Bianca, te rog frumos. Bianca, dacă ai fi în locul meu, ori. Da, cu părerea, da, la fete acolo la masă și toate s-ar ridica. Deci e o temă. Ai făcut comparație, Robert. E o temă serioasă, Da. Ai făcut o comparație. Se ridică și pleacă de lângă mine. Păi eu zic, voi pe lângă mine sunteți nimeni, dacă nu mă înțelegeți. E o temă serioasă, Nona cu Patrick. Pune Bianca s-a făcut o comparație, nu s-a dat cu părerea. Și pleacă toți de la masă, cum te simți? Robert, tu ți-ai dat cu părerea și pleacă de acasă. Vă simt cea mai interesantă dată. Vă dați seama că nu pot să vorbesc? Vă dați seama că nu mă lăsați să vorbesc? Nu vă auziți. Deci vă dați seama că nu pot să vorbesc? Dacă nu vorbiți nu vă dau afară pe amândoi. Vă dați seama? Pe grădina amândoi. Nu pot să vorbesc, nu pot să mă explic. Deci tu îți dai cu părerea și se ridică toți de la masă și pleacă. Ce lipsă de respect este asta? Da, pentru că nu au de-a făcut tare. Care au fost aceia? Care au fost aceia? Dacă ați fost situația asta... Care au fost aceia? Poftim? Care au fost aceia? Alexandru, Radu... N-am mai suportat, ne scuzați. Patrick... Andrei? Și după dacă poți să relatezi și eu competent această poveste. N-am terminat, te rog frumos. A, nu? Gata, nu mai gata, suficient! Patrick! Da. Zi, cum a fost? Gata. Păi cum să fie, pe mine nu mă deranjează că el și-a spus punctul de vedere, pe mine mă deranjează că toată ziua numai asta mi-a spus că dacă am văzut că ai vibrat cu Natalia, că și pe, eu înțeleg și pe Nona, el îmi explica mie cât de bine o înțelege pe Nona când eu îi spun că mă, eu chiar vreau să mă îndrept spre Nona și nu vreau să treacă printr-o perioadă grea. El îmi spune cât de bine. De ce te-ai ridicat de la masă? Că am vrut să vorbesc cu Radu și cu Alex. În altă parte. Pentru că eu oricum discuția pe care... Nu. Am început despre Nona, dar ai vorbit tu de aici și după am început să vorbim de tine. Că noi eram acolo și tu de aici vorbeai singur cu noi și noi eram acolo. Așa am început să vorbim de tine. Poți să vă ziceam? Nu mai. Te rugăm. Alexandru. Așa. Nu-mi zice povestea, zi-mi de ce te-ai ridicat de la masă. Așa, m-a ridicat de la masă pentru că el, după ce a bătut câmpii despre cum el înțelege pe Patrick că s-a dus și spre altă fată. Și de asta Nona, că de asta Patrick era puțin supărat că Nona nu mai pare așa de fixată pe el și că se duce și spre Ionuș și etc. Și el a spus că înțelege pe Nona că a făcut asta pentru că nu e normal și el a fost în situație. Și m-am uitat spre el și am făcut. Adică ce ai făcut tu cu Bianca? Ești de acord, acum realizezi ce ai făcut? Nu! Nu e adevărat. Că nu e adevărat, că e altceva. Nu e adevărat. Și în momentul am uitat la băieți și am spus: "Bă, hai să plecăm în grădină, să lăsăm pe ăsta." Normal că este că nu este la fel. Eu nu am zis la nicio fată de acolo că am vibrat doar cu ea. N-am zis că ea e special. Robert, părerea despre nimeni. Robert, când te-au întrebat după cine, cum a fost cine, a spus că super, că te-am cunoscut mai mult, am aflat mai multe de la tine. După ce n-am zis că am vibrat cu ea, pentru că am privit imaginele, după ce s-a terminat, când au văzut că nu mai este nimeni. Da, dar n-a vibrat cu ea, nu vă mai faceți speranțe. Da, Andrei. S-a prefăcut. Nu s-a prefăcut. I-a plăcut și atât.
Andrei, Bianca, de ce te-ai ridicat? Eu m-am ridicat de la masă pentru că eu i-am spus în fața lui Robert că este aceeași chestie care s-a întâmplat cu Nona și cu Bianca și el a zis că nu, nu, nu. La indigo. Și când am văzut că creierii mei făceau așa, m-am ridicat și am spus că vreau să mă cert cu el. Mi-a patinat creierii, doamne Andrei. Mi-a patinat creierii, efectiv. Vă rog frumos să vă uitați la material, atâta vă zic, vă rog frumos. Da. Robert, Radu, tu de ce te-ai ridicat? Doar de ce te-ai ridicat? Pentru că mi-au făcut creierii ca lui Andrei. Da. Am înțeles. Robert, povestea aceeași. E aceeași. Pe scurt. Da. N-au vrut să te mai asculte. Da, lipsă de respect. Poate să-mi zic în față, nu să se ridice așa și să facă subiectul pe care îl vorbeam. Robert, mă interesa pe mine cel puțin. Eu n-am Robert, încercăm să spunem niște lucruri, nu aveam nevoie de părerile tale, nu am dat dreptate la fata pe care îmi place. Vorbiți pe rând, vă rog frumos. Patrick, pe rând. Punctul meu de vedere. Vreau să zic și eu ceva legat de Nora și Patrick. Se poate? Da, vorbește. Doamne Andreea, Robert nu înțelege o singură chestie. El tot aduce trecutul aici în casă. Nona poate da, a văzut ce a spus Patrick că a vibrat cu Natalia, dar Patrick când a văzut că Nona a spus că o intenționează cumva și Alexandru, a spus: "Bă, stați un pic că mă deranjează" și parcă ce să sinceră pentru fata asta. Exact. El nu pune miza, el încearcă să bage râcă cumva, să aducă din trecut de chestiile astea, să îi încurce treaba la om. Așa pare de afară. Păi a luat Patrick ce e cu noi cineva în doare. Așa este de înăuntru. L-am văzut în gală pe Robert. L-am văzut pe Robert în gală cum se aranja în oglindă părul, că era când dumneavoastră anunțați deja cine e favoritul săptămânii, era Robert când se aranja, s-a dat pantaloni în jos, era gata să se ridice și când a auzit Patrick, Bianca, i-a picat fața. Bianca, așa emoționat, era foarte acolo la Patrick ca să ia ce cu poate el. Un om strategic, n-am văzut în halul ăsta. Nu să cred. Ce poți să zici, de jur. Niște aberații la adresa lui. Bine, scrie că... Ca luminița păi că stai atâta la mine. Pe camerele alea care ție-ți plac, materialele care tu tot Bianca, imediunezi. Bianca, dar tu n-auzi că muream de calm în cap și care... capul. Eram emoționat, numai ne-a ținut un suspans. Care păi faza? Așa zic, rândul e asta, că ție ți-a plăcut de Natalia, dar acum pe Nona. Și eu înțeleg pe Nona că eu am făcut la fel. Vrea el să se pună într-o lumină bună față de alții și el e victima, nimeni nu-l înțelege, toți s-au ridicat de la masă, sărăcuțul. Patrick, să primească mai mult hate și asta e. Patrick să primească hate, de ce? Vă dați seama, dacă el întoarce chestiile astea așa și să înceapă certuri mai des, da, el scade într-o lumină proastă. Dar emisiunea nu se numește Căsătorește-te în 3 zile. Emisiunea nu se numește așa. Nu trebuie să vă găsiți în timp record perechea și să fugiți. Păi, că... Nu așa se numește emisiunea. Trebuie să ne concentrăm pe cu totul și cu totul. Alte lucruri nu ar fi nimic. Dacă ar fi așa, cum zice Robert, așa e, nu ar fi nimic greșit. Liniștiți-vă, relaxați-vă, puteți să vă cunoașteți între voi, liniștiți. Să zicem că nu vor funcționa lucrurile între Patrick și Nona, cu toate că... Na, am intrat în zona asta de imposibil, la exemplu, da, na, nu se știe niciodată. Își revine Ionuț, vine tare din spate cu 15 buchete de trandafiri pe zi și, cum îi place lui, și cine știe, nu se știe niciodată, zic și eu. Nu că ai fi ușor de cucerit cu buchetele astea de trandafiri, dar zic și eu. Dau și eu un exemplu imposibil. Dar, repet, n-ar fi nimic greșit. Dacă doi oameni nu se potrivesc, se cunosc suficient de mult, odată, de două ori, în grădinuță, în camera roșie, la masă, aici, în bucătărie, nu? Și la un moment dat văd că dau un zid. Nu e. Tu, Bianca, cu Robert, să faci un cuplu, na. Dacă nu e. Nu e. Păi nu, că asta e casa iubirii și respectul către Robert. Așa se numește. Că altfel nu pot să zic. De ce? Păi vrea tot respectul de la toată lumea, dar el în primul rând nu-l acordă. Credibil. Ți-am dat un exemplu. Cum ar fi să faci un cuplu cu o persoană cu care nu te potrivești. L-am ales pe el pentru că, na, cu el nu te potrivești. Sau, dacă vrei tu, Radu, na. Toate că parcă v-ați înțelege. Bun. Este foarte, foarte, foarte simplu. Dacă tu nu te potrivești cu omul ăla, gata, ești condamnat singurătății pe vecie. Asta pare. În acel moment vreau să vă cereți și eliminarea și să părăsiți casa. Dacă gândiți așa, nu este nimic greșit în a cunoaște și a cunoaște și a cunoaște și a cunoaște. Sunteți tineri.
atât de tineri, enervant de tineri. Aveți o viață întreagă înainte. Dacă nu o să funcționeze lucrurile cu X sau cu Y, rămâneți singuri pe vecie. Aveți perfectă dreptate, doamna Andreea, dar discuția cu Robert a fost alta, că el se contrazice în ceea ce spune și în faptele lui. Adică el a comparat cele două situații. Nu mai inventa lucrurile, frate. Nu mai inventa lucrurile. El a comparat cele două situații și a lui nu era la fel cu asta. Robert, toți suntem de acord cu chestia asta, numai tu. Nu auzi ce zic eu aici, că te contrazici între cele două situații, situația ta cu Bianca. Bă, tăceți odată, nu vă mai certați, vorbiți pe rând, mă, fraților. Vă las. Nu auzit. Robert vorbea el, după care vorbește. Când intră, nu. Păi am zis și ție, dar tu, el vorbea ușor și tu te agitai, începeai să pornești motoarele, frate. Eu când vorbeam și el intra, nu i-a zis nimic. Dar nu ți-am spus și ție să taci, am spus și lui să tacă. Ok, Andrei, ok. Vorbește-mă. Vorbeam despre faptul că Robert, discuția era alta, că el se contrazice între cele două situații, că el mereu face așa. Mă contrazic în... Acum vorbește tot Robert. De la masă. Cele două situații aveam atâtea lucruri de vorbit și poate și de făcut. N-au nimic, dar face o situație... Voiam și eu să spun lucruri frumoase. Mie îmi place când râdem și când suntem așa pe vibe. Și eu am făcut lucruri frumoase, dar din păcate s-a ajuns de la un lucru frumos la o... la Andrei, o nebunie. Andrei, să știi că Emma ți-a făcut cafeaua, chiar dacă era rău. Chiar dacă era rău, ți-a făcut cafeaua. Chiar am așteptat-o. Și a vrut să ți-o aducă, dar n-a mai aplicat. Pe Emma sau pe cafea ai așteptat? Poftim? Pe cine ai așteptat? Pe cafea sau pe Emma? Și pe Emma și pe cafea. Cafea și Emma, la un loc, pachet, complet. Și-a venit Bia. Dar nu, mi s-a părut că nu prea ai dus contul de... Nu prea ți-a lăsit cafea. Măi, dar noi am făcut aici o... Păi, dar am văzut noi... Toți, când am avut conexiunea, nu erai deloc împotrivă să-i saruți buzile Mihaelei. Păi nu eram împotrivă, pentru că sunt singur acum. Dar până la acum. Are dreptul să cunoască fetele, să le pupe chiar. Am dreptul. Da, nu. Ai dreptul, tu diminuția dreptul, doamne fetele. Are dreptul, doamna Andreea, să pupe fetele, să le cunoască. Iar de exemplu... Ce-i așa rău? Și tu, Marinel, la fel. Ai dreptul. O fată, doamne ferește, ce așa de rău? Iar de exemplu, am vrut să o pup și când pe Emma. Când place alta, o pup pe cealaltă, doamne ferește, ce contează? Nu se zice am vrut să o pup și pe Emma, vezi că eu am fost prima acolo. Păi da, eu am vrut să te pup pe buze, numai că tu mi-ai dat fruntea, dar... Dacă adică cap în buze, Emma, mai exact. E altcineva, stai liniștită. Marinel? Dacă nu ești tu, Emma, e... Bun și altcineva, nu? A, îți dai seama, dacă eu nu l-am lăsat, a trebuit și el să caute. Păi el simțea să pupe pe cineva, dar dacă n-ai venit... Emma, da. Astăzi doi băieți au cerut să vină aici să te vadă. Cine? Nu o să zic, îți dai seama, o să descoperi tu. Dacă sunteți asumați, îmi spuneți acum. Robert și... Ia, Andrei, ia. I-am spus lui Robert că o să te aibă când nu te ning afară. A venit și el după, știi? Cum? I-a spus lui Robert când vine prima zăpadă, atunci o să aibă pe Emma. Și eu i-am zis, Andrei, la meteo și Andrei, că... Suntem iarnă, că... ninge! Suntem iarnă! E prea ninge! Emma, m-am uitat la meteo și a zis că săptămâna care vine ninge. Da! Am zis. Nu ninge! Ba, da! Nu ninge! Da, până... S-a uitat la meteo pentru replica asta! Doamna Andreea, nu ninge în casă! Emma! Emma care e problema! O să vină și zăpada mieilor, stai așa! Eu am spus așa, Emma, dar care e problema? Andrei, așa că Robert... Emma, pare rău. Tu ai scris scrisoarea care a ajuns aici la noi în casă? Că ești... Scrisoare? Bine, bilețelul. De ce, par depresivă? Nu, ți-am văzut scrisul și îl recunosc. Deși vrea Emma, Emma e toată fiartă pe tine. Am întrebat-o dacă ea a scris era asta. Era pentru cineva Emma sau... Am întrebat-o ce vrea. Doar așa... Era așa să vă atragă. O strigă de ajutor. Fără să... Crezi că o să te putem salva din depresia asta pe care o ai? Puteți putem încerca. Scoate? Dar nu pare depresivă, nu pare. Dar ba chiar e. Sunt! Eu vreau să fiu, dar ba chiar sunt. Deci Andrei e salvarea Emei. Da. Marinel, da. Știi care ar putea fi problema la acel pupic despre care vorbeai mai devreme? Drumul lung și am obosit. Într-un fel, doamna Andrei, am și de ce să nu ne grăbim. Eu iau pe toți după. Chiar și pe Marinel? Chiar și pe ea folosiți? Chiar, îmi folosesc și eu. Hai, Bianca, că nu ne-a folosit.
Ne-am, da, sunt pansament ne-am înțeles pentru că, doamna Andrei, amândoi, ca să nu ne grăbim, să ne dăm timp. Am vorbit de chestia asta și, într-un fel, am și reușit astăzi să pun muzica și toate lăutărismul ăsta pe ultimul loc, ultima problemă. Da, chiar dacă astăzi, într-adevăr, am încercat să nu vorbim, să chiar să nu atingem tema asta, să ne cunoaștem mai mult pe noi, ce ne place, ce nu, dar inevitabil, din când în când, stărea pe acolo. Dar totuși am încercat să punem o parte. O ultima problemă punem asta cu muzica, cu... Marinel, păi acum Natale este lider, ea e protejat, ea va fi în casă. Adică e ok, dar tu nu știi cât timp ai. Adică eu înțeleg că voi lăsați acolo timpul, așteptați chestii, dar tu cine știe cât timp ai în casă? Tu nu poți să știi asta și dacă e șansa vieții tale. Dacă cei din țara Oașului o votează pe Mihaela și nu pe tine. La asta nu m-am gândit, dar cred că e mai important. Da, eu zic, nu-i Bianca, că amândoi am decis. Am dat de înțeles că vrem timp, ne dăm timp. Acum fiecare cu părerea lui și fiecare ce crede. Mihaela, cum ești azi? Mai bine. Am fost tristă și dimineața, dar am trecut. Iar a fost foarte relaxată când a venit în casă la noi. Nu m-am așteptat la Mihaela. Eu am spus, Mihaela, cred că în mintea mea ultima fată care se joace și jocul ăla cu Andrei. Da. Dar te-ai fi gândit că o să-i simți buzele lui Andrei? Nu s-a gândit nimeni. Astăzi când ai intrat în casa iubirii? Nu. Dar mi-a dat aseară follow pe Instagram și m-a pus un pic pe gânduri. Cine, Andrei? Am întrebat-o pe Bia, pot să-i dau înapoi. Dar nu știu ce m-ai întrebat. Da, Andrei e super calculat. Andrei nu a votat-o pe Bia ca și lider și apoi a doua zi s-au despărțit. Ți-a dat follow ție pe Instagram și a doua zi te-a pupat. Este super calculat. Andrei, l-au luat căldurile pe Andrei. Dar nu, nu, eu nu... Tema ce? Ia. Tema ce? Acum vrea să-mi o ia pe Emma. La ce atacă stoi? Mâine. Jocul cu pupuică o porni cumva de la o glumă. Dacă trebuie să se desparte de Mihaela și după aia. Da, ai fost mai... te-ai simțit mai bine în jocul cu Andrei decât în jocul... Ai înaude, auzi? Da, dar aici, nu știu, m-am simțit mai tensionată, mai nu știu de ce. Auzi. A, deci ceva acolo, Mihaela, s-a legat ceva că l-ai dat pe spate. A și căzut doamna Andreea de pe scaun când l-a pupat. Da. De ce râzi, mă? A zis Ionuț că o să leșine de la primul pupic. Mihaela, Bia, cum vă înțelegeți? Ne înțelegem bine. Bine. Serios? Da. Wow. Acum ciudat Bia după ceea ce se difuzează acum pe post. Da, sincer, chiar da. În cameră totul bine? Dovada vie că nu s-a așa cum... Serios? Poate... Da, acum am zis să vă certați. Am zis, nu! Ai inițiat-o pe Bia, trebuie să vorbești cu mine. Dar oricum o verifica geamul să vadă dacă doar se rabatea. Că l-am făcut când am ajuns. Am zis, te s-a dat când ai ajuns, te împing. Și azi, măi, Radu, chiar a avut dreptate. Nu, mai dar râde de așa, vă abțin. Dar la hotel, nu. Recunosc că și eu m-am uitat să văd. Chiar m-am uitat să văd dacă e chiar așa. Se dai părul pe geam lui Radu, ca carapunță-l. E de la etajul 6, nu așa. Noi oricum stăm la etajul 1, deci n-ar fi fost atât de grav. Un pasament în plus. Dar nu știu cineva de la 3 metri. Nimica. Doar 3 metri. Dar nu o să vă certați din cauza lui Andrei, să zicem? Nu, eu am zis că probabil acum, după jocul ăsta, să nu... Nu, nu acum tu ai dat. Nu, acum că v-ați înțeles în cameră, v-ați făcut strategia corectă, o să vă împăcați foarte bine. De ce strategie am făcut? Păi uitați-vă, ambele pe Andrei. N-am făcut nicio strategie, eu am făcut nimic gândit. Băieții poate să confirme asta, că n-am făcut nimic. Mihaela, tu te-ai supărat că te-am asociat cu Robert, că am spus că vă stă bine și apoi... strict după două zile ai acceptat un joc cu Andrei, adică ți-a spus lumea că nu ești deschisă, nu așa, ai vrut să demonstrezi exact la lume, pentru că pentru asta faci chestiile și ai vrut să demonstrezi că... Nu, să vă arăt că așa sunt eu fiecare zi, dar aici nu am putut să mă deschid față de voi, nu m-am simțit eu în largul meu. Doamna Andreea, am o întrebare, mă scuzați, fetelor. Da. Natalia, de ce strămurau buzile când erai față-față cu mine?
conexiune. Nu cred. Muream de dorință de a te săruta. Mamă, doamna Andreea, știți cum a luat-o de cap pe Natalia? Am crezut că... Cum a luat pe mine? Ai, nu, ai, am și strigat la tine, mai încet, ușor. Da. Te-ai gândit. A văzut, doamna Andreea, stai liniștit. Te-ai gândit mult. Un băiat hotărât. Andrei. Prea hotărât. Prea hotărât. Dacă fata nu era așa hotărâtă. De eram eu așa hotărât, doamna Andreea? Ia. Ia-o-ți bombă, niciodată. Îți luai și o palmă. Dar te-am simțit puțin nervos, Andrei, că... Oricum, te-am simțit puțin nervos pe tine. Te vroia, Natalia, de ce? Te vroia. Pe oricum, puțin m-am ferit. Nu, chiar nu eram nervos. Era depresiv. Chiar vroia să te sărut. Te vroia, Natalia, el te vrea. Chiar voiam tu nu vezi chestia asta. Chiar voiam să simt buzele, dar dacă n-a fost să fie asta, nu mă supăr, rămânem în Eu cred, Andrei, că nu te-ai sărutat de mult și cred că orice fată o ai în fața ta, ești pe punctul să o săruți. Oh. Ah, păi ce faci, Mihaela, cu Daimine? Dar cam timpul trecut, așa, sincer. Oh. Ce faci, Mihaela, Daimine, acum? După păi s-a spărat că ai ales și altă fată. De wow, doamne! Să lutai pe mine, eu nu făceam așa. Nu e mâine gata, nu mai fac Ema, e mâine îți dau un follow. Ema, să înțelegem că gata, Andrei. Da. Să-și ia gândul de la tine, da? Nu, suntem tot verișori. Tot verișori. A, deci e ok, Andrei. Iarăși îl doare. Așa cred că Mihaela că ar pupa pe orice, orice fată ar fi în fața lui, gata. Da, dacă e un pic atractiv, așa... Gata. Mai ales dacă are ochi frumoși, eu am ochi frumoși. Eu cred că... Eu și mie îmi spune de ochi, să știți. Cred că e cu una în suflet și cu restul de mână. Și ție ți-a zis de ochi? Nu, dar nu mă interesează. Mie îmi plac ochii verzi. Nu, dacă ți-a zis că ai ochii frumoși. A, încă nu. Vezi că verzi are Ema. El are ochi verzi. A, din greșeală. Eu m-am uitat, dar nu am prea remarcat. Nu-ți mai plac verzi. Da, spuneam și eu. Nona? Da. Cum ai dormit? Cu ochii închiși. Bine. Tu? Mm. Da. E căldură? E totul bine? Mai ales cu visul. Gălăgie? Visul? Ce vis? Ies cu Ionuț. L-ai visat pe Ionuț? Da. Nona, poți să spun și eu mesajul? Patrick, îl știi, stai liniștit. Cum așa? Cum să-l visezi pe Ionuț? Păi foarte multă lume scrie, adică că m-aș potrivi mai bine cu Ionuț, pentru că el e mai matur și noi am găsit limbă comună, mai ales că suntem apropiați sufletești, amândoi trecem prin despărțiri dramatice și așa mai departe. După aia m-am uitat la un la o parte din emisiune unde fac băieții teste și doar Ionuț a spus că eu sunt acea fată care mușc buzile mereu. Asta a fost ce am văzut înainte să mă duc la somn și a apărut în vis. Dar am visat. Și ce făceai? Camere roșii. Mușca buzele? Nu, eu îmi mușc buzele, ca de obicei. Acolo a fost o întrebare pe televizor. Cine dintre fete își mușcă buzele? Și a fost unicul băiat care a dat răspunsul corect. Bun. Așa. Și mi s-o port așa, nu știu, cum, Doamne, iartă-mă, suntem Mică. Șapte, suntem frumoase, adică să observ chestia asta. Și m-am dus la somn după aia. Și după aia am văzut camera roșie. Am avut în vis camera roșie cu el. Cum ne țineam de mâini, eram fericiți, așa, era ceva frumos. Că visele pot deveni realitate. Serios, fără glumă. Nu cu el. Da, i-am spus, nu, să nu simt chestia asta când a fost așa. Ce? Uitați-vă la pate, cum să... Foarte bine, mă. E că o să plâng el săptămâna asta, Nuna. Cine, de ce? Ai plâns tu, ai plâns și tu și trebuie să plângi. Dar nu înțeleg. Păi, da, a doua zi, adică dacă mă plângi în vis, e bucurie. Eu am fost fericită, poate, și vine și o lacrimă și la mine. Mm. Da. De ce? Că te despărți de el? Da. Nu, dar ce, sunt împreună? Ca să se noi suntem cu cunoaștere. Mai apropiați, doamna Andreea. Mm-hmm. Așteptăm pupicul. Da, Patrick, te-a deranjat? Dacă m-a deranjat, da. Ce spune Nona, păi da, o zicea dimineață, o spune și seara acum, să ne punem la somn liniștiți. Oh. De seara să te uiți la Patrick. Radu, da. Hai, vino să îți iei scrisoarea. Poți să mă duc să iau eu? Ce repede s-a schimbat. Aici se stă bine. Am spus normal. Să nu stai supărat. Nu. Noi ne cunoaștem. Adevărat, da. E. Ne cunoaștem. Pare foarte relaxat Patrick în momentul ăsta. Pare bucuros să audă toate astea, uite. Păi, dar nu e așa?
Da, ia să trezești și numai atunci când eu încep să... Și fetiță. Să am priviri pentru altcineva. De ce așa? Bravo, bravo. Lasă-l pe el să... Pentru că probabil începe să fie ceva din partea mea mereu pe tine. O, Doamne ajută! Nimeni nu-ți spune stop. Am înțeles. Ideea e că ar trebui să apreciezi sinceritatea nonei. Decât să vezi un material. Bună, Radu! Vrei să ne citești și nouă scrisoarea? Radu, tu nu ești maker, că nu știi să salut. Gata, iertat. Radu, bună, fetelor! Nu mai trebuie scrisoarea aia. Iertat imediat. Inimioară. Cristina, las că eu dai data viitoare. Gata, v-ați îmbrățișat de scrisoarea. Pa, Radu! Wow. Hai, Radule. Nu mai pupa. Bă, da, ce frumos pupi. Da, ia, ce sunt roșete. Aici. Pa! Pa! Îți mi-a spus nimic. Pa, Radu. Nu citi acum. Uite ce roșie. Pa, așa mă zonă. O citește după ușă. Nu, Radu. Nu mai citi. Du-te în casă. Du-te la tine acasă. Se aude. Stau bine, i-am întoi acolo. Da, vă rog, din tot sufletul meu... Sper, îmi doresc enorm să vă înțelegeți acolo în casa băieților. Tare mult mi-aș dori. Tare, tare, tare mult mi-aș dori. Ca până acum. Voi aici sunteți bine. Doamne ajută, da. Doamne să fie într-un ceas bun, să spunem așa. Da. Ne vedem și mâine, de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Pa! Cristina, îți mulțumesc din suflet pentru mesajul pe care mi l-ai scris. O să o păstrez. Oricum mi-am dat seama de toate lucrurile astea și n-am fost supărat pe tine, am fost dezamăgit mai mult de intenția ta, ca să spun așa, deși, pe care am crezut că o ai, deși nu, după mi-am dat seama că de fapt nu asta era intenția ta. Și îți mulțumesc din suflet și abia aștept să te văd mâine. Să știi că țin la tine enorm de tare. Te pup, Cristina. Yes, 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 yes. Woo! Ieri a fost jocul, acest joc la voi în casă. Andrei, tu cu ce intenție ai vrut să joci și cu Natalia? Bianca, ai niște întrebări? Aiurite, să mor eu dacă nu. Stați o clipă. Marinel, te rog frumos cu mine, în primul rând, să moderez tonul. Nu e pentru tine și nu e despre tine. Și acum să-mi spui tu mie că întrebarea mea e aiurea, mi se pare exagerat și imatur. Mulțumesc!